Salutare, fraților, salutare! Face un mic test, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3. Cred că se aude. Da, e ok. Față, sunt rupt. Sunt rupt în gură, dar trebuie să facem live, ce să faci? Straniu că m-am rugat pe telefon pe contul 2. Ghiciți ce, am primit notificare. Acum, notificare pentru live-ul de ieri. Deci cam așa funcționează. Deci am primit acum notificare în dimineața asta pentru live-ul de ieri. Absolut genial, poate cum merge YouTube-ul ăsta. Salutare toată lumea. Deci în primul rând, condolianțe. Eu nu-s popa, s-a întâmplat o tragedie în dimineața asta. Sper că să nu mă înșel, să nu scos pe altă noapte. Dumnezeu să-l odihnească, Dumnezeu să-l aibă în pază. Nu o să... Bine, aici apare un mouse. Nu am pus o poză pentru că... Aș fi putut pune o poză, dar nu știu cum funcționează cu drepturile de autor. Din păcate, YouTube în ultima vreme... Stai să dau mai încet, frate. Prea tare muzica, da. Da, acum e ok. Acum sper că e ok. Salut, salut, salut. Da, spuneam Dumnezeu să-l ierte pe Ionuț Popa. Sper că acum se aude ok. Îmi cer scuze, sunt obosit. O să vorbesc imediat de ce sunt obosit. Sunt obosit tot timpul, dar asta e viața de tătic și asta e când ai familie, responsabilități, ai facturi de plătit și trebuie să muncești. Uneori și până la 3-4 dimineața. Asta e realitatea, fraților. Dumnezeu să-l ierte. O tragedie. Să-l aibă Dumnezeu în pază. Nu am pus o poză, doar am scris în descriere, pentru că din păcate YouTube în ultima vreme funcționează, nu prea îl înțeleg, când vine vorba de drepturi de autor, da? Când vine vorba de drepturi de autor, risc să iei strike de la absolut nimic. S-a întâmplat recent cu foarte multe canale, s-a întâmplat chiar și cu canalul George, pentru că am făcut o reacție la, efectiv, la o muzică. Avem o donație din partea lui Cristi Mersi Bro. Nu avem acum, o să dau încă o dată donația ca să se vadă. De la Cristus 3. Salut moșule, mai ai timp să zici și mie azi, am uitat să scriu pe Discord. Săptămâna viitoare, bafta la pecuri. Cristus, dă-mi un mesaj pe Discord, bro, și dacă ai răbdare până la final, dar nu avem multe conturi, avem 5-6, deci sper în 2 ore să terminăm. Și așa, nu sunt pecuri cum era odată. Deci, lasă-mi, te rog, un mesaj și îți deschid cu mare drag. Mersi frumos pentru donație, bro, apreciez. Mersi pentru donație, apreciez, bro, apreciez. Hai cu life-ul scurt, hai că e scurt dacă e. Da, spuneam, în primul rând, condoleanțe, Ionuț Popa, nu m-am folosit de imagine de poză pentru că nu știu cum funcționează cu drepturile de autor, se dă strike aiurea în ultima vreme, așa e pe YouTube, așa că mai degrabă sufli decât să te frigi. Motivul pentru care sunt obosit, ei bine, fraților, dacă tot am dat aici tranziție, lăsa aici, nu mă duc înapoi, vreau să mă duc înapoi pe ăsta. Pe miniatura asta pe care am făcut-o eu, dar nu mă duc. În viața reală ce se întâmplă? Mai și muncești, frate. Și uneori, da, muncești, chiar dacă eu muncesc de acasă, de la birou, de la PC și pare fan, și e fan, trebuie să recunosc, nu-mi cer o sândă, fac ceea ce îmi place. Însă, uneori, ca să țin în viață și canalul ăsta, eu nu trăiesc din asta. Mi-aș dori să o fac, aș minți să zic altceva, dar nu e cazul și nu vin într-o familie săracă, dar nu vin nici într-o familie bogată care mi-a pus la dispoziție nu știu ce proprietăți să le dau în chirie sau nu am nici pe nimeni în politică să mă pun acolo undeva sus să iau 50, 60, 100 de milioane pe lună fără să fac nimic, așa că trebuie să tragi, frate, și e bine să ne ancorăm așa de realitate și asta vorbesc cu publicul meu mai tânăr, să nu iei absolut tot ce se zice media, ce se arată în media, să trăiați ce e bun, frate, inclusiv pe platforma asta YouTube. Știți cum e, nu tot ce zboare se mănâncă, nu tot ce apare aici, să luați anumite show-uri ca atare, și anume show, spectacol, da? Nu tot ce zice un content creator e pe bune, nu tot timpul atitudinea e cea corectă. Și o să ajungeți la un moment dat, când terminați de ce e o facultatea, să vă luviți de un zid, nu? Să plătiți facturi, să fiți foarte, foarte calculați cu bani, să aveți responsabilități, să aveți
soție, familie, copii și atunci trebuie să munciți. Sau să furați, eu nu judec acum, eu nu îndrum pe nimeni, nu zic la nimeni, dar e greu indiferent și, da? Și 99,99% asta o să facem și atunci da, de asta m-am și obosit pentru că a dormit 3 ore, pentru că a stat până la 3 jumate dimineața, la 6 jumate s-a trezit pentru că are copil mic. Ca să muncesc, fraților, ce să faci? Asta e. Așa că astăzi, astăzi nu o să fiu pe foarte mare, mare hype. Alexandru, salut, Alexandru, salut, salut, Adrian. Deschidem și la Adrian, îl dinorucim iar pe Adrian, îl dinorucit ieri cu un icon. Apropo, mai avem un icon, cred că l-a făcut Bogdan și dăm drumul la treabă. E tare muzica, da, ok. Fraților, pe respect, suntem 100, când facem 100, hai poate adunăm și 100 de butonașe, îi dăm drumul, îi dăm drumul la treabă, intrăm direct în pecuri, da? Și mai vorbim pe parcurs. Moșu, ai văzut golul lui Sergio Ramos, de senzație, frate, de senzație. Bă, ce lovitură liberă a dat, mă, golană, mă. E un jucător genial, chiar e, frate. Știu că e rău, că e... Na, nu toată lumea e de acord cu modul în care se comportă în teren, însă, să fiu sincer, eu am fost fundaș și ca fundaș trebuie să fii un pic rău, trebuie să fii dur. Uneori exagerează, probabil că da, dar știți cum e, în meciul ăla important, intervinea de adrenalină, nu cred că intră el intenționat într-un anumit fel, dar intervine adrenalina, atunci e un jucător foarte, foarte bun, e un jucător foarte bun. E untradeable, da, Bogdan? Acum luăm. Hai să vedem dacă a făcut 100 de butoane și dăm drum. Nu o cer mult, frate. Noi care eram 4, 500, 600 pe live, acum și la 100 e ok. Nu o cer mult. Dacă aveți plăcere, evident. Am luat de League One to Watch la... Și eu am luat. Și eu de... One to Watch de aici. Mă gândeam că la Pro Evolution Soccer. Criminal la Mos. Chiar e bun, frate. Chiar e bun. Salut, dragul. Salut, fraților. Ați deschis-o? Nu mi-a zis să deschizeți acum? Da, frate, nici n-aș, 120 pe like, mulțumesc frumos, fraților, 70 de buton, așa avem și un dislike. E ok, e bine venit și dislike-ul. E bine venit și dislike-ul, frate. Salut, salut, Octav, salut, Sebi, salut, dragul, salut, Tudor, salut, frate, Alen, salut. Vin și eu după tur de 24 de ore, te înțeleg. Da, frate, da, ce se face, asta e. Lasă că la noapte mă culc mai devreme, frate, să avem mâine live cu Weekend League, să avem bateriile încărcate pentru Rage. N-am ce să fac, frate, n-am ce să fac. Forțez. Asta e, frate. Munca nu omoară pe nimeni și nu încerc. Sunt foarte, foarte recunoscător, în primul rând, lui Dumnezeu pentru familia pe care mi-a dat-o, pentru faptul că am un copil și pentru că tragem împreună la o căruță. Sunt foarte mulțumit de ceea ce fac. Fac ceea ce îmi place și chiar dacă trag foarte mult de mine, asta e, fac ceea ce place. Într-un fel nu am șef. Asta mi-a îndurit, să nu am șef. Dar aș minți tot. Adică, știți cum e? Nu e chiar așa. Nu am șef pentru că nu sunt angajat. Sunt angajat oricum la mine, dar am unele contracte și unele termeni pe care trebuie să-i respect. Pentru că dacă nu-i respect și nu mă țin de treabă, pierd banii, pierd cu respectivele contracte. Și da, chiar vorbeam azi, am lăsat la băieți, vorbeam cu, mă rog, cu niște prieteni mei care sunt tot în domeniul ăsta. Avem o problemă acum cu piața asta din India și chiar scriam azi pe Discord de Lupetul, lui Adrian, lui Alex. Avem o problemă cu băieții din India care sunt foarte... Noi în Est Europa suntem foarte ieftini pentru partea aia, America, Canada, chiar și pentru Anglia. Eu n-am treabă cu Anglia, eu am, știți, cu Canada în partea aia. Dar India intră pe piață din ce în ce mai ieftin, frate, din ce în ce mai ieftin și da, trebuie să schimbi ceva, trebuie să dai calitate mai bună ca să poți să faci față. Foarte ieftin, frate, undeva la jumate de preț. Față de ce oferă Europa de Est, deci vă dați seama, deja Europa de Est e ieftină. Da, nu știu ce să zic, e destul de complicat, frate, și cu mediul ăsta online. Băiatul din spate are aproape atacul suprem. Da, într-adevăr, suntem pe contul lui Bogdan. Bruno e un must, trebuie să-l faceți. Recomand să intrați pe... Ia să vedem dacă am făcut butonașele. Pe review-ul lui Inception, 91, haide frate, încă nu butonașe, suntem 150 pe live. Pe review-ul lui Inception, facem un review și îl punem, e foarte important, mie îmi place cum face tipul review-urile, pentru că lasă să se miște natural, așa, off-ball, și îl schimbă, în cazul lui Bruno, îl schimbă poziție de cam, în flank, el nu recomandă în flank, el crede totuși că cam aia e poziția, pe striker, nu-i place pe striker, sau îi place pe striker, o să vedeți pe review-ul ăla dacă joci cu balance cu un false 9, da? Un false 9 acolo,
probabil și datorită work rate-ului și joacă foarte bine, atenție, eu n-am văzut care are 5 stele WeFood, eu sincer azi am văzut, trebuie să recunosc, ieri nu m-am uitat, azi m-am uitat și am văzut care are 5 stele WeFood, nu știam, cartonașul care are 4 cu 4 și e un boost important, pe poziție de CDM, atenție, el zice pe poziție de CDM, zice inițial Shadow, eu cred că Anchor, cred că zice și el, eu zic că Anchor ar merge, pe poziție de second CDM, cu high, te aduce în 80 plus acolo pe defending, bă, nu e rău, nici poziție de second CDM, eu totuși îl văd cam. 100 de butonașe. Bun, frate, avem 100, nici nu mai controlăm. 100 de butonașe. Hai să dăm drumul la treabă. Arată bine, trebuie făcut. Aveți timp 22 de zile, da? De ce e timp berechet, fraturi? E timp berechet. De asemenea, ce zice... let's go! Hai, Alex, imediat la tine intru. Imediat la tine intru. Deschidem acum la Bogdan. Moșule, e untradeable. Bine, fraților, mulțumesc frumos pentru prezență și... îmi cer scuze dacă par obosit, chiar sunt. Sper să înțelegeți și... na. Asta e. Înțelegeți, frate, înțelegeți cum se întâmplă. Ok, nu avem premiere la Food Champions? Ce s-a întâmplat? What? Nu avem premiere la Food Champions? Stai să dau refresh. What? Stai! Stai că n-am văzut ceva neregulă. Nu, no, le strângem oricum, frate, știți că nu cer. Ieri am fost nesimțit, am cerut niște butonașe la un icon, am deschis o mână de iconuri, de, mă rog, garantate de alea. Și am cerut niște butonașe, am fost nesimțit. Eu de obicei nu cer, frate. Dacă lumea are plăcere, dă, dacă nu, nu, nicio problemă. Dar asta pentru că eram undeva la 430-420 pe live și aveam numai 200 de butonașe. A, atâta, frate. A trebuit să dau restart. M-am speriat. Bun, deci untradeable. Stai, ce? Da, asta am zis și eu. Say what? Say what? Jumbo, rare, mega. Ok, untradeable. Dă să mai dau o dată. Untradeable, frate. Nu, untradeable. Nici nu mai văd, fraților. Nici nu mai văd. Mă înțelegeți, frate. Exact când veniți de la muncă, tura de noapte sau după o tură de aia de discotecă pe la 4 dimineața și la 7 sunteți în picioare. Cam așa sunt eu acum, lovit de tren. Bun, untradeable, cred că am dat bine aici, nu? Asta e untradeable, da, pana. Sper că am mai făcut o dată așa, treia să iau altceva și am luat. Ring 1, a tras ring 1 foarte bine. Eu nu cred că eram ring 1, dar nu cred că am rămas ring 1, frate, că n-am mai jucat aseară. Și acum mergem imediat pe Food Champions. Avem undeva la 30 de pack-uri, ceea ce e important. Gol 3, foarte bine, foarte bine. Merge forța puțin la gol 2. Eu am zis că gol 3, da, de fapt gol 3 e OP, frate, nu vă bateți capul, cel mai bine gol 3. Avem două picuri, nu avem garantat 90 plus, dar eu sunt fan convins că o să prindem 90 plus. Fraților, pe respect la toată lumea, bă, fan convins, dar nu chiar. Fan convins, dar nu chiar. Uite că nu e chiar așa. Deci nu avem garantat din gol 3 90 plus, dar de la Gold 1. Și avem așa, avem pe Lasagna, care are 5 stele, da? 4 cu 5, 97 cu 88. Poate fi un super sub bun, sincer. Poate fi un super sub bun, deși la ce echipă are Bogdan nu se pune cazul. Dar, sincer, rămâne chiar în 6-2, rămâne accelerație, sprint speed și dacă îi dai ceva, un boost pe shooting, cred că ar intra în shooting 99 cu cel puțin 95. Pare un super sub bun sau Carlos Eduardo. Eduardo, da? Luăm pe Eduardo ăsta pentru că e high rated. Ok, Eduardo. Eduardo. Hai să vedem totuși dacă agățăm un high rated, 90, da, mă, avem, aia zic. Asta și vreau să văd, fraților, asta vreau să văd. La gol 3, genul ăsta de jucători care ajută foarte mult la SBC, frate. Adică nu-ți fost creierii, dacă l-ai prins pe Andrado, vin 94, poți să prinzi și Neymar la gol 3. Despre asta e vorba. Eu zic că e win. Jucători de 94 la gol 3, eu zic că e win. Eu chiar zic că e win, fraților, eu așa zic. Ar fi bună niște lasagne acum, dar ar fi bună o cafea, frate, dar nici nu pot să vă forțez foarte mult. Am băut deja o cafea, nu forțez foarte mult. Hai să dăm drumul la pecuri și să sperăm bine. Suntem aproape 200 pe like, mulțumesc frumos, fraților, nu uitați de butonașe. Rotă 1000 de like-uri, hai cu 1000 de like-uri dacă e. Bă, dar ce terminat, îți mut în cameră, nu vine să cred. Bine, moșule, tu ești terminat, da, de la o vârstă, ce vrei să faci? Rup de oboseală, frate, rup de oboseală. Ok, ia-ți vedea că reușim să salvăm ceva, badabum, badabum, sper că nu se aude foarte tare muzica. Nu am băgat Team of the Week la picuri, nu, avem din, aoleu, stai, da, Quick Sell, da, vreau să controlez astea totuși. Așa, am apăsat greșit. 500, ai loc? A, ai loc, ți-l trimit sus. Că-l dai cu 4-500, e păcat, Real Madrid, așa. Neața, salut Sergio, salut Vlad, salut Voicu, salut Alex, salut Denis, salut Vlad. De ce Team of... Nu, avem din... dar am scris în descriere, în descrierea clipului scrie, avem release 1. Oh, cel puțin bord, deci avem șanse
Bine, e UCL, de obicei asta UCL 84, dar hai poate luăm un knockout, ar fi frumos un knockout. Nu, rămânem cu 84 din păcate, e doar 84. E vorba de Callejon. Avem șanse, mă rog, impropriu zis, dar avem șanse la Messi și Neymar, atenție, da? Salut Mihai, salut Fabian. Team of the Week intră azi la 8. Nu cred Ovidiu, cred că mâine la ora 8, nu știu sigur, n-aș vrea să mint, sincer nu știu sigur, dar cred că mâine la 8. A, eu am dat din întâmplare. Așa s-a învățat să dau la astea, fraților, da? Ar trebui să vedeți. Mâine la 8 o să avem release 2. Nu știu sigur, n-am citit nici în tweet, dar cred că mâine la 8 o să avem release 2. Nu știu sigur, frate. Nu știu. Messi, Neymar și Ronaldo. Ah, și Ronaldo, bravo. Și Ronaldo de 95, am uitat. Bravo, așa este Jon Snow, așa este Ion, așa. A intrat moșul Team of the Week. Avem și Team of the Week. Da, e, dar nu era premii, nu, n-ați înțeles. E intrat de ieri Team of the Week, dar nu era premii, despre asta e vorba. Team of the Week intră miercuri. Mă referam la premii și dacă săptămâna viitoare să avem release 2, mă gândesc că joi, sper că joi, la premii o să avem release 2. Mă, sper să nu mă înșel, sper să rămân așa. E posibil să vină ei cu Team of the Week. Știu că a intrat Team of the Week și avem, chiar mă uitam, am impresia că De Bruyne, ne putem uita de fapt. Cred că De Bruyne, dacă nu mă înșel, nu avem pe De Bruyne, de ăștia. De Bruyne cred că e cel mai high rated. La premii e release 1, frate. Adică ăsta, unde? Stai mă, n-am o poză. Stați un pic, frate, n-am un rahat de poză. Trebuie să am o poză pe aici pusă. Unde mama ei? Dar de fapt ce poză, mă? Stai că fac așa. Hai să trimitem ăsta. Stați că vă arăt imediat, frate. Release 1, fraților. Ken de 93 la draft. La draft să-l joace ei. Trebuie să bage SBC. Trebuia să bage SBC, fraților. Mă refer la premii, fraților. La premii avem ăștia săptămâna asta, dar nu văd odată. Chiar o să dau mai încolo, vedeți? Best of Release 1. Deci avem jucătorii ăștia. Din jucătorii ăștia, bine, o listă mai mare și leva, o să avem picuri, da? O să avem picuri, red picuri. Nu știu, aici e... din jucătorii ăștia. Aici evident că avem Team of the Week cu De Bruyne, cum am zis, și Benzema. Ok, pentru SBC. Nu știu dacă jucătorii sau Osam Maximin chiar e bun. L-am pe ăla de 84, chiar ok. N-are 5 stele la WeFoot, are doar 4. Nu știu dacă și jucătorii ăștia sunt în pecuri. Asta nu știu. Și jucătorii ăștia cumulați cu Summer Heat? 7 zile. Nu, fiți atenți, 7 zile, 8 ore. Deci abia vinerea viitoare. Deci mai avem încă o săptămână toți jucătorii ăștia în pecuri. Băi, bine. Sincer e bine, pentru că îl avem pe Messi, îl avem pe Ronaldo și îl avem pe Leva. Deci abia vinerea viitoare, mă. Deci așa e, release 2, vinerea viitoare, ține 2 săptămâni eventul și de joia viitoare, în mod normal, ar trebui să avem încă o dată release. Dar e bine, frate. Dacă dau, sper să nu schimbe. La premii nu cred că mai intră Team of the Week. E perfect atunci, e perfect. Dar și Team of the Week este în pecuri cu Summer Heat. Ce vrei să zici, Adrian? Adică la red pick-uri avem și Team of the Week cumulat cu Summer Heat? Dacă e așa, e mai nașpa. Moșu l-am prins la dimineață pe Messi 96. Bravo, felicitări. Bună, Moșu, merge în bandă. O chestiune de preferințe, fraților. Intrați pe review-ul Inception. El nu recomandă. El personal. Repet, stilul bate stilul. Asta nu înseamnă că el are dreptate. Intrați și vedeți review. El recomandă pe poziție de cam, nici măcar pe poziție de striker și second CDM, dar pe second CDM el i-a dat sniper, da? Nu stă bine pe finishing, i-a dat sniper pe poziție de cam și cred că sniper e cel mai ok, pentru că de-a pus 15 pe finishing, rămâne 96 atac în poziție, aduce 99 finishing și dă boost important pe agility, balance, mă rog, pe tot ce înseamnă dribbling. Și eu nu cred că 94 cu 90 e suficient pentru bandă. Nici el nu recomandă în bandă. Avem și un primaică, n-am uitat. Nici el nu recomandă în bandă. Asta nu înseamnă că e greșit să-l joci în bandă. Te duci și dai un Hunter sau un Hawk și el joci în bandă. Sau un Engine, da? Mă refer la ăla de 94, vorbesc de la 94. Sau un Engine și el poți juca și în bandă. Îl recomand în bandă? Sincer, nu. E posibil să fac eu să joc acolo pentru că n-am unde să-l joc. Dar poziția lui nu e chiar în bandă. Pe poziție de cam. El e cam, frate. Despre asta e bună. Tu ai pe Son Gold în bandă. Am înțeles. Păi îl treci pe Son pe cam.
sau Messi 94 pe cam, Bruno Fernandes sau Messi 94 pe cam, greu să se spun. Messi e o pie stricat, știm cu toții treaba asta, însă și Bruno Fernandes și Meta și boost-ul ăla la 5 stele WeFoot e important, devine imprevizibil, fraților. Plus că are outside foot trade-ul ăla, ok, cel puțin board, de asemenea că reușim să prindem un walkout. Walkout! Walkout Team of the Week, dacă nu mă știu, nu caut Team of the Week, dar e Team of the Week, sunt sigur că e Team of the Week. Zapata? Zapata, nu? El e Zapata de 88. E bine, mă. E bine, frate. Mă, drop rate-ul e ok în perioada asta. E ok. Știu, la final de joc, dar e important. Pentru că putem să facem SBC-uri, inclusiv Prime Icon-uri. Nu e tradable. Nu ne interesează. Adică nu neapărat. E tradable sau untradable, contează mai puțin. Și eu tot am tradable să iau, apropo. Bun, câte ceas? Am zis că la 6:30 termin două conturi. Cred că începem, nu știu dacă termin două conturi, dar începem pe al doilea cont. Cu siguranță până la 6:30. Pe contul lui Alex, așa. Bun. Iuli ne-a pregătit, avem și un icon pack, da? Sper să nu ne dea o coce, ne-a dat o cocea. Iuli era, ok, cel puțin board, ne-a pregătit și el un icon pack. Oh, bine, bine, și... e de ăsta, mă, zic să zic. E Winter Refresh-ul, frate. 83, frate. Bă, dacă nu mă înșel pe ăsta, l-am prins când exact la garantat, ce mizerie. Ok. Walkout. De ce walkout, mă, că e 83, frate? Vreau să-mi pun niște ochelari. N-ai niște ochelari, moșule, pe aici? Ce mizerie, frate. Mă, degrabă dădea un 84, normal. Mă, degrabă dădea un 84, normal. Te-ai mai lăsat și walkout, frate. Te faci să te bucuri, așa. Ai așa, aoleo, walkout. De ăsta special, să vezi ce-mi dă. Și-ți dă moia. Bruno sau KDB de 94? Din nou, nu cred că greșești nici cu unul, nici cu altul. Bruno mi se pare mai agil, mi se pare mai ok pe... Nu știu, aș merge pe Bruno, frate. Dacă ai pe NBA untradeable, nu știu, mă. Oricum, 22 de zile aveți timp să-l faceți pe Bruno, să-l încercați, fraților. Îl încercați. Eu zic să mergeți să-l faceți. Neapărat să mergeți să-l faceți. Și-l încercați. Adică dacă l-ai untradeable pe KDB de 94 și l-ai și pe Bruno untradeable, îi joci și vezi cum te regăsești. Du-te, poate chiar și în flanc, da? Eu nu recomand în flanc, dar asta nu înseamnă că nu poate fi jucat în flanc. Poate pe stilul vostru se pretează foarte bine în flanc. Nu e greșit. Eu, spre exemplu, jucam și chiar m-am înțeles foarte bine pe ăștia-i lăs cu... Și acum o să râdeți. Dar știți foarte bine că aveam o perioadă în care... O perioadă destul de mare în care jucam super sub cu Werner în bandă, pe final, pe Werner, pentru că vreau să am neapărat accelerația aia, eu așa zic, că și de pe bancă, sau mai ales de pe bancă, trebuie să ai cel puțin 95-96 la accelerație, de preferat 97, da? Pentru un super sub. Și eu jucam cu Werner în bandă. Mie mi-a plăcut foarte mult Werner în bandă, care el e striker, așa că depinde, stilul bate stilul, frate, nu există, ok, bine sau rău. Walkout, hai poate de data asta e unul mai bun. Nu zic că din nou Zapata, nu e Zapata. Left middle de la Juno. Ah, de asta combo bla bla bla. Ok. Mestroza. Minestrone. Ah, minestrone. Ma benvenuto minestrone. Au, și antrele de bol, dar nu contează și avem și un vițel. Ah, minestrone cu vițel. Merg împreună, un vițel la grătar, un minestrone de așa băgat aiurea. Ok. Asta ce cu el? Nu ne interesează. Ia să vedem dacă salvăm ceva. Un Ruli. Hai că Ruli dacă e. La rezultat cel mai probabil va fi footballster și future star. Bă, să vină orice. Bine că ne țin aici în joc. Da? Eu sincer aplaud inițiativa celor de Electronic Arts. Știți foarte bine că eu mă iau de ei când e cazul. Și m-am luat de ei de la începutul anului. Evident, fair play, niciodată n-aș jignit, nu stă în caracter, nu-i stilul meu. Însă, asta e, reprezintă o comunitate, sunt fan acestui joc și îmi exprim o nemulțumire, aca pentru unii frustrare, poate fi luată și ca frustrare. Dacă ești fan sau dacă joci un joc, asta nu înseamnă că trebuie să accepti rahaturi, nu? E normal, e dreptul la opinie. Dar în cazul ăsta aplaud inițiativa lor pentru că de obicei, cam asta s-a întâmplat inclusiv anul trecut, după ce se termină Team of the Season, jocul are o cădere sau o scădere. Ei bine, anul ăsta, sincer să fiu, nu mi-a plăcut cum au jucat-o de la începutul jocului când vine vorba de content, dar pe final de joc îmi place foarte mult ce au făcut. Și anume, jucătorii ăștia care sunt Mendy, Ndombele, Bruno,
te fac pe tine ca jucător, ca fan, ca FIFA player, ca nu știu, rage nebun, ca ce vreți voi, ok, ca fan în primul rând al jocului, să joci. Ok, walkout, să joci, da? Te fac pe tine ca jucător să rămâi angrenat aici, să rămâi aici în FIFA și e foarte important. Bravo, bravo. Jucători importanți pentru care merită să faci grind chiar și în luna iulie sau în luna august. Chiar ok, bă, ok, chiar îmi place cum am procedat acum, chiar îmi place. Bine, puțin unfair, pentru că mulți vă dați seama, în momentul în care îl vezi acum pe Bruno Fernandes, dar știți cum e, e final de joc într-un fel. După 5 win-uri, ăla Player of the Month, după 5 win-uri la Rivals, indiferent în ce ligă te afli, îți dă un cartonaș Moca de 90, pe care dacă tu l-ai făcut când a ieșit atunci Player of the Month, ai cheltuit un milion, 1.200.000, 1.300.000, nu mai știu, undeva la 1.000.000 era, 1.000.000 plus. E bine, puțin frustrant pentru cei care l-au făcut și au cheltuit atunci 1.000.000. Bine, eu am zis de atunci, nu recomand să-l faceți, să dați 1.000.000, mi s-a părut absolut exagerat prețul. Poate aceeași situație și cu Foot Birthday, e vorba de Mendy ăla de 85. Aceeași situație și cu ăla, ați cheltuit 4.500.000, dacă nu mă înșel, cam atât a costat. Și acum, mă rog, majoritatea sau toți l-au primit Moca după 5 winner, dar știți cum e, trebuie să vă gândiți că v-ați folosit de cartonașele respective o perioadă. De exemplu, la Foot Birthday, nu știu când a ieșit Bruno, player-ul numai, la Foot Birthday, în perioada Crăciunului, nu? 6 luni, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie. Da, 6 luni, v-ați folosit din jucător 6 luni. Bă, eu zic că e ok, frate. Eu zic că e ok. Salut, salut, Cătă, pe respect, bro. Salut, nici nu știu dacă trebuie să-ți deschid, cel puțin bord, nu am vorbit în privat, Cătă, dacă trebuie să deschid, te rog frumos să-mi lași un mesaj și deschid cu mare drag. Hai să facem 200 de like-uri, hai, moșu merge Messi de 96 în 8 cam? Da, eu zic că merge în 8 cam. Cum să nu, merge. Cardul era top, nu erau toate cale bustate, corect, și asta e adevărat, dar chiar și așa cam scump, frate, cam scump. Deci 1.200.000-1.300.000 cam scump. Ce jucători sunt la Red Pick? Din release 1. Ok, tradable ăsta, e bine, mă. Tradable, preț de discard, e bine. Mă, nu a fost rău până acum. Sincer, rău nu a fost. Chiar nu a fost. Nu am primit nimic fantastic, dar avem două walkout-uri. E bine. Chiar e bine. Ok. Salutare, salut Alex, salut. Nu-ți vei la timpul season 8 sau Messi Gold în 10? Mă, știi care e faza? Eu mi-e puțin greu pentru că eu nu prea sunt fan așa la weak foot cu 2 sau cu 2 sau cu 3 stele și Messi mi se pare OP. Personal aș merge pe Messi, deși nu-l văd neapărat pe Messi striker, bănuiesc că pe striker vei, nu? Rally Mega Pack, avem și Prime Icon, ok, tot ui de Prime Icon ăsta. Nu greșești nici cu unul, nici cu altul. Eu dacă ar fi să aleg eu probabil că aș merge pe Messi, dar nu înseamnă că e greșit să mergi pe Vela. Ok, avem doar un board, o să dau skip și la board. Nigeria, cine e Ndidi? Acum am învățat steagul de ieri, Ndidi, da? Pentru că ieri mi-a picat o cocea, 2.84, pe contul ăsta. Ne-a dat o cocea, ne-a omorât. O cocea pe contul ăsta și nu mi-am dat seama inițial, nu știu de ce, mă gândeam la Côte d'Ivoire, mă gândeam la Coasta de Fildeș, deci mă gândeam la Drogba și era așa, nu era win neapărat, dar nici lose, când colo ne-a dat o cocea, adică ne-a zăpăcit cel puțin board. Nu e walkout? Ah, interesant. Wan-Bissaka pe 10 sau mergem Wan-Bissaka pe 10 fără doar și poate? Fără doar și poate. Wan-Bissaka poate fi în game. Sunt unii jucători pro care îl preferă pe jucători pro, mă refer jucători de top 100, nu neapărat care jucători de regionale. Și content creator. Care preferă, spre exemplu, pe Wan-Bissaka chiar și în fața lui, nu știu ce, probabil chestiune, în fața lui Arnold, da, pe poziție de right back, Moșule, Ricci 96 sau Eusebio Mid, ce întrebare grea e asta, frate, e întrebare foarte grea, walkout, team of the week, fundaș, în culu, cine-i? In culu. Bă, bine, mă, 3 special carduri. Bă, bine, mă, bine. Chiar am început bine, sincer. 94 la Red Pick de la Gold 3. 3 special carduri și ăsta e și 3 de bă, nu? Bine, mă, frate. 3 walkout-uri special card. Nu e rău. Bine, nimic fantastic, dar
ca resurse, e bine, fraților. Adică aduceți-vă aminte când deschideam sutele alea de pack-uri fără să luăm walkout, nici măcar un walkout de 86 și acum 20 de pack-uri, 3 walkout-uri. Deci e ok. Încolo. Am pierdut mult. Nu, no, vreo jumătate de oră, dar doar de vreo 10 minute, un sfert de oră deschidem pack-uri. Un sfert de oră am vorbit. Din nou îmi cer scuze dacă par obosit, chiar sunt obosit, am dormit doar 3 ore. Asta e. Unii mai ce muncește, noaptea târziu. Ce să facem, munca nu omoară pe nimeni. Bine că e, mai rău când nu e. Asta e din momentul că asta, ăsta cred că e din Team of the Week, da. L-am văzut pe Dumitru, salut. A, tu m-ai întrebat, Bețivanule. Dumitru Moldoveanu Bețivan. Întrebare foarte grea, frate, Rice 93 sau Eusebio Mid? E o întrebare foarte grea, pentru că ambii sunt ok. Deși eu aș merge pe Eusebio Baby. Știi că Eusebio Baby mai bun decât la Mid. Sau Eusebio Prime, ăla de 93. Rice 93 sau Eusebio Mid? Greu să se spun, frate. Ambii sunt ok. Ambii sunt ok, frate, dar greu să zic, chiar greu să se spun. Nu știu ce, aș merge pe Eusebio, nu știu ce. Am ceva așa cu iconurile astea meta și stricate, dar și Rice e foarte bun și foarte stricat anul ăsta. Walkout, din nou Team of the Week, din nou Germania, fundaje data asta de la Borussia Hummels de 88. Bă, ce bine a dat! 4 special card? 4 walkout-uri special card? 4, nu? Ok, deci avem un 94 până acum la red, perfect, de la G3, ceea ce e bine, cred eu. G3 și 4 special card. Și e 3 de bărți. Bine rău, mă, bine rău. Chiar bine, frate. Bă, dacă dau așa pe fiecare cont, oho, e super GG. Dacă dau așa pe fiecare cont, e super GG. Am intrat și eu, am început noroc. Nu, nu, dă bine ultima perioadă. Din păcate nu avem nici măcar board. Aici e problema la pack-urile astea serioase. Cât pack-ul e mare, cu atâta moia e mai mare. Și e mai bine la pack-urile mici. Așa a fost anul ăsta. Aoleu, în 3 de bol ăsta. Nu, am greșit. Invers. Murilo, ia să vedem dacă reușim să salvăm pe Murilo. Vând dihor. Ce ai scris, mai vând dihor, mă? Moșule, câte are la capacitate? Hai că am dat capacitatea dacă e. Hai că am dat capacitatea dacă e. Dacă mă întrebai câte a luat fictarea capacitate, poate atunci era ok. Ok, quick sell. Mi-a dat Aguero Inform 90 din pack-uri de 5.000. Mă, am auzit pe multă lume la pack-uri de 5.000 care prinde bine, fraților. Eu sincer n-am prins și de asta și le las pe episod. Trăiește pe live, mulțumesc frumos, fraților, nu uitați de butonașe. De asta le las pe episodul. Ok, cel puțin board, ia să vedem că e walkout. Nu e walkout, e doar board, dar cred că e un board in form. E o Croația board in form de la Beşiktaş. Ce fundaș e ăsta? 83, Vida. Ok. Mi-a dat de ric de 88 din gol pacheri. Uite, mă, asta, la multă lume aud, frate, dar nu... Oh, bine, mă, bine, păcat că e, vreau să zic și eu, Joao Felix. Apropo de asta, dacă toți suntem aici, mai facem o mică paranteză. Pentru FIFA 21 o să avem aceleași variante, Standard, Champions și Ultimate. Pentru Ultimate, pentru cine, și eu o să... Na, eu fiind content creator, o să fac treaba asta. Nu recomand neamără să o faceți, eu o să o fac. Dacă prenotați până pe 14 august, o să aveți din nou un one to watch. De ce vreau să deschid puțin așa, 10 secunde vorbesc. Subiectul, mare țeapă. Deci mare țeapă, cea mai mare. Deci șansele să prinzi ceva ok sunt extrem de mici. Probabil că 0,1% din toți care au luat Ultimate au prins ceva cât de cât decent, ceva pe care l-au folosit la un moment dat în joc. Joao Felix, în momentul în care ți-a dat la început, vedeți, nu a luat niciun boost. Deci 80, frate. Nu știu dacă și-a luat un boost sau și-a luat un boost. Nu știu dacă era 79-78, dar evident că e luz. Eu l-am luat pe... Nu mai țin minte, frate, cine mi-a dat. Mi-a dat tot așa un... Nici nu mai țin. Eu, vici, nu știu, o mizerie pe care n-am putut să o folosesc. Și atunci e o mare țeapă, da? Asta ca să vedeți cum e cu one to watch, asta one to watch, da? One to watch. Cum să vedeți cum e cu one to watch ăsta, frate. Deci nu vă aruncați capul înainte pentru că... E țeapă mare. Eu o să o fac? Da, o să o fac. Dar asta e, fiind content creator, cât să fără, nu cât să fără. A, Pulisic, bravo Vlad. Uite, mă, fan adevărat. Pulisic, bro, și mai rău. Pulisic am luat, ai perfecte dreptate. Pulisic, cătă la fel, da. Pulisic, frate, nu știu eu, Jovic. Nu, Pulisic, bravo, Pulisic, frate. FIFA 20 este și pe Steam. Da, nu sta pe Steam, sunt curios cum o să fie și pe... Bine, eu sunt curios de o chestie, frate. Eu sunt curios de o chestie.
Xbox-ul anul ăsta o joacă tare. O să vedeți, cel puțin Bird. Ia să dacă e Walkout. Walkout. Bird, Walkout, din nou inform. Chile Striker. A, nu informă. Are aceeași animație ca la inform? Paradis. Am ajuns în paradis. Am ajuns în paradis. Bun, 5. Oh, și Walkout. Ce frumos e pe ăsta și în Didi. Bun, 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 bun. Bine de tot, frate. Și ăsta e vreo 30 ceva de mii pe Xbox în momentul de față. 33 de mii parcă am dat ieri că l-am cumpărat, nu? Da, da, da. Bine, deci 4, 5, 6, 7 walkout-uri pe componentul de azi. 6 sau 7? 7 parcă. Ok, 7 walkout-uri și mai avem două pack-uri de 55 de mii. Bine, mă, 7 walkout-uri. Chiar bine, frate. Acum, ok, cel puțin Bird. Cel puțin Bird. Eduard, Bird, o să dau skip. Important este că am avut mare gândire să nu se să inform, este un mare talent. Dar nu e vorba de el, nu e vorba de el, Cătă. În general, vorbesc în general. Dați-mi bani, de ce să-ți dăm bani? Ne-ai înjurat, ne-ai asta? Nu, are rost, de ce să-mi dăm bani? Pentru ce să-ți dau bani? Dați-mi bani. Pentru ce să-ți dăm bani? Dacă nu-ți place ce facem noi aici, ești tu singur, frate. Adică nu are rost să stai pe live. Dar să-ți dăm bani așa, iurea, nu văd rostul, sincer. Părere Lucas de 93. A, e bun, frate, Lucas de 93. Eu mă gândeam să-l fac, dar acum, sincer, nu știu dacă-l mai fac acum. Modul ce e de făcut, dacă-l blochez până... Ok, cel puțin Bird, poate terminăm cu Walkout. Nu e Walkout, e Bird, dar cred că e un Bird din form din nou. Inform din Anglia, Striker... De la Rangers. Ok, Dufo, Dufo, Dufo. Îmi place mult ce face aici, moșul, nu sunt hater. Salut, Gabriel, salut. Dar nu-ți dă bani, frate, doar așa. Ai zis-o în glumă, dar nu-ți dă bani. Ce naiba, nu dăm bani. Eu nu dau bani nici când cineva mă contestă sau cineva... Mă rog, nu e acord cu ce zic eu, doamne ferește. Bani dăm doar pentru injurii, pentru jigniri, pentru... Pochettino, îl trimit sus. Bun, și am ajuns și la 340 pe live, fraților. Salut, Ionu, salut, salut, Carlos, salut, Gigi, salut, Gabriel. Giki 213, moșule, spuneam că Xbox... Ah, ok, 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 ok. Două cuvinte despre Xbox, vă rog să spamați în chat ce credeți că prindem, stegulez sau jucător. Hai, ieri am dat-o de gard, ieri am luat Cliver la mine, am luat-o cocea pe contul ăsta, am mai luat o mizerie pe contul lui Adrian, nu mai țin minte, numai mizerie, ieri am luat numai mizerie. Ah, Veron, deci ieri mizerie, mă. Vreau să zic, Xbox-ul joacă tare, frate, au ieșit niște sneak peek-uri cu a doua consolă a celor de la Xbox. E vorba de un One S în 4 teraflop. Eu am vorbit deja de consola asta, care e tot pe next gen, dar e pentru cine o să joace în Full HD. Cine are monitor Full HD, o să aibă target 120 de frame în Full HD. E posibil unele titluri 4K în 60, nu cred că o să ajung acolo. Dar ce e straniu, atenție, abia aștept conferința, trebuia să iasă săptămâna trecută, în iulie, deci luna viitoare să avem conferința, ultima conferință a celor de la Microsoft și acolo atunci o să avem și prețurile. Atenție, vă țineți bine, Xbox One S sau Series S, noua, de fapt nu e noua, e frățiorul mai mic a consolei mai scumpe, dar Series S, cea de 12 teraflop, 4 teraflop, dar ce e foarte important, prețul, 200, vă țineți, da? $200. Fraților, $200. O să fie doar digitală, o să fie mai mică, o să fie de 4 tera. Care ce înseamnă 4 tera? Înseamnă PlayStation 4 Pro. Deci înseamnă că o să fie la fel de puternică ca un PlayStation 4 Pro, atenție, $200. Dacă Xbox scoate consola aia $200 și Serie X la $500, care se traduce 200 de euro, 500 de euro pentru Europa, o să fie un mare win și foarte mulți o să facă tranziție. Ascultați-mă pe mine ce vă zic. Pentru că, într-adevăr, PlayStation are jocurile, dar dacă e vorba de prețul ăsta, dacă într-adevăr e adevărat, o să fie jale. Vedem în iulie. Bun! Pele Prime, Olanda, Brazilia, Rivaldo, Maldini, Grasu, Direct, Regele, Grasu, Zola, Grasu, Close, Lambar, Maldini. Hai să dăm drumul, fratelor, hai să vedem. Prime Icon Play Respect, cu dedicație specială pentru toată lumea care e pe chat. Ia să vedem dacă luăm ceva bun. Ha, mă, dăm primul rând un Franța, un Olanda, un Brazilia. Franța, bun. Striker nu e bun, bă, e de capul meu, frate. Totuși, Trezeghet, o, oh, ce luz, bă, măcar dacă era Henry, mă, du-te, n-ai, frate.
Ce mizerie, bă, ce mizerie, mă. E al treilea pack pe contul ăsta. Bine, o să mai avem aspecturi, o să mai deschidem azi ai cunoști, frate. Nu e singurul, dar mizerie, mă, e lust, frate, e lust, zic, e coane. Da, Henri era ok. Salut, salut! Salut, Serge, drum bun, drum bun. Ai băgat și tu de noapte? Eu am stat până la 3 dimineața și am muncit 3 jumate. Nașpa. Îți rup. PlayStation câștigă detașat părerea mea, Power means nothing, you can use it. Eluz mare. Nu, nu, Adi, nu, nu. Adi Ștefan, nu e așa, nu e așa ce zici. Hai să spun ceva. Eu sunt, în fine, mare Eluz. Eu sunt, sunt hardcore gamer, aș putea să zic așa, încă de la începuturi, pentru că na, am 40 de ani și am prins toate consolele și am console începând de la Rainbow. Hai să spun o fază. Pentru că aici mi se par cei de la Sonic au greșit. Eu să-mi iau PlayStation 5. Prima consolă să fie PlayStation 5, vă zic. Dar asta pentru că eu sunt content creator și pentru că avem o donație de la Andrei, respect moșule. Ai poate mâine și eu câțiva abonați astăzi, dacă pot ajuta astea, nu au vândut nimic. Bun, acum, fii atent, facem tranziția și mergem și dau imediat linkul lui Adrian. Mersi frumos pentru donație. Nu sunt fan Microsoft, nu sunt fan Sony, adică sunt fan ambele, nu am nicio problemă, adică n-am nicio problemă. Sony într-adevăr are exclusivele, dar atenție, apropo de putere, ți-ai spus ce s-a întâmplat generația trecută, dar înainte de asta, fac tranziția pentru că mergem să deschidem și pe alte conturi. Am o rugăminte, evident, dacă aveți plăcerea, să mergem, o să pun un link în descriere, să apăsați butonașele. Pentru că în momentul în care eu nu fac promo, în momentul în care primesc o donație cu mare, mare drag, nu pot să pun pentru că riscăm strike. Da, o să pun link-ul lui Andrei UHD, e și el un content creator la început, are 500 de abonați, face FIFA evident și Counter-Strike dacă român și el am citit după, am văzut pe mesaj după. Dacă vrei, sunteți drăguți să mergeți să aruncați un ochi pe canalul lui Andrei și să apăsați și butonașele, aș fi recunoscător, fraților. Pentru că da, cineva care susține pentru donație canalul merită susținerea noastră. Mulțumesc frumos, fraților. Uite, mai las puțin link-ul, după care între timp vorbesc, mă rog, vorbesc pe subiect. Vorbesc pe subiect. Moșule, ce tânărești, moșule, ce tânărești, moșule, ce tânărești. O, avem un raid. Avem un raid, moșule, ce tânărești. Raid, raid, de la cine, frate? Raid, moșule, ce tânărești. Moșule, ce tânărești. Bă, raid de la cine? Cine e live, frate? Să-mi bag picioarele. Ramen fac, dă și tu un sneak peek, fratele. De la Dankos. De la Dankos? Mersi, Dankos. Dankos, mersi, bro. Nu mi-am dat seama, mă, încerc scuze. Nu mi-am dat seama. Nu știam că ești online. Mulțumesc frumos pentru raid. Cine e Dankos? Mersi, mersi, bro. Mersi, Ionuț. Mersi, bro. Apreciez. Încerc scuze, nu mi-am dat, chiar nu mi-am dat seama, frate. De obicei asta cu moșturile ce tânărești vine de la Tudor Buțan, dar nu cred că face live acum. Mersi frumos, frate. Mersi, Dankos, apreciez. Fratele, pentru cine, greu de crezut, dar dacă nu știți pe Dankos, uitați-l pe YouTube, fraților. Și apăsați butonașul și pe canalul lui. Are și un giveaway, dacă nu mă înșer și nu mă înșer, are și un giveaway. Mersi frumos pentru raid. Mersi frumos pentru raid, apreciez, bă. Mersi, mersi, mersi. Mergeți și la Dankos și apăsați butonașele și acolo. Bun. Mersi, bro, mersi, mersi, mersi. Hai să mai apăsăm, fraților, că n-a făcut decât doi abonați. Răzvi, bine ai venit. Hai să apăsăm butonașele și aici la Andrei. Bine, știu că o bună parte sunteți abonați pentru că am mai spamat link-ul. De la Andreea Bălan. Rai de la Andreea Bălan? Ar fi frumos un rai de la Andreea Bălan. Așa, fraților, mulțumesc frumos. Da, ce vreau să zic? Să fac tranziția și după aia vorbim după. Hai că vorbesc prea mult, frate. Hai rapid. Hai ca să deschidem și pack-uri, mă. Mama lor de pack-uri. Asta aici și vorbim imediat după. Bun. Asta aici. Ok. Mergem pe contul lui Alex, pe aplicație, nu contează, pe PlayStation 4. Ăsta e și motivul pentru care o să-mi iau și PlayStation 5. E o problemă pentru că nu o să poți să deschid, majoritatea o să aibă PlayStation 4 și nu o să poți să deschid, spre exemplu, conturile de pe PlayStation PlayStation 4 pe PlayStation 5. Așa că mutarea o să fie foarte... Mersi pentru subscribe, bine ați venit, fraților. Mutarea o să fie făcută foarte, foarte atent din partea mea, pentru că nu poți să mă loghez pe PlayStation 5 cu un cont de PlayStation 4. Adică nu e compatibil. Nu e, înțelegi? Doar pe contul meu. Pot să preiau datele pe contul meu. Ce vreau să zic? O să-mi iau PlayStation 5 cu siguranță, o să fie prima consolă și o să mergem un an cu serie, cu X, One X-ul pe care l-am și cu PlayStation 5.
Dar ce s-a întâmplat în momentul în care a ieșit PlayStation 4? Acolo vreau să ajung. În momentul în care a ieșit PlayStation 4, fraților, pentru cine nu știe, pentru cine e mai tânăr sau nu a avut, sau nu a fost atent la lansarea la PlayStation 4, Xbox 360 era consola mai puternică. Și foarte mulți am făcut inclusiv eu tranziția. Eu am avut două console, la un moment dat PlayStation 3 și Xbox 360. Bine, am avut PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox-ul, am avut toate consolele posibile de pe lumea asta. Și în momentul în care a ieșit PlayStation 4, și Xbox, eu eram pe Xbox 360, un grup de prieteni, pentru că eu tot timpul am zis, fraților, luați-vă consola în funcție de prietenii, de grupul prieteni care aveți. În momentul în care a ieșit PlayStation 4, PlayStation 4 a ieșit la 400 de dolari, o consolă în 1,8 teraflops, clar mai puternică. Noi aveam Xbox, vreau să mergem pe Xbox și a ieșit Xbox, VCR-ul ăla, consola aia mare, grosolană, cu 1,4 teraflop, deci mai slabă, la 500 de dolari. Da? Care s-a tradus în 400 euro, respectiv 500 de euro. Ce am făcut noi? Eu vorbesc de grupul nostru de 8 prieteni, să nu zic 10-12, da? Eram cel puțin 8, da? 6, 8, poate chiar 10. Absolut toți, atenție, pentru că pentru cine a zis că PlayStation câștigă indiferent. Nu, frate, nu câștigă. E posibil să câștige pentru că are numerele, dar o să se apropie distanța, pentru că acum au vândut 60% versus 30%, deci au vândut dublu față de Xbox, nu o să fie cazul la viitoare console în funcție de preț. Deci toți am schimbat de la 360, toți eram concentrați pentru că noi jucam Halo și jucam Gears of War, toți am schimbat la PlayStation 4. Absolut toți. De ce? Pentru că era consola mai puternică și mai ieftină cu 100 de dolari. Deci la noi a contat foarte mult. De ce să plătesc un Golf 4, 1.4 benzină mai scump decât un Golf 4, un Golf 5, 2000 GTI, full optional cu de toate pe el? Deci nu are logică, frate. Deci nu are logică. Eu o să le am pe amândouă, dar să știți că balanța o să încline în favoarea la Xbox dacă prețul consolei cele de la Xbox, mă refer la Serie X, o să fie egal sau foarte apropiat cu prețul consolei, mă rog, cu prețul celor de la Sony, vorba de PlayStation 5. Pentru că nu are absolut nicio logică. Plus faptul că toate jocurile de la Microsoft o să fie compatibile. Plus că dacă ai un joc luat pe, să zic, pe consolă, poți să joci pe PC, atenție, și asta o să conteze foarte mult. Poți să joci pe PC dacă pe Microsoft. Sunt multe chestii care sunt pozitive. Rămâne de văzut. Eu o să le am pe amândouă, așa că asta e. Bun. Moșe, trebuie să mai deschizi și premii. Da, mă, dar trebuie să mai și vorbesc, frate. Nu trebuie să mai și vorbesc. Știți că eu vorbesc mult. Bun, luăm Division Rivals. Ia să vedem, Alex, ce iau de aici. Moșule, îți dau un refresh la pagina că nu apar premii la un clinic. Am dat. Spune-mi, te rog, ce se iau. Tradable sau untradable și mergem și deschidem imediat. Între timp să mă loghez pe contul lui Alex. Alex, ești pe online? Zi-mi, te rog, să iau tradable sau untradable. Untradable. Ok. Untradable. Confirm. Food Champions, Clan Rewards, un item. Ok, sign out între timp aici ca să putem să facem tranziția. Sign out de la Bogdan și mergem pe contul lui Alex. Să nu trebuie să mă băbac și la Andrei. Da, ne băgăm și la Andrei imediat, nu e problemă. La revedere, Bogdan. Eu zic că la Bogdan a fost win. 7, dacă nu mă înșel, walkout-uri și special card-uri și 94 de la Gold 3. Băi, eu zic că e bine. La Bogdan. Ia să vedem contul lui Andrei. Ad switch. A, da, la contul lui Alex, scuze, contul lui Alex, m-am bălugat. Bun, hai să vedem ce luăm de aici. Redeem. Gata, i-am dat și... Ah, nașpa, frate, nașpa. Kaka sau Muslera? O să le iau pe Muslera, deși Kaka asta arată bine. Hai să vedem ce zice Alex, frate. Vreți să le iei pe Kaka? Îl joci, are loc să luăm pe Muslera pentru că 89 și-l bași la SBC. Unde s-a băgat Kent? La draft, doar la draft. Salut, salut, Robert, salut, Gabi, salut, George, Ron, and fuck. Nu mi-ai dat sneak peek. Atât, Ștefan, PS5, 400. Dacă PS5 e, dacă PlayStation 5 e 400 de dolari, eu am zis 450-500. Da? Pentru digital e ok, atunci o să fie bine. Dacă PlayStation 5 o să fie 400 și Xbox 500, atunci da, PlayStation 5 pleacă cu un avantaj de preț, chiar dacă e consola puțin mai slabă, teoretic, știi, puțin mai slabă, e vorba de 2 teraflop. Meh, tu știi ce să iei? No, ce să iau, frate? Le-au pe muslele pentru SBC, frate. No. Le-au pe muslele pentru SBC, frate. Ok, muslele pentru SBC. Și mergem imediat la Pecu și deschidem. Jumbo, haide! Bun, ce e? A, nu, e mizerie de asta negru, frate. Dacă o să fie prețul așa, bă, atunci se schimbă puțin datele probleme, pentru că, practic, consola mai ieftină o să fie consola celor de PlayStation 5, chiar dacă e puțin mai slăbuță. Și atunci compensează oarecum cu
linia de gaming, pentru că, vedeți voi, au cele mai multe exclusive, cei de la Sony. Clar, tot timpul a fost așa. Bun. Toronto Club, Nizza, Swap, Send to Transfer List. Ok, Store. Ia să dăm și în ăsta. Eu cred că de asta ne anunță. Da, da, da. Eu sunt convins că de asta ne anunță să plece. Fraților, e o strategie foarte interesantă pe care cei de la Sony au o aplică. Vă spun eu de ce. Eu nu cred că aveau ei în cap. Eu nu cred, nu cred, nu cred. Și a fost precedentul la PlayStation 3, frate. Cea mai mare consolă. PlayStation 3 a fost cea mai grosolană și cea mai mare și a costat $600. PlayStation 3 atât a costat. Pentru cine a uitat, $600. $600 a costat PlayStation 3. AK 600 de euro. $600. Pentru cine a uitat? Eu zic că ei nu au avut în cap prețul ăsta de $400 și nu s-a așteptat ca Microsoft să vină cu un console de $200 și nu cred că se așteaptă ca Microsoft să anunțe consola la $500. Vă spun sincer. Și atunci eu cred că au avut targetul pus pe 500 sau mai mult de dolari și e posibil să scadă prețul tocmai datorită celor de la Microsoft. Asta e și motivul pentru care nu e fără precedent. Ok, ce e asta? A, mizerie. Bă, ce mă duce în eroare, mă, mizeria asta. E fără precedent, frate, să nu anunți prețul. În anul trecut, bine, la conferința CES care avea loc în iunie, anul ăsta se pare că, na, datorită COVID-ului, s-a amânat, s-a anunțat prețul. S-a anunțat prețul, așa era. Era o conferință la câteva zile și anunțau prețul. Anul ăsta nu. Cred că se joacă de așa orice și pisica, acele două companii. Și e bine, frate, mie, deci să înțelegeți, frate, orice competiție e sănătoasă pentru noi, pentru consumatori. Știi cum mă repet, dar asta crește și în cazul FIFA, PS, și în cazul Microsoft, Sony, și în cazul Apple, Samsung. Nu contează, frate, lasă să se bată, lasă să se războiască. Că nu acum... Cine se comportă la fanboy, bă, știți ce? Ăștia de la Microsoft, duceți-vă în IB, să vă iau familia și nu știu ce? Nu, aia o problemă, nu, aia o problemă. Sau ăia de la Microsoft, către ăia de la Sony, bă, hater, bă, vă rup picioa, duceți-vă. Nu, nu, e clar o problemă de aici, nu. N-are nicio treabă, frate, n-ai cum să fii fanboy sau nu. E greșit, e total greșit. Poate să-ți placă o consolă sau altă, e ok. Dar nu trebuie să te apuci să dai. Nu, nu. Asta e o mare, facem război. Pentru ce? Lasă-mă să se lupte ei. Să se lupte ei până la sânge. Noi să câștigăm. Noi să câștigăm. Să avem console bune, ieftine, să avem linie de gaming. De asta eu tot timpul insist cu treaba asta. Lumea mă întreabă. Știți că și ieri am intrat pe Pro Evolution Soccer și săptămânal încerc să fac un episod de Pro Evolution Soccer. Chiar dacă sunt noob, chiar dacă nu mă pricep foarte tare. Și unii nu înțeleg. Bă, dar de ce duci? De ce faci Pro Evolution? Că e o mizerie de joc. Eu nu am zis niciodată că e mizerie de joc. Nu zic că e peste FIFA. Dar competiția e sănătoasă, frate. Și mi-aș dori ca cei de la Konami să scoată ușor, ușor, să ia licențe, să scoată un joc mai bun. Să scoată un joc din ce în ce mai bun. Ok, special card de data asta și avem... Aoleu, Ache Winter Refresh, doar 84. Hai că nu prea a fost mare lucru pe contul ăsta. Pentru că dacă PS e puternic, cei de la Electronic Arts nu o să-și permită să... Pentru că fac unele chestii care nu sunt tocmai ok. Și dacă ai competiție, te gândești de mai multe ori înainte să iei o decizie, da? Când vine vorba de content, când vine vorba de multe chestii. Da, din păcate, ăsta... Sunt o transfer list, ok. A, pe toți am trimis, nu contează. Da, din păcate, bine, și pe care au fost puține și nu au fost neapărat... De prea fantastice, dar nu am prins nici măcar un nou caut. Asta e, frate, pe contul celălalt am prins 7, dar am avut multe pecuri, pe contul ăsta absolut nimic. Aie, frate. Sign out. Nu știu dacă trebuie să deschid lucrătă, o să mai rămân aici oarecum și pe... Da? A, nu, ce-am dat? 11. Ok. Mă știu, dacă vrei să joc 2-3 jocuri cu FIFA, Forza, Orlando, OK, Xbox, dar pentru exclusivități tot timpul PlayStation 5. Sunt câteva exclusivități și pe Play, și pe Xbox, într-adevăr. Pentru mine, hai să zicem așa, hai să zicem că eu nu sunt content creator. În primul rând, hai să ne clătim ochii, ne clătim pe la ochi, dăm cu niște apă, ne clătim ochii cu această superbă echipă. Din nou, orice cârnaț, orice carne e binevenită, trimiteți toți tonții, să ne adunăm, ăștia amărâți săraci cu ghinion, bine, nu fac parte pentru că l-am luat pe Benedict și mă retrag, adică eu așa, trimitem carne și cârnați către Alex, că nu se supără, are congelator, are tot ce-i trebuie.
Eu fiind content creator, o să iau ambele console fără doar ce poate. Dacă nu aș fi content creator și ar trebui să aleg într-o consolă și alta, sau nu aș vrea să fac, să mă duc în direcția asta, să zic și pe PlayStation și pe Xbox, ce decizie aș lua eu în momentul de față? Sau mă rog, în funcție de preț, atenție, dacă e 400 PlayStation 5, 500 Xbox-ul, eu sincer, dacă ar trebui să aleg într-o consolă sau alta, m-aș duce pe PlayStation 5, pentru că e 100 de euro diferența. Și ghiși ce, la urmă mă jocurile oarecum acolo, le joc. Eu nu joc exclusive, frate, eu joc foarte rar exclusive. Când m-am văzut pe canalul să joc exclusive, eu sunt jucător de FIFA, joc Warzone sau Battlefield pentru linia mea de gaming. În mod normal, dacă ar fi același preț, nu 400 vs, mă ajunge pe Xbox. Dacă e mai ieftin cu 100 de dolari PlayStation 5, mă ajunge pe PlayStation 5. Așa-și face. Bine, în primul rând aș vorbi cu prietenii. Mă, unde sunteți? Unde mergem? Acolo, unde mergem toți, acolo merg și eu, știi? Cam aia e ideea. Da, dacă n-aș fi content creator. Gogonele murate. Niște murături de data asta. Da, mă? Niște murături care. Uite la echipă. N-am mai intrat la echipă, bro. N-am mai intrat la echipă. Că mă, ne grăbim puțin. Bun. Ce iau, Alex? Tradable sau untradable? De la Division Rivals. Gogonele. Gogonele. Nu gogolene. Gogonele, mă? Ce-am zis? Gogolene? Gogolene. Aha, gogolene. Trebuie să mă întrebe. Hai deschide. Hai că deschid, Gabriel. Colectorul. Alex, 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 tradable sau untradable, că nu mai știu. Cred că mi-a scris în privat, dar nu mai țin minte, frate. Salut, salut, Matei. Salut, salut, salut. De la asta vreau să iau acum PlayStation 4. Așa este. Ia untradable, presimt. Ia untradable, că presimt un Prime Icon. Untradable la trai. Aaa, untradable. Ia să vedem. 4 rare așa. Aaa, stai. A, da, dar ce pack-ul este astea? Este divizia 2 sau divizia? Nu, divizia 2 este, cred că divizia 3. În divizia 2 sunt niște mizerii, frate. Cele mai mizerabile pack-uri. Da, divizia 3. O să avem și noi aceleași premii, practic, luni. Pentru că sunt și eu în divizia 3. Am urcat înapoi. Probabil că s-o cobor, dar asta e. Pentru Mendy. Bun, hai să vedem. Deci avem garantat 90 plus 90 plus. Hai să dăm drumul. Câte ore de live avem? Avem o oră? Dar nu avem nicio oră, mă. Am mers rapid. Ai de viața mea, frate. Ok, bă, garantat 90 plus. I-a dat un 90. Adică mai bine a dat la gol 3, corect, a dat 94. L-am pe Vinicius pentru că l-are pe Mbappé. Vinicius, 3 cu 3 high low, dar luăm pe ăsta că e high rated, frate. E cel mai high rated de aici și încă 90 plus garantat. Azi venea că prindem 92, 93, 94, Cazorla. Cazorla sau Acerbi? Probabil că Cazorla, nu Cazorla, clar, pentru SBC, nu? Cazorla, bro. Cazorla, e la 5 stele cumva, da, dar are, cred că, stamina aia. Ba nu, i-a dus stamina la 5 stele, interesant Cazorla asta. Cazorla, frate, Mbappé, dar l-are pe Mbappé. Cazorla, clar. Nici nu mai aștept să mai scrie. Bun, 90, 94, bă, ce să zic, decent. Și hai să mergem să deschidem, am luat toate premiile, am luat. Nu, hai să mergem să deschidem pack-urile, store, transfer, trebuie să dăm ceva aici, nu dăm, că are loc suficient, are loc berechet. Și hai să dăm drumul pe geam, premium, gold pack. Bă, dar cât de obosit este, ar trebui să vorbesc mai puțin. 400 pe live. Mulțumesc frumos că aveți răbdare. Căcăzorla. E bun, 94 SBC. Are 91-94. Bagă la un Prime Icon 88. Deci, Alex, te aștept cu un Prime Icon săptămâna viitoare. Nu mai ai scuze acum, că domnule, că resurse nu există. Glumesc, fraților. Hai să așteptăm să vedem dacă iese Firmino, cât costă Firmino. E bine să țineți puțin de resurse. Și să vedem dacă iese, cel mai probabil săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, să vedem dacă iese Sissoko. Sunt curios dacă o să-l bage pe Sissoko la obiective sau la SBC. Dacă iese Sissoko, chiar și la SBC, multă lume o să-l facă, vă dați seama că e în game. Un fel de Kimmich low budget, da, low budget, dar nu-l joci, frate, îl bagi la SBC. Salut, eu nu salut, da, deschidem pack-uri, puțin obosit, dar asta e. Poți să fii fresh tot timpul, frate. Când muncești, nu ești fresh nici când fur, da? Păi când muncești. Regol, pack, nu-mi place asta. Cât crezi că o să coste Firmino? Băi, ținând cont de cum arată jocul în momentul de față, cel puțin board. E doar board, dar e in form, da? E in form. Anglia, fundaș, cred că undeva la 4-500 de mii. Nu cred că o să fie mai scump de 500. Dacă era la începutul jocului, 2 milioane. 2 milioane Sissoko de 90 ceva. Dar cred că 4-500 de mii. Sissoko, scuze, Firmino. Aceea situație și cu Sissoko. Nu cred că o să depășească 4-500. Părerea mea. Dacă depășește... ok. Dacă depășește, nu e tocmai ok.
Firmino? No, nici vorbă, Firmino. No, nici vorbă, frate, nici vorbă, frate. Dar gândește, nu, nici vorbă, dar îți dă un Bruno Fernandes gratis, frate. Atenție, îți dă un Mendy gratis. Bine, gratis, trebuie să faci grind. Îți dă, practic, îți dă după 5 victorii un Bruno Fernandes, în afară cu un Bruno Fernandes de 94 gratis, dă și un 90 și 92. Își dă un 90 după 5 victorii la Rivals care costa 1 milion și ceva. Nu cred că depășește 500 de mii, părerea mea. Dacă stare de 500 de mii, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu, nu, dar nu, nici un milion. Eu zic 500 de mii. Cine știe cum să se ducă într-un milion, dar nu cred, frate, nu cred, nu cred. Mai ales că cel mai probabil o să fie 94, frate. Slabe red pick cu săptămâna asta. Bă, decât să avem doar Team of the Week, eu zic că e ok, pentru că faci resurse, mă. E important să faci resurse, frate. Eu, spre exemplu, nu mă aștept să iau ceva, dar dacă eu iau un 94 și un 92 ceva acolo, încă un Prime Icon, înțelegeți? Încă un Prime Icon. Oricum vreau să fac vreo 5. Doar pe contul meu. Azi deschidem vreo 2 sau 3, deci avem 2 sau 3. Am deschis pe 1 și ne-a dat, pe, din păcate, pe Trezeghe. O mizerie, dar poate reușim. Da, nu bagă nimeni 2 milioane, nu bagă nimeni. Dar gândiți-vă Moura acum, nu-l mai face nimeni pe Moura, pentru că a ieșit acolo la moment și multă lume l-a prins. Nu cred, frate, nu cred. N-are cum să fie 2 milioane, n-are cum să fie nici 1 milion. Eu zic 500 de mii. Da? Cine știe, vorbim totuși de electronicați. Firmino o să aibă 5 cu 5. Cred că e 4 cu 5. Cred că e 4 cu 5. Cred că e 4 cu 5. Dacă e 5 cu 5, cu atât mai bine. Dacă e 5 cu 5, cu atât mai bine. Lasă-mă să scoate cardul, să fie. Dar, repet, rămâne de văzut. No, și 500 de mii, și 500 de mii. Eu aș da 500 de mii pe Firmino. Walkout, avem și primul walkout. Eu aș da 500 de mii pe Firmino, sincer. Mai ales că ai foarte multe... De Gea, mă. Na, no, 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 no. Pe contul ăsta am dat prea mult, prea bine, prea des. Murături toată lumea. Toată lumea gogonele. Iar termină apa asta cu aloe vera. Hai că mi-a dat energie apa asta și e și trade, bă, n-ai cum, frate. Huo, discard direct, dar nu-i dau, dacă nu-i dau discard, gata. Aici, la quick sell îl dau. Bun, cât face de Heia? Că e și scump, dragi de Heia. Bun, și avem și pe Vițel, cred că face și ăsta un 12... 12.000, face mai mult, mă, 13-14.000. Bine, frate, ăsta e un pic bun, chiar un pic bun. Trimite la club. O să ia 5 cu 5. E bine, lasă ia 5 cu 5. Ah, bun a fost, păcat că nu mai e. Nu-i nimic, avem tradiționala apă de la Bolsec. Brr. Bună apa, frate. Bun, hai să dăm drumul la treabă. Ce mai avem noi aici? Deci până acum avem un knockout aici și un jucător de 94. De să trec jucătorul ăsta de 94 la red pick. A, de la gold 2, nu? Gold 2, da. 94 la red, avem un knockout până acum. Să vedem câte terenă pe contul ăsta. Ținem așa mare evidența. De la Borsec, da, nu bea orice apă plată. Orice apă plată, nu am o problemă. Depinde ce găsesc, ce găsesc la magazin. Nu am o problemă neapărat. A, apă să fie. Eu acasă beau apă de la robinet. Bine, eu stau, locuiesc în Piatra Neamț. M-am retras acasă după foarte mulți ani afară. Și când zic că beau apă la robinet, fraților, noi aici la munce, la munce avem apă bună, da? Probabil că cine stă în București și mă aude, a, de bă, că bei tu apă de la robinet, nu, chiar avem apă bună, frate. Avem izvoare aici, numai trec strada, merg 300 de metri și am izvor, efectiv, frate, amenajat anume, deci apă de izvor. Și foarte multă lume, pentru că se zice că domnule are și anumite beneficii, nu zic nu, nu zic da, nu mă pice foarte tare. Și foarte multă lume merge și, mă rog, pune apă de aia în bidoane, pentru că chipurile e foarte, foarte sănătoasă și e posibil să fie așa, nu știu. Deci la noi la Chiatra se bea apă la robinet, pentru că e potabilă și chiar bună. Alo moșu, alo moșu, alo moșu, ia zi Anton, ia zi Tony, ia zi Tony, pe respect, pe respect Ionuț. Sunt la draft de la Borsica, ok, Kent, ok, și Musa de 93. Salutare, chat, salutare, cine e? Indidi. Stai că nu înțeleg, îmi scrie cineva ceva. Alexandru vrea să deschide un Prime, a, vrei să faci un icon? Bun, 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 bun. Bine, Alex, bă, știi care e faza? Stai puțin, nu te arunca, eu glumesc, bro.
Vezi puțin cum stai la resurse și eu zic să ai puține, băi, dacă vrei să-l faci, îl faci. Dar eu zic să ai și puțină răbdare să vedem cu Firmino ăla, pentru că Firmino ăla, dacă nu ai resurse, nu are rost să faci Icon. Dacă ai resurse, da. Dacă ai resurse, da. Dacă nu ai resurse, nu are rost să faci Icon. Hai să vedem cât costă Firmino și poate investești în Firmino. Hai să vedem cum terminăm pe copilingul ăsta, vedem cum stăm la resurse, ne uităm puțin la resurse. Și da, ar fi genial dacă ai intrat tu să-l faci, numai noi să-l deschidem, ca să nu mai pierdem noi timp. Rest in peace, da, Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l ierte. Walkout! Eu caut inform de la Germanic și e mijlocaș de la Manchester, Gundogan. Gundogan de 86, două caute. Mi-a dat disconnect și acum am 80-100 de la 40. Aoleu, frate. Ți-a dat disconnect și acum ți-a crescut interesant, foarte interesant. Nu știu ce să zic, nu știu ce trebuie să faci. Mi-am primit și eu DNF-uri, Doamne ferește, frate, n-am primit DNF-uri la toate FIFA jucate, de când joc eu Weekend League, cât am primit la FIFA 20. Deci m-a dat, am avut și două, trei n-am avut niciodată, la Weekend League. Am avut și 4-5 pe săptămână DNF-uri, poate chiar și mai mult, dar la Weekend League doar două am avut. Sau trei, nu, două. Dar știu băieți care au avut și 5 la Weekend League, fraților. Incredibil. Oviță. Unde e Oviță? A venit Oviță. Îmi cer scuze, nu l-am văzut. Ovidiu Pătrașcu. Te salut, îmi cer scuze, Ovidiu, dacă te-am ratat. Te salut, bro, respect. Dar unde e Ovidiu Pătrașcu? Bă, fraților, mă trolați, așa e? Unde mă, Ovidiu? L-am ratat pe Ovidiu, mă? Gundogan! Mă gândeam că a intrat Ovi, mă, să ne salute pe cea și am zis că ia uite, mă, a intrat Ovi pe live și eu la cât de fumat sunt, nici nu l-am văzut. Rare Megapack, Rare Megapack, toate sunt Rare Megapack, ok. Gundogan e Ovi, da, acum am înțeles. Seamănă cu el, așa e, chiar seamănă, cum eu seamăn cu Orifie. Doar board, dăm mai departe. 5 ani Game Motivation. Exact. Game Motivation a avut, așa e. El a avut 5, frate. Dar și Adrian. Adrian a avut 5. Îi deschidem imediat, mergem și deschidem următorul cont, e contul lui. A avut 5 DNF-uri. Eu nu-s popa, mă, Dumnezeu să-l ierte, frate. Dumnezeu să-l ierte. Asta e viața, asta ce să facem. Pe respect, eu sunt. Ok. Bun. Am Aldini Mid, Ferdinand Prime și Varane Timotiu, poți juca pe Varane LB? Da. Păi nu văd să joci pe Ferdinand sau pe Maldini pe left back. Ar merge și Maldini left back? Are cardul baby. E posibil să meargă și Maldini. Nu, cred că Varane left back, da. Ar merge. Varane left back. Salut. Salut, Cătă, salut. Ce faci? Cu munca? Bagă valuie de rupe. Workout. Inform. Italia. Portar. De la Parma. Ok. E Sepe. 84. Ok. 3 cartonașe special. Eu nu-s popa, dar a fost antrenor de la Uta și să văd multe. Da, într-adevăr, a fost... a avut un caracter foarte, foarte frumos, frate, foarte frumos. Dumnezeu să-l ierte. Cum spuneam, asta e viața, frate. Aduriz sau Del Piero? Aduriz? Ce faci, mă? Aduriz sau Del Piero? Da, Aduriz. Pe ce să joci pe Aduriz? Să joci titular pe Aduriz? Bă, pe Aduriz nu l-a jucat titular cu stamina aia, sincer. Mai degrabă de Del Piero. Nu? Ce cam până în 300k? Eu îți recomand un cap în cam în 0k, Andrei. Ești atent? Un cam în 0k. În 0. Bruno Fernandes. Meșel fă la obiective, frate. De ce să dai 300k când e... Uite, cum zice și Crina. Când Bruno Fernandes e moca. Workout și din nou inform Argentina de data asta. Cristi, bine ai venit, frate. Dar nu e inform. E de ăla, mă. E mușe. E muche, sau e muclas, sau e mucles, 400 pe live, mulțumesc frumos, fraților.
Dar titular pe poziție de striker. 3 ore pauză între ture. Aoleu, frate. Uite, așa, asta ziceam și eu, m-am dormit 3 ore azi noapte, frate. Am băgat. Am ajuns acasă. Salut, Jones. Nou, bine ai ajuns acasă, bine ai revenit pe live. Am băgat și eu, am exagerat puțin, am tras de mine azi noapte. Dar bine, nu mă așteptam să mă trezesc la 6 jumate. Am zis că mă trezesc pe la 8 jumate, 5 ore de somn. Dar uite, de la 3 jumate la 6 jumate, 3 ore am făcut și mă simt, mă simt. Am băut cafea, dar nu, nu-i suficient, nu-i îndeajuns. Ok. Bun, 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 bun. Cum se pare Rashford de la SBC? Nu l-aș face, sincer, în momentul de față. Sunt opțiuni gratis mai bune. Dar dacă ai resurse și îți place și ești fan, de ce nu? Salut, salut, Cristi. Bun, Fernandes 90 pe Domas. Da, în 5, îl faci în 5 meciuri. În 5 meciuri îl faci pe ăla de 90. După aia ușor, ușor îl faci pe ăla de 92. Și deja poți să joci cu 90-92 pentru început. Și pe final ai 22 de zile la dispoziție, îl faci pe ăla de 94. Dar dacă te încordezi azi, îl faci pe ăla de 92 lejer. Walkout! Ia să vedem ce walkout avem. Suntem la 3 cartonașe speciale deja. Team of the Season. E? Martinez, da. Fost Team of the Season. Gata cu bacul, ai cu pecule. Aoleu, frumos. Mersi, Alexandru, pe respect, bro. Oh, stai puțin că e belea. Stai puțin că e belea. Ah, mai nu e belea. Am rezolvat-o. Du-i belea, am rezolvat-o. Campania. Mandada. Batsuai. Sau Batsuai. Cred că Batsuai, nu? E corect. Dacă nu e corect, e. Bun, hai să vedem. Bun, deci 3, 3, da? 3 special card, 3 walkout-uri practic. Și 94 la red pick-uri. Ok, walkout. Iar Winter Refresh, mă, ne-au omorât cu Winter Refresh-ul ăsta, frate. Right wing, Olympic Lyon, Cornet. Bă, ăsta nu are cumva 5 stele la WeFoot? 4 walkout-uri, da? 4 special card. Ăsta parcă are 5 stele la WeFoot. Sau mă înșel, nu mai țin eu minte. Ia să vedem, n-are 5 stele? Ba da, mă, 3 cu 5. Hai, hai, foarte interesant cartonașul ăsta. Foarte, foarte interesant cartonașul ăsta. Chiar arată ok, chiar arată decent. Corne, avem un corne, avem și un pic aici. Ia să vedem ce ne dă aici, ce mizerii luăm de aici. Îl luăm pe... nici nu știu care ai post. Batshuayi, 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 ok, Batshuayi, deci nu Batshuayi, Batshuayi, eu ziceam Batshuayi, Batshuayi. Ok, e accentul diferit. Cornesta, da, arată foarte bine, contract. Băi, și răgușit, bă. Arată bine, chiar arată bine. Știi că în perioada în care a ieșit, parcă jucau, tot ne jucau băieții. Eu nu l-am încercat, ca să fiu sincer. Corneiu, e bun, cu vanile, cu alea. Moșii am făcut în zipsit negăsuri și a trebuit să cumpăr câteva jucători în valoare maximă de și mi-a dat dama 83 Team of the Week. What the fuck? Da, așa se întâmplă, mă, frate. Așa se întâmplă. Eu am făcut ăla de 83 și mi-a dat pe Bruno Fernandes 420 pe live. Mulțumesc frumos, frate, îl apreciez. Bruno Fernandes... Aoleu, ce mizerie, mă, nici măcar bord. Aia e. Bruno Fernandes de 89, ăla Winter Refresh. Și da, l-am băgat la SBC, l-am băgat la Prime Icon și am luat un Larry Climber. Da, dacă am văzut Olanda așa, puțin, puțin, dar aia știam că nu iau, știi? Am văzut Olanda, am zis că nu cred, n-are, cum am văzut striker, e clar, dacă e striker, e clar. No? Dacă vedeam center forward, mă ridicam, aruncam ceva prin cap, făceam ceva, făceam o nebunie. Dar n-a fost să fie, deși băieții după aia, eu mă gândeam center forward, Cruyff sau Gullit, dar după aia băieții mi-au zis, mă, stai că e și Bergkamp. Aoleu, Jamborele pre-spec, un pack de 100 de mii? Da, am scris în descriere. Walkout, bine, e și normal la pic de 100 de mii, ia să vedem dacă e, nu e Cavani, vreau să văd dacă e Suarez, e Cavani, e ok și Cavani 88, verificăm resursele, facem tranziția pe contul lui Adrian, mergem și deschidem și acolo, o să deschidem și lui Iuli, lui Ragnosan, e untradeable, bun, numai bine la SBC-uri, și între timp, Alex o să intre și o să facă un Prime Icon sau nu, în funcție de ce resurse are, da? Ok, ia să vedem ce putem să salvăm aici. Nu prea salvăm mare lucru. Cred că totuși nu o să le dau discard la ăștia. O să-l lăs pe Alex să mai facă un pack. Pentru că e păcat. E păcat. Uite, sunt mulți jucători aici. Poți să faci un deal la garanta ceva. Nu știu. Bun, bun. 82, 88.
un, nu știu, un 81 plus, e păcat să dai discard, nu o să dau discard, cât ai? Ai aici 6, mai pui tu 4, e ok. E ok, ăsta nu o să dau discard, exit and sort later. Și hai să vedem în primul rând cum stăm la resurse. Bine, resursele avea, dar să vedem în cazul în care iese Firmino live. Pentru că dacă îl faci, îl deschidem azi. Unde naiba e? Poți să faci ăsta, poți să bagi să faci și ăsta, frate. Dacă împinzi o mizerie, îl băgăm dincolo. Pentru că are cerințe aici, moment garantat. Are cerințe destul de ok, 83. Ia să vedem ce resurse are la club Alex. Bun, hai să mergem pe untradeable. Mă interesează untradeable. După aia vezi tu la tradeable. Primul mă interesează untradeable. Bun. Și ceva red pick pe aici. Nu o să băgăm nimic de aici. Bun, putem să mergem pe cazor la... Bă, are dublură chiar. Oho, dublură. GG. Bun. E GG. Nu las nu neapărat. Ăsta, da. De ce nu? De ce nu? De ce nu? Îl băgăm și pe ăsta. Așa, da, băgăm așa, ca idee. Mane nu, Piqué nu, Courtois nu, ăsta evident nu, Vinicius l-am prins azi pe Vinicius și Vinicius e o opțiune. Cavani untradeable azi, ăsta, a, da, ai resurse să faci 10 dacă vrei, ai resurse să faci 10 dacă vrei și astea doar untradeable, eu ți arăt doar untradeable, după aia cu siguranță ai și tradeable, ăștia pe care i-am prins azi. E ok, frate, resurse ai. Acum rămâne la latitudinea ta dacă le păstrezi pentru... Ăsta oricum îl baci, dacă le păstrezi pentru Firmino, Sanu. Și dacă îl baci și pe ăsta aici, deja s-a terminat, frate. Ia să băgăm și pe ăsta de 86 pe care l-am prins acum, ca idee, așa. Ok. Nu. Și te duci tu pe trader, bro. Tu decizi, vezi puțin cum stai la trader, bă, ai resurse, resurse sunt. Ceea ce e bine, frate. Repet, acum rămâne la atitudinea ta, îmi scrii după, Alex, dacă vrei să-l facem pe live sau îl facem pentru săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, pentru când iese Firmino. Tu decizi, bro. Bun. Hai să mă duc un puțin să mă loghez și pe contul lui Adrian, să ne luăm de grijă și la Adrian. Cât avem? 4 sau 5? Ah, 5, că am primit walkout. 5 walkout-uri și un 94, da? Pe contul ăsta. 7 walkout-uri și un 94 pe contul lui Bogdan. Din păcate, pe contul lui Alex, nimic, absolut nimic. 0. Absolut nimic. Ok. Apoi să fac tranziția pe contul meu. Perfect. Da, da, hai că mă deloghez. Doar o secundă. Te rog. Ca să pot să fac tranziția pe contul lui Adrian. Moșule are 84 redic. Cine? Nu, are... Cine are 84 rating? Cum 84 rating, frate? Cine 84? Stați un pic că m-ați pierdut. Înseamnă că n-am băgat eu la care trebuie. Cum 84, frate? E 80 moments... A, dar nu e ăsta, bă, am greșit, nu, am greșit SBC-ul, nu, am greșit SBC-ul, nu ăsta, frate, am greșit SBC-ul. Nu, am greșit SBC-ul, nu, frate, am greșit SBC-ul, frate. Am greșit SBC-ul, frate, nu, aici, mă, la Prime, nu, Prime, am greșit SBC-ul, frate. Prime, 88 are, Prime, fraților. Prime. Am greșit SBC-ul, frate, nu, 88 are, nu. Dar oricum nu-i dădeam submit, că am zis că nu-l fac. Îl lăs pe el să facă. Frate, nu mă bag. Face cu mâna lui. Ronaldo de 95 sau Vela Team 80? Ronaldo de 95. Fă pe cu moșule. Îl face el și deschidem tot azi, dacă îl face azi, dacă nu săptămâna viitoare. Hai că intrăm pe contul, mai avem contul de deschis, fraților. Hai să intrăm pe contul acum, intrăm pe contul lui Adrian. Imediat. Lăs aici așa până când mă loghez pe contul ăsta. Ok, bun.
Moise vând Mbappé gol să facă Rashford. Nu. Nu cred că Rashford de peste Mbappé gol. Și dacă l-ai pe Mbappé gol tradable, nu, nu, nu. Ai răbdare, vezi ce este la obiective Moca? Nu, eu n-aș face mutarea asta, sincer. Nu cred că Rashford e, evident, punctul meu de vedere, nu cred că Rashford e peste Mbappé gol. Ai work rate, ai weak foot, e jucător meta, eu n-aș face mutarea asta. Evident că e decizia ta, evident că e decizia ta. Îmi plac la de mersi. Mersi, frate. Puțin obosit azi și probabil că o să fiu... și așa eu vorbesc mult. Azi o să mă mișc mai greu. Cu siguranță o să mai iasă genul ăsta de izbisiuri, fraților, cum sunt ăștia. Și cred că o să ai șansa să iei un jucător mai bun decât Rashford. Repet, dacă totuși ești fan Rashford, 4 cu 5, hai. Nu e greșit să-l faci pe Rashford, atent. Nu zic că nu trebuie să-l faci pe Rashford. Dar nu cred, nu, de fapt, stați puțin, frate. Eu știu că are un 86, nu? Nu, 85, 84, 85. Bă, nu e scump, frate, nu e scump. Deși în momentul ăsta costă foarte scump jucătorii ăștia de 84, 85. Cât poate să coste Rashford? Poate să coste undeva, să zicem aici, 70-80 de mii la valoare. Și aici undeva la 120-130 de mii. Deci undeva la 200-220 de mii. 220 de mii, hai 240, bă, nu e foarte scump. 140, nu cred că e 140, frate. 120 de mii, a, dacă e 120 de mii merită, frate. Dacă e 120 de mii merită. Eu zic că e undeva la 200 totuși, dar dacă e undeva la 120 de mii, eu zic că merită, da. Ai putea să-l faci, ai putea să-l faci. Nu știu, aveam impresia că e 86 cu 84 sau 84 cu 85, 86 cu 85, 84 cu 85, nu e scump. 84 cu 85 nu e foarte scump, frate. Nu e foarte scump. Bine, item chemistry 80, trebuie să mergi pe o ligă. Aici o să fie puțin mai greu. Dar, da. Ar merita, da. Nu e o idee rea, nu e o idee rea. Să-l dai pe Mbappé să-l faci pe ăsta. Nu știu. Bun. Ok. Dăm aici. Dacă ai resurse și ai jucători și ai vreun rate pick de ăla de 90 pe la club, da, ai vreun rate pick de 90, cred că îl joci, intră titular, da, e o idee ok, e o idee bună, e o idee bună. În cazul meu, nu, în cazul meu, dar e o idee bună. 4 cu 5, chiar e ok, chiar e ok, chiar arată bine. 180 pe PS4, da, înseamnă că pe acolo, 150, 150, 160, dacă e de la 0, cam acolo e. Bun, acum pot să fac și tranziția și pot să mă duc, pot să mă delogheze pe contul lui Alex și o să intru imediat pe contul meu. Bun, lăsăm pe Alex să decidă dacă face sau nu, adică nu, și dacă îl face, îl deschidem azi, dacă nu, rămâne pe săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni. Ok, deci, nu, aici. Sign out. Ok, am dat sign out, perfect. Și acum intrăm pe contul meu. Sign in. Moșu. Vira Baby sau SM Prime? SM Prime. SM Prime, fără doar și poate. Hai cu 400 de butonașe. Haide! Bun, fraților. Asta e echipa. O secundă să pot să fac tranziția și la mine. Să rămâne și pe contul meu. Ia să vedem. O să deschid la final la mine. Ia să vedem dacă am intrat la mine. Ia ca să mă umor la 6 shift 70 ca scade până mâine. În mod normal ar trebui să scadă, da, mai ales că mai e pentru o perioadă în pecuri, în mod normal după weekend league ar trebui să scadă. Nu știu până mâine, până luni. Nu știu dacă mâine e posibil să crească. Părerea e o prime. Poate fi in game. Poate fi in game. Poate fi in game. Bun, gata. Am făcut tranziția și la mine, fraților. Bun. Asta e contul lui haterului suprem, contul haterului suprem, da? Contul lui Adrian. Și are echipă, chiar arată bine echipa. Nu a avut neapărat foarte mult noroc, dar am dat decent, să zicem, pe contul ăsta. Hai să vedem cum suntem la Rivals. La Rivals, ce au de la Rivals? Tradable sau untradable? Salut, Haluc, salut. Bă, dar ce obosit ești, frate, sunt frate. Sunt frate. Haterul suprem, aia zic, haterul suprem. Ia să vedem ce luăm la tradable sau untradable, bro. Ce rup sunt, bă, ce rup sunt! Tradable? Tradable, mă, Adrian. Moșul meu, tata, da, se obține pe activitate. S-au și pierdut, mă rog, s-au pierdut unele poziții de moderator pentru inactivitate.
Dacă o să fie cazul să mai dăm, o să dăm un moderator, fără doar și poate. La momentul de față, cred că suntem ok, frate. Bun, ce avem aici la... Stai, ce a zis? Untradable, nu? Tradable, stai. Deci, am citit chat, l-am întrebat, ca să înțelegeți cât de distrus sunt, cât de terminat sunt, cât de topi sunt. L-am întrebat, ce iau? Tradable. L-am întrebat, mi-a scris în chat și eu vreau să iau Untradable. Deci vă dați seama, frate, eu mă duceam la Untradable. Deci, da, n-ai cu cine, mă. N-ai cu cine, mă. Pe respect, salut, Nicolas, pe respect. Rank 2, sunt curios dacă a rămas la rank 1 și hai să vedem, am impresia că s-a oprit la gol 3, da, bă, e o decizie bună, sincer, o decizie bună. Deși eu zic că gol 2 ar merge, dar vedeți voi, până acum gol 3 eu n-ar da sub gol 2, 94 la gol 2, 94 la gol 3. Asta dacă luăm un 90 plus, ar fi bine să luăm de la gol de ăsta 90 plus, nu e cazul, nu e cazul, îl avem totuși, avem pe domnișoara Letizia, Italii, juca la Benvenuto în serie B. Da, luam pe băițașul ăsta pentru că e high rated și ne ajută la SBC. Vreau să văd un 90 plus, oricare ar fi, hai. Ia uite, mă, ce ziceam? Bă, ziceam sau nu ziceam? Ziceam. Păi am zis sau n-am zis? Ai zis? Aia zic. Evident că noi o să o luăm acum pe ăsta, că suntem hated. Deci hate-ul trebuie tratat ca atare, cu hate. Deci acum eu, ca să fiu hater suprem, mă duc și luau pe Cabrera. Nu? Bun, la G3 l-avem pe case de 92. Foarte bun pentru SBC-uri. Bine că mergem pe case, frate. Foarte bun pentru SBC-uri, Casemiro. Băi, eu zic că e ok. Orice de la gol, de la server 1, gol 3, orice 90 plus, eu zic că e win, frate, eu zic că e win. Case de 92 chiar e ok. Și hai să mergem să deschidem și pecurile și dăm înainte. 7 pecuri, a, merge rapid, merge rapid, merge rapid. Oricum merge la Firmino, da, nu, no, ei, glumesc, frate, evident că o să iau tot timpul ce mai eu fac Caterin, că cel mai high rate. Caca, din 99, am făcut moment și mi-a dat dublu Ramos, Icon Pack, Campbell 89, respect. E cam luz, eu gen, nu știu sincer ce echipă ai, pentru că depinde și de echipă, dacă ai echipă modestă să ești oarecum așa la început, deși greu de crezut, ar fi un semi-win, adică și Kaká și Campbell, eu am jucat foarte mult pe Campbell, sunt ok, dar la cum arată jocul în momentul de față și la ce jucători, oarecum gratis, ne oferă cei de Electronic Arts, mă refer, sau mă rog, SBC-uri foarte avantajoase, cum a fost în Dembele, jucători gratis, nu? Gratis, vorba vine. Dar jucători care, na, nu te costă, practic, decât timp, e vorba de Mendy și de Bruno, nu cred că e win, nici unul, nici altul, sincer, nu e win. Nu am primit notificare, știu, Radu, nici eu nu am primit notificare, hai să spun una bună, eu am pe Bruno Legea, clar, dar și Mendy, cătă, ce vorbim, Mendy, despre ce vorbim? Vreau să zic ceva, eu verific de pe telefon, de obicei sunetul, să văd dacă se aude ok și nu știu ce, de pe un cod secundar, contul meu cu Arcade, n-am mai postat de mult nici acolo. Și practic ce se întâmplă, am primit, super tare, am primit notificare, în timp ce verificam live-ul ăsta, am primit notificare de la live-ul de ieri, frate. Deci cât de șmecher e YouTube-ul ăsta să-mi dea notificare pentru live-ul de ieri. Deci eu nu am primit notificare pentru live-ul de acum, am primit azi notificare pentru ieri. Păi e bine și așa, adică, na, mă pot uita oricând în reluare, nu? Ca idee. Eu îl termin azi pe Mendy, eu nu îl termin. Săptămâna viitoare, sper. Mendy în game. Da, clar. Și CDM poți să joci, absolut. Și second CDM merge. Nu prea merge pe cam la mine, m-a disperat ieri. Am jucat 3 meciuri ieri pentru cine au fost pe live. Am câștigat 1 și am făcut din cele 10, nu? Cât? 10 obiective, da. 10 asisturi cu Ian, am făcut 1 și am pierdut 2. E adevărat că strategia, eu, mi-a zis cineva în timpul live-ului, bă frate, dă gol și după aia vezi ce faci. Și strategia mea e puțin, e posibil să fie greșită. Ok, nu eu caut. E totuși un inform. Nu mi-am dat seama foarte bine după animație. Cred că totuși e inform, nu? Da, e inform. E inform de 83, Joaquin. Am avut multe ocazii, să zic așa, bine, am atacat ca animalul și după aia m-am omorât pe contraatac. Dar ocazii în care am forțat puțin pe Mendy cu asist și cu gol și cred că era mai bine dacă înscriam gen cu Benedict și după aia. Dar de ce procedez așa? Mi s-a întâmplat și când făceam celelalte obiective. Dai un gol cu un alt jucător sau asist cu alt jucător și ăla îți dă rage quit. Și practic tu ai jucat degeaba. Ai luat punctele de jucat degeaba, tu n-ai făcut obiectivul, nu? Interesul e să faci obiectivul.
Și atunci eu de asta insist să dau un assist sau gol cu Mendy. Ok, walkout. Și după aia să merg pe... Oh, inculu, inculu. Bine, mă. Două walkout-uri și 92. E bine, mă. Inculu de 87, e bine. Și de asta eu tot timpul, băi, hai să dau assist cu Mendy, dau gol. După aia vedem cu Inu ce, despre ce e vorba, știi? Pentru că ieri am avut noroc că am dat assist cu Mendy, că mi-a ieșit ăla la 1-0, mi-a dat reșcuit, știi? Dacă eu nu dădeam assist cu Mendy, îmi ieșea ăla și practic am jucat absolut degeaba. Nu? Da, e posibil să fie totuși strategia mea greșită, e posibil să fie și asta. În culu, da, în culu din actualul Team of the Week, așa este, din actualul Team of the Week, Haluc. Măcar ai primit. Bă, azi am dat bine. Cu excepția unui cont chiar am dat bine. Mai avem și un Prime Icon, poate două, depinde ce face, ce face Alex. Dar de la Prime Icon cam, cam dezastru, frate, cam dezastru. Bă, ce mizerie. Veron, Cliver, de astea. Henry, Ococea. Ce sunt astea, frate? Ăștia jucători? Adică sunt jucători, da. Bun. Ia să vedem, mai avem încă două pack-uri, da? O rare press, legal mega pack. Haide! Dacă mai luăm un knockout de aici, chiar e GG. Chiar e GG pack-ul până în ăsta, sincer. Două knockout-uri cu special, avem în 92 de la gol 3. Ok, cel puțin board. Cel puțin board. A, e doar board. Cred că trebuie să mai investesc puțin și în, și în PC. Cred că trebuie să mai investesc puțin în PC pentru... Nu știu, eu am o placă video care eu nu joc pe PC și mi-a dat o placă 1050, dacă nu mă știu, de 2 giga. Pentru că nu, da, nu am nevoie, dar cred că o să mă duc măcar prin 1080. Da, cred că o să fac treaba asta. Balaco 93 s-a petit. Ești ok cu ambii, frate. Walkout, terminăm cu walkout. Bun, walkout, Germania, din nou inform sau animația? Da, din nou inform. Ok, CDM de la Bayern, e vorba de Kimmich, de 87. Bă, e ok, mă, pe contul ăsta. Deci 3 walkout-uri și case, e bine, eu zic că e win, eu zic că e win. Și e și tradable, chiar bine, frate, chiar ok, frate, chiar ok. Bă, ce să zic, Stamford Bridge-ul lăsăm pentru că nu știu dacă valorează sau nu ceva. Cred că o să-i trimit și pe ăștia, vezi tu după, dacă sunt sau nu la preț de discard. E ok, bun, bă, nu e rău. Știți ce, hai să facem tranziția pe contul meu. O să ies de pe contul lui Adrian, nu am dat rău, sincer, nu am dat rău deloc, chiar nu am dat rău deloc. O să intrăm pe contul lui Ragnusan, am zis că deschid contul pe numărul 3 lui, dar, din păcate, iar m-am lungit. Și, îl deschidem acum lui Iuli și după aia revenim pe contul meu, da? Și o să mă citesc pe Discord dacă mă luăm vreun cont sau nu. Alex am dat, Bogdan am dat. La Marius Popa o să încerc la final să văd dacă intru de pe cont sau nu, dacă pot. Exit, ok, origin, sign out, perfect, voi cu Alex, bun, și acum băgăm contul lui Iulian, da? A? Stai să vezi puțin că e ceva în regulă cu parola. Mă gândesc că joc Mendy 93 cu Second CDM și Marcelo left back. Marcelo shapeshifter. Bă, eu zic că merge și Marcelo că juca pe Second CDM. Eu zic că merge, că te-a jucat și așa. O secundă să vezi cu puțin parola. Că ceva în regulă. Am impresia că a schimbat-o totuși și n-am mai schimbat-o eu. Iuli, scuze, bro. Cum vrei tu. Da, am zis că te bag al treilea, frate. Și până la urmă te-am băgat pe la mijloc. Mai avem contul, deci nu te-am băgat la final, dar pe la mijloc. Dar nu-mi dă ceva la... Dar e bun, ce am greșit? Iulie, ești?
Nu-mi ia parola, frate, ai schimbat parola? Da, Dumnezeu să le, am scris și eu în descriere, Dumnezeu să le, Pirese din Prime merge, da, eu zic că e ok, Pirese din Prime, nu, 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 Pirese nu, mă gândeam la Petit, nu, nu, e luz, e luz, e luz, e luz, bro, nu, e luz, e luz, e luz, e luz, mă gândeam la Petit, nu, hai deschide, pa, hai că deschide, stai un pic că nu pot să mă loghez, nu pot să mă loghez, frate, și nu știu, nu-mi dau seama de ce, deci nu pot să mă loghez, frate. Nu mai știu nimic de Dizio. Sincer, am trimis un mesaj. I-am trimis un mesaj, dar nu... A scris odată. Ceva în neregulă. Deci. Ok, bun. Aici suntem ok. Și din coace. Ceva greșesc, dar nu dau seama ce. Gata, am intrat. Da, nu am vorbit cu Mădălin, adică i-am trimis un mesaj sincer, dar nici nu l-a citit. Deci probabil că ia o pauză, probabil că are unele probleme de rezolvat și sunt sigur că o să revină. Asta e, frate, sunt momente în viață, în funcție de probleme pe care le ai, de sănătate, de familie. Da, mă rog, o pauză nu strică. Sincer, da. Salut, Bogdan, chiar nu știu. Bun, gata, m-am rugat. Salut, salut, mai știe cineva? Așa, ok, Cornel, nu neagoi, eu nu sunt popa, Dumnezeu să-l ierte. Deja a zis că iau pauza, dacă a anunțat oficial e ok. Eu sincer, repet, nu mi-a răspuns la mesaj, așa că nu știu să vă zic. Moșu e bun zanat, dar sper să revină, îi urez multă sănătate, sper să-și rezolve problemele, e normal. Asta e viața, frate, viața bate firmă, sunt momente mai grele, da? O persoană alege sau nu să vorbească despre acele momente, despre acele situații. Dar trebuie să trecem peste, că vine vorba de familie, când vine vorba de alte probleme legate de business, de job. Asta e viața, frate, asta e viața. Nu poate să fie totul roz. Și în cazul meu, repet, eu acum sunt terminat de ieri, dar încerc așa să păstrez să fiu pe hype, dar nu pot, sunt terminat de oboseală. Asta e. Sunt momente, sunt și eu am avut momente foarte, foarte grele în viață și cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut peste. Asta e, cum pune, e normal, frate. Viața bate film, chiar bate film, fără doar și poate. Cine câștigă seară, FCSB sau Dinamo? Chiar dacă eu să zicem că simpatizez, deși ușor, ușor mă detașez de simpatia asta către FCSB, din cauza unor decizii pe care le ia conducerea acolo, în primul rând legate de personalitățile, sau mă rog, cei care reprezintă adevărata steaua. Am vorbit deja, nu o să revin pe subiect. Dacă tu tot zici că ești FCSB steaua, păi trebuie să respecti legendele stelei și nu trebuie să le tratezi... Aoleu, avem 50 de picuri, hai belea! Nu trebuie să le tratezi... Mă rog, nu vreau să insist. Zic totuși, cred totuși că Dinamo... Dinamo, nu știu, se pare straniu, dar Dinamo cred că pleacă cu prima șansă. Știți de ce? Dinamo stă foarte prost în campionat. Deci, practic, pentru ei e foarte importantă cupa. Pentru Steaua nu neapărat, dar pentru Dinamo e foarte, foarte, foarte importantă cupa. Și cred că o să fie o chestie acolo, să fie foarte implicați, foarte dedicați, foarte dăruiți. Și eu cred că Dinamo are mari șanse... Repet, deși simpatizant într-un fel FCSB, Dinamo are mari șanse să câștige cupa. Pentru că altceva se bat la retrogradare, deci eu zic că Dinamo se intre foarte motivați. Părerea mea, nu știu, e posibil, deci pe hârtie Steaua arată mai bine, dar Steaua are și foarte mulți accidentați, dar eu cred că Dinamo e mai motivată. Părerea mea, nu aruncați cu Petre. Repet, simpatizat,
Steaua, KFCSB sau cum vreți voi. Bun, asta trecem pe PC, mergem imediat și deschidem. Gata, am făcut tranziția, am făcut, da? Bun, se vede? Se vede. Steaua stă prost la toate capitolele. Steaua stă prost, într-adevăr, lăsând accidentările, implicarea conducerii. Eu nu judec, fiecare acasă el face ce vrea. Dar cred că, mă rog, nu vreau să intru în, chiar nu intru în detalii. E treaba lor ce fac acolo, doar că pierd foarte mult. Spre mine, pe mine, spre exemplu, pe mine m-au pierdut. Ușor, ușor mă detașez, pentru că nu mi se pare ok ce se întâmplă acolo. Bun, Silver 1, ar fi fantastic cu 90 aici plus de la Silver 1, ar fi chiar ok. Bun, și avem 90 plus. Asta zic, frate, la Silver 1, mă, ești nebun? Avem 90 plus la Silver 1, frate. Rămân la părerea că Gold 3 totuși trebuie jucat cel puțin pentru Gold 3. Dar de la Silver 1, 90 plus. Mai zic ceva. Diaz de 91 chiar. Mai zic ceva, frate. Mai zic ceva. Foarte bine. Vedem că luăm. Vedem că luăm pe Diaz pentru SBC. E bine. Deja e win aici. Și hai să mergem să deschidem și toate pack-urile astea. Avem 45 de pack-uri. Cred că avem și un icon la final. Să facem și icon. Da, eu consider așa, frate, pentru că să știți că se acum mulți îl judecă pe patronul celor de la FCSB, dar să știți că și afară se procedează nu chiar așa, dar un nu știu, patronul celor, nu vreau să dau nume, da? Patronul celor de la Chelsea, da? Dacă a avut o simpatie sau are o simpatie către un jucător, na, asta e, vorbește cu antrenorul și își arată intențiile. Bă, mi-aș dori, sau vezi cum faci, să integrezi respectivul jucător în echipă. Pentru că îmi place mie, personal, de jucătorul ăsta. Adică nu văd ceva greșit în treaba asta. Ei, dar asta e altceva. Aceeași chestie se întâmpla, spre exemplu, și cu când era Berlusconi, da? Da, că am dat-o până la urmă. La Milan, aceeași chestie se întâmpla... Foarte, foarte finuț cei drept și foarte diferit când era Morate la Inter. Deci nu e aceeași chestie, se poate întâmpla și cu Perez. Adică poți să ai o discuție normală cu antrenorul, pentru că nu e greșit la urma urmei. Bă, am jucătorul ăsta, integrează-l într-un fel sau altul. Da? Poate un jucător? Ok, cea puțin... e walkout, ce? E deja walkout. Ok, mijlocaș. Hai, de asta, bla bla bla, dar e walkout, e bine, 87. Chiar sunt anumiti jucători care nu sunt în vizorul antrenorului, dar vin la club și atunci trebuie integrat. Nu mi se pare greșit, frate, e o chestie care, na, e de ani de zile. În schimb, de aici până a te implica în absolut tot, așezare, cine trebuie să intre, cine trebuie să iasă, schimbări, telefoane pe bancă, nu mi se pare absolut deloc. Profi, repet, fiecare face ce vrea la casă, na. Patronul celor la FCSB e la el acasă, eu dacă vreau să stau la mine în casă în chiloți, stau în chiloți. Dar asta nu înseamnă că noi, fan fiind, trebuie să fim de acord cu treaba asta, sau asta nu înseamnă că e și bine. Da, să stai în aia goală prin casă, pentru că, ghiși ce, dacă stai la casă și ai gardul de 3 metri, e ok. Dacă stai la bloc cum stau eu și stau în aia goală și fac așa cu ea prin casă și am vecinii care sunt față în față și mă văd, nu e ok să mă vadă vecinii în aia goală, știi? Cam despre asta e vorba. Nu sunt de acord cu absolut nimic ce se întâmplă acolo la FCSB. Mi se pare așa, câteodată mi se pare de domeniul SF-ului. Nu are legătură cu nimic ce înseamnă fotbal, profi sau, mă rog, organizare și... Dar în fin, discuția e destul de complexă și destul de amplă. Să nu și mie cum joci și... eu nu, sunt slab la Pro Evolution Soccer, sunt nou. Bă, o să jucăm, dar nu vă aștepta să joc, chiar sunt nou. De ce nu îți faci member? O să-mi fac, Raul, o să-mi fac. Am o chestie așa, bă, parcă mi-e rușine, eu sunt mai rușinos așa, să cer donații, să fac, parcă, nu știu, vreau să ofer înainte să cer. Mi se pare că cer ceva, știi? Deși nu e greșit, la urmă urmei nu cer, dar o să fac. Și membrii, o să dăm drumul la canalul oficial, la Facebook, deci canalul oficial, pentru că chipurile sunt persoană publică, hai că sunt persoană publică dacă e. Și o să dăm drumul și la Instagram. O să o facem, fraților, trebuie să aveți răbdare cu mine. În clubul Steaua FCSB amatorism rar vezi, dar na, asta e corect, Eugen. Probabil că da. Ăsta e cuvântul, poate da. Poate despre asta e vorba. E prea mult, mă rog, nu știu. Probabil contează puțin și antrenorul, să nu credeți că Gigi Becali nu se implica și la Reghe. Dar Reghe
Eu un antrenor sau la piții, sunt antrenori cu personalitate, antrenori care probabil știau să comunice într-un anumit fel cu antrenorul, să explice antrenorului deciziile pe care le ia și în momentul ăla și nu prea se băga peste respectivele antrenori. Sau se băga foarte puțin. Nu știu ce să zic. Mi-e greu de înțeles. Sincer, mi-e greu de înțeles ce se întâmplă. A, la Olăroiu, da, corect, Cosmin Olăroiu, e perfect, da, perfect de acord, așa e, corect. E managementul adevărat, e managementul foarte, foarte, foarte prost. De fapt, nu managementul, frate, e vorba de patronul clubului care, na, intervine chiar și atunci când nu e cazul. Dar, repet, e alegerea lui, aia e, el decide ce face la el acasă. Noi decidem dacă urmăm sau nu echipa, nu? Adică dacă ne mai regăsim în proiectul ăsta sau nu. E simplu, pentru mine e simplu, frate. Sincer vă zic, pentru mine e foarte simplu. Deci nu am nicio problemă, absolut nicio problemă, absolut nicio problemă. Plus că mai e o chestie la noi în general, români, frate. Eu acum vorbesc pentru că am mult de deschis, știi, și mai bine mai vorbim. Mai e o chestie în general la români și anume, momentul în care vine cineva și te critică, dar nu critică că și eu mi-au hate sau critică, depinde cum, dacă tu vii și mă înjuri de mamă și de morți, normal că iau foc, dar dacă tu faci o critică, știi, comentezi ceva la drept, bă, vezi că ai greșit acolo, greșești accentele, poate greșești în timpul jocului, orice critică constructivă e binevenită, frate, nu trebuie să, trebuie să o tratezi ca atare, nu trebuie să iei foc de acum, să pui la, adică să prizi, prinzi pică, spre exemplu, pe cineva pentru că ți-a dat o critică. Nu, mi se pare cam greșit. Și pe YouTube, la noi, înțelegi? Dacă cineva te corectează la un moment dat, dacă cineva are o părere diferită de a ta, nu înseamnă că are pata pusă pe tine sau nu înseamnă că nu trebuie să fii deschis la o discuție. Despre ce vorbim, frate, știi? Aici nu-mi place, nici aici nu-mi place atitudinea patronului celor de la FCSB. Dacă vine cineva și îl critică, nu? El imediat, domnule, el știe, el face, el, bă, nu e ok, nu e o atitudine tocmai ok, nu e o atitudine profi, absolut deloc. Asta e, ești persoană publică, trebuie să-ți asumi. Câteodată să-ți mai iei și, la figurat, evident, un șut în cur. Na, nu? E normal să fie așa, frate. E normal să fie așa. Să dăm așa. Ce șansă are Craiova? Bă, sincer să fiu, eu mi-aș dori să ia Craiova. Nu ascund că am niște amici la Craiova. De altfel, Cristi Bărbuț, salut pe calea asta. Mi-aș dori din suflet, mă, frate. Chiar mi-aș dori Craiova, dar e greu pentru că CFR-ul merge bine. Eu zic că CFR-ul o să câștige. Și probabil Craiova pe locul 2 și pe locul 3 Steaua. Așa văd eu în momentul de față lucrurile. Cristi Bărbuță, salut pe calea asta, chiar și azi am vorbit, ne-am dat așa câteva mesaje, e un băiat absolut fantastic și sunt foarte, foarte mulți băieți de tot respectul la Craiova și pentru ei în primul rând, eu nu sunt fan Craiova, dar pentru ei mi-aș dori să aibă rezultate, chiar mi-aș dori ca Craiova, deși foarte greu, să câștige campionatul, foarte greu, foarte greu, îmi place ce se întâmplă acolo, frate. Îmi place ce se întâmplă acolo. Un proiect foarte, foarte sănătos. Nu cred că trebuie să-i dau lor, nu? Stați o secundă. Spania 2. Da, pot să-i dau aici. Ok. Da. Cristi Bărbuț, după aia Mihai Roman. O salut și pe Mihai Roman. Și iar un băiat foarte, foarte, foarte mișto. E gata Prime Icon-ul. Bun! Îl deschidem azi. Uite că Alexandru ne-a mai trântit un Prime Icon. Deci avem două Prime Icon, frate, de deschis. Moșe, uite mai sus. Imediat Kivu. Ia să vedem ce zice Kivu. Cum a rămas cu hanoracele? O să facem și treaba asta, frate. Dar răbdare, mă, răbdare. Sunt multe, multe chestii vreau să fac și uite că nu reușesc să le scot la capăt când mi-aș dori. O să facem și hanorace, o să facem mai multe, frate. Trebuie să mă liniștesc eu în primul rând, am foarte mult de muncă. Pe mine munca mă omoară la propriu. Deci mă omoară, frate. Am foarte mult de muncă și nu reușesc în perioada asta pentru că vreau să fac și YouTube, vreau să fac și content. Da, trebuie să și muncesc pentru că facturile trebuie plătite, nu? Sunt tătic, sunt soț, am facturi, am familie. E normal să fie așa.
și nu reușesc. Ar trebui să dau proiectul ăsta mai departe către cineva să se ocupe el. Probabil că așa o să fac. Asta trebuie să-mi doresc să putea să valoreze ceva. A, nu e, nu e, putem să-i dăm discard. Probabil că așa o să procedez. Am un grup de... Pot să-i numesc prieteni. Un grup de restrâns care sunt de altfel prezenți și cu noi acum. Grup cu care mă sfătui foarte, foarte des și probabil că împreună o să vedem, o să încerc să îndrept proiectul, o să am nevoie de ajutor din partea lor, pentru că sincer nu fac față, fraților. Aș vrea să fac multe și reușesc să fac puține. Asta e, ce se fac? Munca asta, dar și băieții muncesc și ei sunt foarte ocupați. O să facem, răbdare, o să facem. O să facem și hanorace, o să facem și căni, o să facem, fraților. Doar că răbdare. Ai cu SN? Nu, dacă îi dă SN... Îți dai seama? Deci Alexandru l-a prins de două ori pe ACN, odată i-l-am dat eu. Dacă îi dăm lui Alex al treilea ACN, l-am rupt. L-am rupt. Mai bine Craiova decât CFR. Băi, și proiectul celor de la CFR, șapo. Șapo, frate, șapo. Șapo, bravo. Foarte profi cei de la CFR, frate. Foarte, foarte profi cei de la CFR. Foarte profi. Deci îmi place. Îmi place cum funcționează treaba la CFR. Îmi place cum funcționează treaba la Craiova. Îmi place cum funcționează și încerc scuze, data trecută nu am menționat că am mai vorbit despre echipe la viitorul, atenție, la viitorul din nou, consider părerea mea, Hagi e genial, pentru mine Hagi e numărul 1 când vine vorba de scouting. Bă, are ochiul format la junior, la talente, e numărul 1 pe România, nu există dubii, frate, nu cred că le ia cineva pe Hagi când vine vorba de scouting, dar eu cred că Hagi ar trebui să fie patron la club. Părerea mea. Părerea mea, frate. Adică, vedeți, eu o părere, o critică constructivă. Nu dau hate sau ceva. Foarte bună poziția lui cumătrului, da? Cumnatului, scuze. Logică Popescu, bine. Pe postul ăla de președinte, Hagi trebuie să se ocupe de scouting, de academie, să fie patron și să lase antrenoratul, eu așa aș face, frate, pe mâna altcuiva, da? Pentru că e greu să facă față și să le combine, să... e destul de greu. CFR sunt prea bătrâni. Bă, asta e strategia pe care au dotat-o ei. Craiova viitor au altă strategie, știi? Dar bătrâni cu experiență, da? Bătrâni cu experiență la CFR. Ripia nu-s popa, da, Dumnezeu să-l ierte. Ceea ce strigă FCSB-ul e antrenorul. Ceea ce strigă FCSB-ul e patron. Da? Antrenorul e pus de patron și antrenorul face ce zice patronul, frate. La FCSB. Hai cu hanoracele. O să le facem, Alex. O să le facem, Alex. Deci, clar, ce am făcut noi acolo... Oh, ce? E special, dar nu-mi dau seama dacă e walkout. Nu mă uitam, mă uitam la Alex. Salut în primul rând, Alex, că te salut, bro. A, e de asta, ah, e nașpa, nu e walkout. Totuși, ok, e un special card, avem două pe contul ăsta, da? Două, parcă. Îl pune la walkout, într-un fel. Hai, să-l pune la walkout. A, e tradable. E bine, e bine. Alex, mersi frumos pentru ce mi-ai trimis, frate, și o să facem ceva. Deci, clar că de acolo pornim, de la proiectul pe care tu l-ai dezvoltat, de la grafica aia. Chiar mă întreba Mihai Nica, nu știu dacă... Uite, Mihai Nica, frate. Și el e interesant pentru că și el vrea să intre în lumea asta și chiar i-a plăcut ce ai făcut tu acolo. Și repet, dacă tu vrei să faci treaba asta, poți să-ți faci un canal sau poți să faci ceva pe Insta, eu o să te promovez cu mare, mare plăcere. Pentru că munca trebuie răsplătită, frate. Deci eu o să te promovez cu mare plăcere. Îmi place ce faci. Te pricepi. E păcat. Bine, tu știu că noi am vorbit în privat, tu lucrezi în domeniu, deci tu oricum câștigi din treaba asta, dar poate să faci și ceva separat. De ce nu, nu? Fă-ți un de-aia de Insta frumos, facem promovare frumos. Se poate câștiga. Eu câștig oarecum, dar nu chiar din ce faci tu, dar oarecum din ce faci tu. Aproape, similar. Eu sunt pe brut, așa, pe gaming. Ok. Te-am salutat și am început. Scuze, frățioare, e mult spam. Ratez multe mesaje. Fraților, nu luați în nume de rău. Ratez multe mesaje. Sunt conștient de asta. Da, un PM. Ok. Ce zici, tinere? Uite, Adrian, băgăm aici material. Pecuri peste pecuri. Deci, încercăm să ne luptăm cu pecurile, să ne luptăm cu norocul și cu oboseala. Încercăm să le facem pe toate. Deci, mai avem încă două iconuri, da? Încă două iconuri. Din ce zonă din Piatra Neamț ești? Stau în
dărmănești, a spune, stau pe la Kaufland, bro. Stau la Kaufland, față în față. Normal, e dărmănești. Pe hârtie e zona 0. De ce zic că e zona 0? Pentru că plătesc taxe și impozite pe zona 0. Deci plătesc cel mai mult din Piatra Neamț. Îmi plătesc pe apartament taxe și impozite. N-aibă să-l ia. Nu știu de ce e zona 0. Că, în mod normal, ar trebui pe Petru Rareș, dacă ești din Piatra Neamț, până la pod, acolo, până la Aurora, acolo să fie zona 0. De ce e pe obor, acolo unde e Kaufland, e zona 0, nu știu. Chiar nu știu de ce e zona 0, dar chipul e zona 0. Hai că stau în zonă, hai că stau eu chiar în centru acum. În fine, Kaufland. Asta ne întâlnește în Suceava. Da. Fii atent că bată la ușa acum la tine. Hai, Gabriel, vino. Dărmănește și în Argeș. Da, sunt multe cartiere dărmănești. La tine, Moșu, ai deschis? Nu. Urmează la mine. Ultimul cont. O să citesc pe Discord să vedem, să vedem dacă trebuie să mai deschid. Cred că avem două ore. Nu cred că mai deschid, fraților, da? Vă citesc imediat. După contul ăsta vă citesc imediat și vă spun dacă deschis sau nu. Pentru că am zis că nu fac mai mult de două ore. Probabil că o să facem două ore jumate, dar chiar nu vreau să fac 3, 4, 5 ore. Și studioul unde l-am? ia să dăm adresa și la studio. L-am undeva chiar în zona... Hopa, nu, e 200 în asta. Chiar l-am în zona 0 și anume undeva pe unde e Telecondola, dacă știi, chiar în centru. Păi studio, un apartament, am mai multe apartamente, știi, și ăsta fiind gol, mi-am amenajat eu aici într-un living, un mic studio. Mie îmi place să zic studio pentru că arată studio. Cu monitoare, cu macarale, cu lumini, cu softbox-uri, cu nebuneală, chiar arată bine. Vreau să bag niște de ăștia pentru sunet, niște burezi de aia pentru sunet, o să bag pune la lucru și camera asta pro. 4K pe care am luat-o, trebuie să găsim cam link-ul, aia e problema, cam link-ul ăla. Ești cu mine în oraș, da. Ai carnet, moșule? Da, am permis. Da, pe Anglia, eu am actele pe Anglia, frate, eu n-am actele aici, am actele pe Anglia, am mai povestit pe live. Am stat foarte mult, am plecat și eu nu mi-am schimbat actele, încă am actele acolo, sunt la zi cu taxele. Nu am lăsat nicio datorie, n-am lăsat nicio problemă pentru că da, spre caot, nu știu ce în rezervă viitorul neapărat în România și eu, na, dacă am stat 20 de ani, am plecat afară, sunt învățat ce se întâmplă afară. Am hotărât să venim acasă pentru că, na, așa a zis soția, e timpul să ne retragem, după atâția ani afară, e timpul să ne retragem. Dar mi-am păstrat actele acolo, încă am contul activ, contul bancar, încă cu actele la zi. Deci e important să ai așa un plan de rezervă, un backup, da? Deci backup-ul meu rămâne Londra. Adică primesc încă acolo, primesc pe adresa aia de unde am stat eu în Lewisham, în Greenwich. Primesc încă scrisori, primesc încă notificări, primesc încă de la bancă, primesc încă de la taxe. E normal să fie așa. Am fost odată în tabără la Piatra Neamț. Băi, e o zonă frumoasă, un oraș mic. Bine, na, eu fiind din zonă, sunt subiectiv. Dar îmi place, pentru că avem munte, avem apă, avem un lac mare aici la Baraj. Wow, nu cred! Bă, frate, nu cred! Bă, ești nebun! Nu cred, frate! Nu cred, Timișoara! Uite-l că l-avem pe live! Bă, ce golan! N-am vrut să-mi zică, mă! Deci mi-a zis Iulie, bă, ești nebun! Mi-a zis Iulie că mi-a pregătit o surpriză. Sincer, mă așteptam la un Prime Icon, dar nu mă așteptam la 4 Prime Icon, frate. Oh, deci avem 4 și cu 2, 6. Bine, mă, asta a dat surpriză. Nu mă așteptam, frate. Bă, nu mă așteptam. Bravo, mă. Bravo, mă. Bravo. Și a avut răbdare, frate. Nu mi-a scris. A avut răbdare să aștepte. Bă, bravo, mă. Bravo. Ai respectul meu, frate. Deci toți cei care participă cu pecuri, care muncesc pentru pecurile astea, pentru că e muncă să le faci, să joci, e muncă și participă, ajută canalul ăsta cu content, tot respectul meu, fraților, tot respectul meu. Apreciez. Chiar o surpriză plăcută, frate. Chiar o surpriză plăcută. Moșul ai auzit de Grumăzești, îmi cer scuze, nu. Hai la Rad la un fotbal. Ba, chiar ar trebui un fotbal, n-am mai jucat de mult. Ți-au făcut Maradona, nu ți-au dat pecul la elit. A, ți-l dă, probabil e o greșeală. A rupt 4, mă. Frate, asta ajunge în Piatra Neamț, poate ne vedem. Da, uite, a mai fost un băiat care a fost în zonă. Uite, spre exemplu,
Salut, Blaise! Salut, salut! Adrian poate să confirme, Alex poate să confirme, de altfel, Alex, avem și clip pe canal. Cancel. Ok, ne-am întâlnit, deci cu mare drag, dar a venit un băiat, a avut un necaz aici, mi-a dat mesaj, eu chiar atunci, fiind babysitter, nu am putut și am vrut să mă întâlnesc cu el a doua zi, n-am mai putut să mai stea în Piatra Neamț și, din păcate, n-am reușit să mă întâlnesc cu el la un suc la o înghețată, dar, în mod normal, dacă venim din timp, nu e o problemă, frate, ne vedem cu mare drag, cu mare drag. Moșe, faci un fan meeting? Da, eu sunt mic, frate, pentru fan meeting. Eu nu vedeți că mie mi-e rușine să bag membri. Trebuie să intru acum să-mi fac pagină oficială, pentru că nu știam că e asta, pagină oficială la Facebook, pentru că chipurile sunt persoană publică. Eu sunt așa, eu sunt modest, frate. Eu sunt la fel ca la 10 abonați și așa o să fiu. Doamne ajută, dacă vreodată, nu cred, dar să zicem, Doamne ajută că o să avem vreodată 100.000, tot la fel o să fiu, nu știu, eu sunt așa mai... Eu sunt mai tare și mai rău și mai dur așa când e vorba de familie, când e vorba de morți, de jicniri de astea și când e vorba de sală. Da, eu la sală sunt destul de drăcos la sac, pentru că așa trebuie să fie. Nu poți să te duci, frate, să faci sparring așa. Sparringul nu se face așa. Hai, dă tu, hai. Nu, sparringul se face. Când dai la sac, dai la sac. Când faci sparring, faci sparring. Ori faci sparring, ori ce faci, știi? Sau la palmare, da, nu poți să dai cu 100% la palmare, se știe, la palmare se dă cu 70-80% din forța ta. Dar nu poți să mă duc să fac la palmare, înțelegeți? Acolo sunt rău, dar în viața de zi cu zi sunt bun. Salut frumoasă, aia zic. Eu zic că să ajunge 100 de oameni la fan meeting. Da, ce ziceam, mie mi se pare, așa mă depășește când zici de fan meeting, dacă vrei să ne întâlnim, ne întâlnim, dar mi se pare... Bă, adică, bă, prea mare pentru mine, fan meeting, nu? Fan meeting, nu știu, poate să aibă X-Breaker, Ovidiu Pătrașcu, Teo, da? Content creator foarte mare în România, care ar merita, dar, nu știu, eu fan meeting nu cred că merge, frate. Dacă sunteți în zonă, totuși, s-a dat cu Sam filmări, o să se termine cu blestematul ăsta de COVID, pentru că exact înainte de COVID, pentru cine nu știe, eu trebuia să am filmare la Iași și la Bacău. Deci filmare la Iași și la Bacău. Și a picat treaba aia. Dacă o să revin cu filmările și o să fiu în zonă, o să anunț pe pagina oficială de Facebook, pe Discord, poate și pe live sau pe un episod, că o să fiu prezent acolo la data de și o să mă întâlnesc la o înghețată, la un suc cu mare drag. Cu mare drag. La fan meeting e prea mult pentru mine, frate. Fan meeting că... eu sunt un om normal, sunt un om modest, frate. Fac parte din popor. Ok, avem Ocaut, Keeper, Argentina, ai de asta, Conem. Bă, eu îl confund cu... Ai, 90! Avem Armani, mă. Am luat Armani, frate. Am luat Armani. E, dacă vine și Gucci, e bun. Ok, și e tradable. Sunt curios, cât face? Face un 40? Oh, face 45.000. Face 50.000, mă, Armani. Bă, e normal să fie scump, totuși e Armani, ce pana mea. Armani, hai zic, mă trebuie la Malmo, cum să nu, băgăm, băi, frate, la ce grătare bagă. Deci Petru e grătărgiu șef, frate, rupe la grătare. Rupe. Și am o perioadă când vreau să intru în formă și sunt pe dietă, chiar sunt pe dietă, pentru că, din păcate, sunt certat cu sala în ultima vreme, nu apuc să ajung la sala. Ok, din nou workout. Și atunci sunt foarte atent la dietă. Center forward din Olanda, Depay la inform de 86. E bine, mă. E bine. Și atunci dacă sunt certat cu sala, măcar la dietă să fiu atent. Și mai am zile de alea când îi dau cu salată cu două oferte. Fac o salată mixtă, ulei de măsline, un pumn de semințe. Da, mănânc semințe, asta e de tot fel. Semințe amestecate, îmi iau pungă de aia de la Kaufland, pot să zic. De la Kaufland. Cu semințe mixte, omega 3, omega 6, cu semințe de in, de bostan crud, evident, de floarea soarelui și de susan, parcă sunt. Sunt 4 sau 5 semințe și arunc undeva o pungă de aia de 200-250, că iau aia gratis cu 50 și folosesc la 5 salate, deci 50 de grame pe salată. Deci, așa, arunc eu la ochi, 50 de grame pe salată, o salată mare cu ulei de măsline, două fierte sau un piept de pui, 200 de grame sau două mozzarella, cam așa fac eu. Sau o conservă de ton, salată, ulei de măsline, un pumn de semințe, o conservă de ton frumos, apăpat moșul. Cam asta înseamnă dieta la mine, da?
Și vine Petru, frate, și trântește niște poze cu niște grătare de alea șmechere, nu se joacă deloc, știi? Și cu desert, cu înghețată, cu alea făcut. Ce-ai vorbit, bobiță? Și tu care ai mâncat salată în ziua aia și ai băut apă și ce ai? Da, mă, frate, zi și tu, cum să faci dietă? Pagubă-i fac dacă ajung. Dacă ajung în Suedia, pagubă-i fac. Armanii să moară dușmanii, aia zic. Cum era odinioară cât muntele. Dacă era și Icon. Icon Armani? Ok, avem patru Icon-uri. Avem Icon-uri, frate. Și salată de roșii. Bă, salată, eu asta e, eu așa mănânc. Eu mănânc foarte simplu, frate. Eu mănânc foarte simplu. Workout de 3, bă, 3 back to back am luat? 3 back to back, nu? 3 back to back. Bă, e bine, suntem la 4 sau 5. Fundaș, ok, 3 back to back. E bine, bine, 84. E da, workout. Dar, na, workout in form. Bine, mă. Bine, mă. Nu e rău, nu e rău, nu e rău, nu e rău, nu e rău. E și trailable, chiar e bine. Ia să vedem aici, Girona, PSV, o să-l păstrez. Bă, chiar bine, mă. Inzaghi, nu o să-i dau discard lui Inzaghi. Ba da, pot să-i dau discard. Asta avem impresia că e mai scump, dar nu e. Avem impresia că e vreo 1000 sau așa, dar dacă e la 4500, nu e problemă. Mega pack-uri, hai cu mega pack-uri. Da, salată, nu știu, salată, spre exemplu, salată de fasole, frate. Din nou, cel puțin bord, dacă e o caot. Ah, nu e, băi, era fantastic. 4 back to back era mare GG. Din păcate, Dzeko de la Roma. A naiba cu notificările, știu, știu. Moșe, dacă ajungi la Iași, un semn poate ne vedem la o bere. Cu mare drag, cu mare drag, cu siguranță o să anunț. Trebuia să ajung la Iași și trebuia să ajung la Palace la Iași chiar. La Palace? La Paras, la Paras? Cred că la Palace. Da, cred că acolo, nu mă știu minte. Trebuie să mă uit, trebuie să mă uit pe mail. Și la Bacău, la Bacău la Arena. Dacă ajung, cu mare drag. Sau Iulius, așa, la Iulius, Leu, așa, trebuie să verificăm mail-ul. 500 de butonașe, mulțumesc frumos, fraților. Cu mare drag, frate, dacă ajung în zonă, cum să nu, chiar mi-a face plăcere, frate. Pentru că eu așa sunt, eu sunt așa, eu sunt pe Caterinca, pe show, mi-ar face de zis de plăcere să mă întâlnesc. Vorbim, stăm și noi la o Caterinca. Repet, sunt normal, sunt modest, nu vă așteptați când vă întâlniți față cu față. Eu sunt ca voi, frate, sunt dintr-o bucată, fac parte din purime, tot timpul a fost așa, tot timpul o să fiu așa. Nu o figură, un nasul pe sus, nu nimic. Ce e asta? Persoană publică, vai, YouTuber, hai și ce mare. Content creator, hai, influencer, hai că avem trei coițe, scuzați expresia, că dacă ești influencer, ai trei coaie. Nu, frate, n-ai niciun trei coaie, frate. Ar trebui mulți care s-au urcat așa pe un pedestal, mulți, mulți, inclusiv în România, să coboare puțin de pe pedestalul ăla, să respecte mai mult comunitatea, pentru că dacă n-ați fi voi, noi n-am fi, știi? Influencer, hai, am făcut 1 milion de abonați sau, nu știu, 500 de mii sau asta și hai că de acum nu mai bag în lume, seamă lumea, hai că sunt cineva. Nu e așa, frate, nu e așa. Sau, mă rog, n-ar trebui să fie așa. Ok, cel puțin board, ia să vedem dacă avem o caut. Nu, e doar board. Băi, e cumva un board in form? Sau e mizerie de asta, combo, bla bla bla. Ba, nu, e in form. E ok, e ok. 83, Jimenez. Salut! Galați când? A, la Galați, nu știu, frate, n-am auzit. Salut, hai cu bucele 7, hai! Nu uita de mine! A, Marius, da, Marius, da, bun, deci atât, doar lui Marius se deschid. Ok, tradable. Da, îți deschid Marius. Îți deschid, frățioară. Stai o secundă să văd dacă pot să mă loghez de pe... Dacă pot să mă loghez de pe consolă. De fapt, pot să încerc și acum. Hagi din toți români, dacă vrei, ar fi bine să bage, dacă vrei învățare aproape de Suedia. Bă, și asta e adevărat, nu uita de mine, moșule, nu. Acum nu de abonați, cumpărați. A, bă, nu știu. Na, nu știu, nu mă bagă. Nu, nu mă bag, nu mă bag. Nu. Zic așa, eu zic în general, nu, doamne, sunt foarte mulți care au ajuns foarte sus și sunt cu capul pe umeri și sunt modești cum ar trebui să fie, de fapt. Repet, nu numărul de abonați. E important să nu uiți de unde pleci, frate. E important să nu uiți de unde pleci.
Pentru că da, dar bă, dacă ești arogant de la început, ești arogant de la început. A, e, ăla ești. Dar dacă tu ești ok la început, ești modest, la început ești un băiat normal la început și pe perioada creșterii, evoluției tale în viața asta virtuală, deja ți iei nasul la purtare și te schimbi, cum se întâmplă, de altfel, nu e ok. Chiar nu e ok, frate. Chiar nu e ok, chiar nu sunt de acord. Și nu înțeleg, personal nu înțeleg. Și eu tot timpul am zis, chiar și vouă v-am zis, fraților, dacă vreodată vedeți că o iau pe o cale greșită, să veniți să mă trageți de mânicuță. Da? Voi să veniți să-mi spuneți mie, moșule, mai dă-te în ceapa mătii, da? Ce-s cu figurile astea? Revinu-ți, revină printre noi. Ți-am răspuns pe Discord. Ok, imediat, imediat, Marius. Imediat, imediat. Știu că trebuie să... Păi te-am pus cu semnul întrebării. Chiar te-am pus, frate. Chiar te-am pus cu semnul întrebării. Pentru că nu știam precis... O să încerc pe aplicație, nu știam precis. Și dacă nu merge pe aplicație, bro, nicio problemă, mergem și deschidem de pe Xbox, dacă nu merge, mergem și deschidem pe aplicație. Bun. Avem 4 iconuri, un best. Hai să vedem best of release. Aici sunt jucători importanți. Dar avem 4 iconuri. Bă, dacă nu ne dă ceva decent din 4 iconuri, să-mi bag picioare Electronic Arts. Ia să vedem. Walkout. Winter Mercy, Winter Refresh, right back. Nu, frate, Florenze, nu? Bă, Florenze, mă. Florenze, tu ești șapa măsii, frate. Florenze, ok, cred că 5 sau 6 walkout-uri, nu mai știu câte. Dar avem 4 icon-uri, frate. 4 icon-uri. Mergem și deschidem imediat. Ești tare, mersi, no name, mersi. Dă mânuța. Dă ce am ajuns acasă, numai bine. Acum intrăm. Ești tare. Moșilor urmăresc ca pe fiecare level tăriei. Mulțumesc frumos, Andrei. Apreciez. Chiar apreciez, frate. Apreciez susținerea nespus. Chiar nu aveți idee, frate. Moșul câte se merg cu o sucoste de mbele? Nu știu, frate. Nu știu. Chiar așa. Mie mi-a dat Ache. Mie mi-a dat un 89. Ok, l-am băgat la SBC. Vine pe canale Ingolan și Hidrane pe Costa. Semi-win. Ei, nu e. E luz. Hai, deschide alea. Acum deschidem. Fraților, tradiție. Știți că asta e. Spamați. Ce prindem? Hai cu Iașin. Dă-ți peste gură, blaz. Dă-ți peste gură. Hai că nu am lăsat la purtare, nu am lăsat cu sabie. Hei, nu. Nu, frate, nu. Nu trebuie să dăm hate, nu trebuie să... Asta se înțelege greșit în comunitate, în general și nu numai aici și afară. Frate, în momentul în care nu te regăsești cu un content creator, cel mai simplu, nu-l urmărești. Nu mai apeși butonul acolo, sau dacă ești abonat, îți abonezi sau debifezi clopoțelul. Nu trebuie să-l înjuri, nu trebuie să-i dai hate. Nu ești de acord cu ce face. E simplu, frate. Asta e cea mai mare palma pe care poți să-i dai unui content creator. Nu îl urmărești. Da? Nu îl urmărești. Bun. Găsuțul pe petit fel de nakata. Aoleu, nakata. Bă, ce... Butra nu e rău. Maradona nakata. Bun. I-am dat drumul, frate. Mersi pentru subscribe. I-am dat drumul. Hai. 4 avem. 4 avem. 4 în Italia. Oleo. Nu fi așa. Bă, dacă luăm și Maldini din aia 4 în Italia, hai să vedem un steag bun. Și... Spania, nu Spania, mă. Bă, ce prost am început. Bă, ăsta-i Guardiola toată ziua, frate. Ce luz. Raul era win. Era singur win, frate. Pe Guardiola. Bă, era bun la început, dar acum ce naiba să faci cu el? Raul e semi-win, Raul, da. Bă, nu, frate, nu, bă, 4 sunt, Electronic Arts, te rog frumos, Electronic Arts, mai avem încă unul. Electronic Arts, te rog frumos, hai să dăm între două. Și Butra. Haide, dă ceva bun, hai un steag bun, și? Portugalia. E Figo, bă, nu e... E între. Portugalia Eusebio. Bă, am emoții, mă, să-mi bag ficioare. Nu e pe contul meu, dar am emoții. Aș vrea din suflet să dau ceva bun. Portugalia... Nu e win, e ruletă. Bă, nu e win, nici lose nu e, dar nici win. 4-4 high-low. E bine care e high-low-ul ăsta, deci nu e medium-medium.
Are high low, nu e medium medium. Și sincer în bandă, sau pe poziție de cam, bă, nu e rău, nu e un cartonaș rău, mai ales dacă ai un Ronaldo cu care să-l combini. Nu e rău, dar nu știu, nu e win, frate, nu e win. Nu e win, frate, nu e win, nu e win. Nu e win, dar nici lose. E între. Deci Figo cred că e cel mai bun pe care l-am prins până acum, o să semnez. Nu din pecurile astea, în toate pecurile pe care le-am descris, totuși Figo e cel mai bun, da? Figo e cel mai bun. Ok, Figo de 92, până acum e cel mai bun. Aoleu, aoleu, încă două. Falcon rolet, dar nu știu cum să o fac, mi-a zis cineva, Darius, nu știu cum să o fac. Nu știu cum să o fac. Aia dublură, băi, Dan. Nu fi. Mi-a dat Eusebio, bravo, Barosanu. Cannavaro e win? Nu, e semi, e semi. Pică Butra, Butra nu e rău. I-am dat. Nu știu cum se face Icon. Mi-a scris cineva în privat că Icon reload, dar nu știu cum se face, frate. Pentru că da, răspund la toate mesajele pe Discord în privat, mai puțin pe Facebook. Pentru că trebuie să schimbăm pagina să o facem oficial. Acolo e o problemă. Germania? Nu, bă, nu, bă. Dă-mă mijlocaș în Germania, Electronic Arts, mă. Nu le e, mă, nu, bă, mizeria asta, mă. Păi, frățioare, ce-i asta? Ce mizerie asta, frățioare! Ce mizerie asta! Bă, dar de ce nu mi-a dat, mă, pe Mateus, Lothar Mateus sau Mataus, depinde cum vrei să-i ziceți. De ce nu mi-a dat Balak, mă? Haide, mă, ce mizerie, frate! A, mă, de ce nu mi-l dai pe Balak, frate? De ce nu mi-l dai pe Mateus, că e win, frate? Bă, de ce mi-l dai, mă, pe ăsta, mă, ce lus total. Dacă nu-mi vine, nu vine să trântesc pixul ăsta. Dar nu mai am pix, nu mai am cu ce să semnez după aia. Ai, de capul meu, frate. Da, Dumnezeu să-l ierte. Bă, nu cred, frate. Parcă nici nu vine să mai deschid ăsta. Nu cred, frate, nu cred. 4 pe contul ăsta, mă. Haide, mă. Vai, hai să ne vedem un pic pe echipă, mă, parcă nu vine să deschid. Nu pot să cred, ce mizerie, mă. A, ah, l-are aici pe... Da, la best e mai bun. Uite, best putea fi win. Ia să văd, e tradable sau untradable best? Hai, intri. Best dacă e tradable, dar best e peste... E untradable. A, ah, mai făcut un pack și a dat best. Best e win, totuși. Deci, am mai făcut unul și a dat best. Bă, best e win, frate. Best e win, frate. Best e win. Butra, Butra are pe la tradable. Bă, să-mi bag picioare, am emoții. Să-mi bag picioare, am emoții, mă, ești nebun. Am emoții, frate. Am prins Del Piero, Lothar Mateus e ok, frate. Scos, e win. Dacă ai prins Mateus din 3, e win. Haide. Deschide înainte un Prime Icon cu un bronz. Ok, să deschidem așa cu Prime, cu bronz pack. Hai să facem așa. Hai să încercăm și așa. Și ce trebuie să fac? Trebuie să dau, cum era faza? Trebuie să dau discard. Hai, Rusia, bă, Gabriel. Fiți și voi un pic așa, gândiți-vă că sunteți voi acum pe contul ăsta. Bă, o leacă mai... Ce înseamnă asta? Trebuie să dau discard. Salut, salut, DJ Kratos, salut. Gulit vine acum. Fă, Doamne ajută. Ce să fac? Trebuie să dau discard la ăștia? Sau cum procedez? La, că nu știu cum funcționează. Sau îi trimit la club? Deci cum merge aia cu bronz? Dai discard? Trebuie să dau discard la toți? Trebuie să dau discard la toți, nu? Trebuie să dau discard la toți? Discard la toți. Că nu mai știu cum funcționează, frate. Parcă astea era, nu? Bă, ce rei sunteți. Cum doi OP? Sunteți nebuni? Discard la toți. Ok, discard la toți. Quick sell. Bun, hai să încercăm și așa. Quick sell. Deci discard la toți. Bun. Și acum deschidem pack-ul. Hai. Și numărul și până la 8, numărul meu norocos. Și nu până la 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hai, liniuța 8-a, 8, i-am dat drumul, bun. Haide mă, dă ceva bun. Hai, dă-te rog ceva bun, hai. Hai, te rog frumos. Nu cred, bă! A, Raul! A, ok. Bă, nu e rus, e Raul. Puh, bine că e Raul, frate. Vai, ce mă gândeam la Guardiola, că a scris cineva de două ori Guardiola. Bă, nu e lus, Raul. Nu e neapărat win, dar nu e lus, Raul, frate. Chiar nu e lus, Raul. E între, deci Raul și cu... Acum l-are pe Butra acolo.
Raul, frate, 4 cu 4, high medium de picior stâng. Stă foarte bine pe shooting, pe viteză, dar îi dai boost acolo pe viteză. Probabil un hunter pe Raul. Sau poți să dai și un engine acolo, să dai pe agility, balance, maxim. Nu e, bă, nu e rău Raul. Nu e rău Raul, frate, nu e rău Raul, nu e rău. Dar totuși din 4 pack-uri, deci Raul, deci Raul cel mai bun. Lehmann și Guardiola. Bă, Raul, Raul ok, frate, decent, decent, decent. Da? Deci decent, Raul decent, Raul decent. Bă, la Raul nu pot să mă supăr. Mă supăr că din 4 mi-a dat practic 3 mizerii, chiar și pe Figo, nu cred că-l... Cât face ăsta, frate? Pot să mă duc să văd cât face? Ah, 300 de mii. Nu, e bun și acum. Salut, Toto, salut, ce faci? Ce faci? Bă, ce mizerie din 4, frate, ne-a dat un Raul din 4. Din 4 ne-a dat un Raul, frate, ne-a dat un Raul din 4. Asta e, asta e, asta e, asta e. Nu știu dacă poate să-l joace, la cum are el echipa, adică îl are pe Butra acolo, nu scoți. Îl ai pe Best, care e untradeable, îți dai seama cum nu scoți din bandă. Numai să-l vinzi, doar așa, să-l vinzi pe Butra... Să-l bași pe Raul pe poziție de cam și banii de pe Butra se investește în altă direcție. Nu știu, să-l cumperi altceva. Să-l cumperi pe Mane în stânga, dacă, deși Davos Costa e ok. Are ăla footmas, are 5 stele. Să-l cumperi un alt atacant, să-l cumperi nu știu ceva. Să investești banii de pe Butra. Aia e singura variantă. Aia e singura variantă. Ok, bun. Facem tranziția la mine. Și ca să ies eu de pe contul ăsta imediat. Ok. Și hai să vedem ce mi-a scris acum, ce mi-a scris Marius. Să vedem la Marius dacă pot să mă loghez, atunci ce mi-a scris Marius. Ia să vedem. Bun, bine și pe aplicație poți să faci Prime când vrei dogodești. Ok, ok. Nu, Prime că nu o să mai stau să fac acum, frate. Dacă îl faci pentru săptămâna viitoare, bro, ți-l deschid. Dar acum nu o să mai stau să fac. Îl deschid doar pack-urile. Încerc prima dată să mă loghez de pe cont, să vedem dacă reușesc. Exit. Tranziția avem făcută aici. În primul rând, mersi, mersi Iulie pentru surpriză. Nu mă așteptam să ai 4 Prime Icon. Mă așteptam la un Prime Icon. Îmi pare rău că nu are ce să-ți dau ceva mai mult. Suntem 400 pe live. Mulțumesc frumos, frate, îl apreciez. Mă așteptam, speram să-ți dau ceva mai bun. Nu a fost să fie, din păcate. Hai să facem tranziția. Hai să facem media tranziția. Adică să încerc să-l bag pe Marius. Și dacă nu reușesc... A, mai avem un Icon. Mai avem un Prime Icon. O să deschid lui Alex înainte să deschid la mine. Deci mai avem un Icon făcut, da? Mai vom like-ul trecut, fraților. Bun, încă două conturi, da? Bun, încă două conturi. Ia să vedem acum dacă reușim. Și nu mai deschid, da? Nu mai deschid. Fraților, nu mai deschid. Îmi cer scuze, deci nu mai deschid. Atât, nu mai deschid, fraților. Luăm legătura pe săptămâna viitoare, dacă vreți. Bun, și dacă mai strângeți iconul, le deschid tot așa pe live. Eu nu fac episod, deschid pe live, deși ar merge un episod. Bun, hai să încercăm să văd dacă pot să-l bag pe Marius. Ad. Ia să vedem dacă reușesc să-l bag pe Marius. Ia să vedem aici contul. Unde e Marius? Unde e contul? Te-am semnat aici separat? Da. Faza la care eu l-am avut băgat de mult pe Marius, de la început. Eu am mai deschis lui, dar pentru o perioadă nu i-am deschis. Și din păcate am avut chiar și premiile la Elite. Nu am putut să-i deschid pentru că nu m-a lăsat. Eu intru acum, deci m-a lăsat să mă loghez. Hai să văd acum, îmi dă gen de ăla, am prea multe conturi băgat. Așa e pe Xbox. Nu știu dacă pe PlayStation 4 e așa. Am înțeles totuși că pe nou Xbox o să avem un fel de share sau cum se cheamă, ce aveți voi pe PlayStation. De fapt, ce am și eu pe PlayStation. Și eu am avut PlayStation până acum câteva luni. Salut, Moșo, salut, Elian, salut, Dumitru Puiul, este că ne vorbim de Berkham Figo, destul de nașpa. Moșo, când jucăm 1 vs 1, băi, când o să relaxeze puțin situația și la mine cu jobul, cu munca, o să jucăm. Toto, salut, binevenit. Mane și Firmino. Mane și Firmino, da, poți să faci pe Firmino de la SBC, da, bună idee. Raul e slab, 10 clase sub Butra. Bă, da, e mai slab ca Butra. Butra are avantajul, nu-i 10 clase sub Butra, dar dacă ar fi să aleg între Butra și Raul, eu aș alege Butra, fără doar ce poate. Clar, clar, asta așa e. Ne arăți Team of 2? Ok. A, nu pot, frate. Hai că vă arăt ce mi-arată. Uite ce mi-arată, vedeți? Deci dau să intru și uite ce mi arată. You have reached the limit of foot accounts logging on this console. Please use on... Bă, și înainte mă lăsa să bag săptămâna cu un cont. Nu mai las. FUFA accounts we have recently used to login. Nu mă lasă, frate. Share play, exact, Gabriel. Share play. Mușor pentru care să-i win sau lose. E între. Ca și Raul. Nu poți să-l dai la win, dar nici neapărat la lose.
Moș Vigo e mai scump decât Raul. E mai win. A, e mai scump Figo? A, deci îl lăsăm pe Figo cel mai scump. A, ok, 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 ok. Deci Figo e mai scump ca Raul. Ok. Deci Figo e cel mai bun pe care l-am prins până acum. Ok. Nu știu ce, aveam impresia că Raul e mai scump. Bun. O întrebare la Marius. Ce fac? Îți deschid pe aplicație, bro? De ce de nu ne-o băgam înapoi în izolare? Să sperăm că nu. Este bun din prime, mai că în Cannavaro. Dark Dish e win. Mă știu cine era ești, mă pe respect. Pe respect, Denuț. Mi-a picat Drogba și Mateo sunt win? Eu zic că da. Intră pe aplicație, da? Bun, bun, bun. Aplicație. Bun, gata. Am înțeles. Gata, aplicație. Bine, bro, intrăm pe aplicație. Am deschis numai cât mă loghez. Nu cred că m-am logat vreodată pe aplicație la tine. Ok, dar bag acum imediat datele. Deci am aici în față la mine. Cred că o să am nevoie totuși de un cod de confirmare. Sunt sigur că o să am nevoie de un cod de confirmare. Deci. Unde mă, frate? Te-am pierdut, unde mă? What the fuck? A, aici, gata. Ok. Ok, bun. Ia să vedem acum dacă sunt ok. Zice că nu e ok. Ai schimbat parola, bro? Ia de-a trimite-mi o leacă parola dacă ai schimbat-o. Deci, bun. Ai altă parolă? Trimite-te rog pe Discord în privat. Da, nu-mi ia parola. Ți-am trimis. Ok. O secundă. Ok. Deci ai... A, dar e posibil asta să fie... Dar e alt cont, frate. Păi ăla care l-am eu pe Xbox înseamnă că nu e ăsta, frate, că e alt cont. Adică nu aveai 86, ca să înțelegi. A, am înțeles acum. Ok. Ia să vedem. Nu. Nu e bună nici parola asta. What the fuck? Da, bun, gata. Deci era a doua. Bun, pe numărul de telefon. Ok, pe numărul de telefon, text, da? Text, numărul de telefon. Ok, ți-am trimis, bro. Gata, ți-am trimis. Bă, dar asta e alt cont sau cum n-ai? Bă, că nu înțeleg. E alt cont? L-am băgat pe blanc la SBC și mi-a dat pe tardă franceză de Zai. Aoleu, le băgat pe... Dar nu trebuia să-l bagi pe blanc la SBC, frate. Nu trebuia să-l bagi pe blanc la SBC. Hai, trimite contul ca să putem să ne rugăm aici imediat. Ok, perfect. Imediat. Mersi. Păi eu am altceva băgat, de asta zic. Eu am alte date semnate. Poate am eu semnat greșit. Ok, gata. Gata. Da, mă, am înțeles. Gata, măi. Ce ai? Bine-s. Bun. Tranziție, desktop.
Nu a venit acum, pot să ies de aici și pot să dau drumul. A, trebuie să intru pe contul lui Alex. Alex, pot să intru la tine, da? Intrăm pe contul lui Alex ca să deschidem Prime Icon, nu? Sign out aici, intrăm imediat pe contul lui Alex. Deschidem pe contul lui, ok, dismiss. Alex, pot să intru la tine, da? Ad. A, bun, bun, nu intru, nu intru, nu intru, nu intru, bun, 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 bun. M-am lustru, m-am lustru. Nu uite la Team of the Week. O să ne uităm imediat și la Team of the Week. Nu știu, pot să mă uit aici la Team of the Week? Nu știu dacă pot să mă uit aici, când ne uităm acum. Pot să mă uit aici la Team of the Week? Nu cred că pot să mă uit. A, ba, da, uite, Team of the Week. Ia, pot să mă uit. Avem așa, Benzema de 91, se vede? Se vede. Benzema de 91, Zapata de 88. Avem pe Saint-Maximin de 86. Ăsta mi se pare super tare. Eu joc pe ăla de 84 la obiective, când am obiective și mi se pare ok. Haaland de 90. De Bruyne, sper să nu mă știu, da, De Bruyne de 96, Nkoulou de 87, restul, mă rog. Pentru SBC, da, aici ceva de 84 pentru SBC. Da, cam asta ar fi. Ar fi în primul rând De Bruyne. De Bruyne să-l joci, De Bruyne să-l joci. Ăsta cine e? Visca? Parcă el, nu? Și după aia Visca, Zapata, Benzema, Haaland pentru SBC-uri și Nkoulou. Da, ăsta e timpul. Bun. Food Champions Reward. Premiile de elite cumva? Bă, cred că a făcut din nou elite. Ai făcut din nou elite, bro? Da, a făcut din nou elite, frate. Am notat câteva conturi de elite pentru că n-am reușit să mă loghez. Hai să vedem, fraților. Hai să vedem. Hai să vedem. Elite-ul! Bă, nu e rău, nu e, bă, adică, na, te aștepți la mai mult, sincer, dar avem totuși, avem pe Hulk de 94, nu cred că vrei pe Mertens. Sau vrei pe Mertens? Nu, o leau pe Hulk, nu? Pentru viitor SBC. Sunt curios dacă îl poți juca cu Hunter pe Hulk, frate. Sunt curios dacă îl poți juca cu Hunter pe Hulk. Sau cu Engine pe Hulk? Pe Hulk cu Engine, frate? Eu Hulk aș vrea să iau. Ia să vedem ce zice Marius. Marius, pe cine iau? Iau pe Hulk? High rated, corect, high rated. Perfect, perfect, perfect. Dar sunt foarte, foarte curios dacă îl poți juca cu Engine. Deci, viteză, pase, dribbling. Fizic deja are, șut deja are. Sunt foarte curios. Bă, nu e rău Hulk. Ok. Hai să dăm în asta din mijloc și... Immobile, e bine. Immobile, e bine. Păi, Immobile 96. Bă, dar Immobile nu e Team of the Season. Păi, e bine, frate. Adică, e bine. Sunt high rated acum, sigur. E bine că sunt high rated. Adică e poate folosi la un viitor SBC. Evident că luăm pe Immobile. Na, nu e jucător pe care el... Nu sunt jucător pe... Deci e Hulk ăsta, chiar sunt curios. Chiar să ne uităm după. Ok, deci 84, 80, 94, 96 și... Hai, dăm ceva bun acum. Ceva să-l poată folosi? A, aoleu, stai că am trimis la club. Am trimis la club și... Sala. A, Sala... A, joa Felix. Hopa! Salah, Joa, Felix, Sejni. Bă, pe cine iau? Nu, Lăutaru. Felix, nu? Felix, asta zic și eu. Felix, frate, Felix. Felix, Felix, da, mă. Felix are 5 stele la eFoot? Joa, Felix. Da, corect, 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 corect. Claim Rewards. Ia să văd un pic Player Bio. 5 stele la eFoot? Ba, nu, 4, bă, 5 la Skill Move. 5 la skill move și ia să vedem atribuțiile. 92 cu 90, shooting 92 foarte bine. Da, e destul de complicat. Bă, nu e rău. Joa Felix, Hulk. Bă, eu vreau neapărat să mă uit puțin la Hulk, dar cred că o să mă uit eu după. Hai să deschidem. O să mă uit pe contul meu. Division Rivals. Ce, o trebuie sau o trebuie la Division Rivals? Bă, nu știu, cele mai bune premii cred că au fost astea. E adevărat, premii de elite. Băi, cel puțin așa ar trebui să arate premii de elite, da? Îl avem pe Hulk, îl avem pe Immobile de 96 și Joa Felix, 4 cu 5. Dacă era 5 cu 4, era și mai bine. Costă 800 de mii. Wow, 800 de mii înseamnă că e win. Da, 4 cu 5. Iau tradable sau untradable? Înseamnă că e win, Felix, nu? Bă, înseamnă că e win, Felix. Ah, bun, bun, bun. Bă, mă bucur că am dat ceva. Mă bucur că am dat ceva bun, frate. Și merita la elite, ce n-ai. Prin Craiova vin... Ce vrei? Nu știu, ce ai tu nevoie, pro? Nu pot, ce ai tu nevoie? Dacă ai avea nevoie pentru SBC-uri, e untradable. Dacă ai nevoie buget la club pentru viitoare investiție, e untradable. Poți să mă uit pe echipă? Ok, hai să ne uităm întâi pe echipă, să vedem care e situația la echipă.
A, dar Joao Felix intră la tine, frate. Joao Felix intră în echipă. Joao Felix intră în echipă din prima. Ia-ți vine la sap cum stai. Joao Felix intră la tine în echipă. Să-l faci și pe Mendy. Trebuie să-l faci neapărat pe Mendy. Ăla aici și pe Benzema. De Joao Felix intră în echipă, frate. Cred că o să iasă Osimhen. Da, intră Joao Felix în locul lui Osimhen, deși și Osimhen arată bine. Băi, nici Hulk ăla, sincer. Unde e Hulk ăla? O să mă uit eu la mine. Ad player, untradeable. Most recent. Search. Ok, Joao Felix odată. Search. Hulk. Sunt curios la Hulk, deci Hulk. Player bio. Bun. A, 3 stele la WeFood, n-are 4 cu 4. Nu știu ce, credeam că are 4 cu 4, frate. Are 3 cu 4. A, 3 cu 4 puțin nașpa, așa. 94, 92, 97, 92 la atribuție. Nu, trebuie să intru. Nu, dar Joao Felix intră, frate. Nu, no, eu zic să iei tradable, frate. Mai degrabă iau tradable. Nu, iau tradable. Nu știu dacă ai nevoie neapărat de un tradable. Zic că am o bună până în 250-300, Logitech C920 sau Logitech C922. Salut, mușule, am jucat primul meci la Revolver de când am FIFA 20. Ho, cam târziu. Hai să luăm 3 de bă, frate. Să mă uit la statisticile CR7? Hai să ne uităm la statisticile CR7. Cum să nu? CR7 care era, vă rog, CR7. Dar cum pot să intru să mă uit aici? Player bio. Player bio. Aici cred. 221 de meciuri cu 204 goluri și probabil că multe asisturi, dar nu pot să mă uit. 221 de meciuri deja. Wow. Bun, hai să văd dacă să iau tradable. A zis untradable. A zis untradable. Ok, untradable, da? Untradable. Bun, gata. Untradable. Hai să mergem să luăm. Rare, mega pack-uri. Hai. Opa, am trap de 83. Stă la altul club. Ok, resurse, frate, ce să zic, resurse, swap. Ok, și dăm așa. Bun. Încă un mega de 35.000 și ai. A, nu, walkout. Bun. Walkout bun, walkout bun, chiar bine. Vreau să, deci pe contul lui Marius să avem așa, de la elit. Ce elit, frate? Elit 2 sau elit 3? Elit 2, Felix, frate. Felix la red pick care e mare win. Avem deja un knockout. Nu contează, elit 2 sau elit 3. Bun, player pick, asta store to club. Redeem. Și mare moia. Avem pe ăsta, luăm pe ăsta că e mai high rated. Ok. Store to club. Quick sell și ok. Bun. Mai avem așa, 1 de 100 de mii și 2 pack-uri de 50 de mii. Hai. Mizerii, frate. Elite 3, Elite 3. Băi, e bine, mă. Felix la Elite 3 e bine, frate. Bă, Felix ăla chiar e win, frate. Nu m-am gândit la Felix. Nu m-am gândit la Felix, frate. Nu m-am gândit la Felix. Quick sell. Hai, încă un pack de 50 de mii. Ok. A, nu e ok, UCL. Nu e ok, e lose, frate. E UCL, bă, ce mizerie. Oh, stai, 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 că l-are pe Casemiro. Ok, două walkout-uri momentan. L-are pe Casemiro. E bine, Casemiro e bine pentru SBC. E bine, e ok. Bun. Quick sell. Și ultimul pack de 100.000. Hai că 2 ore dacă e. Și avem mare moia la pack de 100.000. Haide! Haide, dați la 100.000, dați la 100.000, frate, jucători, da, jucători de 83 la 100.000, haide, dați la, haide, jucători de 83 la 100.000, haide, mă, frate, mizerie. Oricum, e win, frate, e win, o să vă arăt imediat de ce, pentru că l-am prins pe, da, elite unde-i? A, da, mă, dar unde-i? Apropo, unde-i pe cu inform? Da, mă, frate, unde-i pe cu inform de la elite? A, am impresia că și Sergiu a pățit la fel. Bă, v-ați luat Mumu cu pe cu de elite? Zi-mi o cameră web bună până în 250-300 de lei. Logitech C920 sau Logitech C922. Astea două. Ai, bag de la ei. A, mi-a scris Sergiu mai înainte că nu a primit pack-ul de la Elite. Cred că e bag. Merită 500K. Bă, mi se pare un preț ok pentru Ribery cu 5 stele acolo de 91. E bag, nu e pack-ul. Nu e pack-ul de la Elite, frate. E bag de la ei, nu e pack-ul de la Elite.
Ah, melodia asta care îmi place mie. De la astea free, asta îmi place cel mai mult. Bun. Alex, poți să intru la tine? Moșul pe Viper, aia zic. Alex, poți să intru la tine? Păcat, nu, nu contează, nu contează. Asta e, frate, asta e, n-a vrut să-l dea, n-a vrut să-l dea. Mertă, Ribery. Da, eu zic că da. Da, da, bun, poți să intru la Alex. Hai, prea mai cam pack. La Alex, după aia pack-uri la mine și cam atât. Switch, Alex, 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 unde ești? Unde ești, unde ești, unde ești? Unde ești? La București. Ei, unde Alex, mă? What the fuck? Ce? Alex, what? Uite-lea. Era sus. Era chiar acolo, în frunce. Era în frunce. M-am dus jos. M-am dus jos. Cât mai jos. Haide, hai că se mișcă serverele astea. Perfect. Genial. Au mers anul ăsta până și meniu ai delay, frate. Se încarcă de zici că dai tu la manivelă, în vârstul la ceva acolo și... Știi cum e cum în mediul rural? Probabil și acum, probabil că și acum... Te duci și iei apă, știi, de la fântână și la căldare și iei roata aia, frate, știi? Înțelegi? Iei roata aia și învârși la roata aia până se ridică căldarea. Așa merg, frate, așa merg serverele. Pe cuvânt, așa merg serverele, frate, în momentul de față. Despre ce vorbim? Bun, logout, dau sign out aici. Am dat sign out, deci nu mai așteptăm, nu știu dacă o să-ți dea, adică o să-ți dea, dar nu știu când o să-ți dea, mă rog, garantatele. Ne-am dus jos aici și cam atâta. Bun. Hai să ducem din coace. Încă două conturi, frate. Încă două conturi. Încă două conturi și gata. Mai suntem încă 300 pe live. Mulțumesc frumos. Ok. Bun. Merge pasul de mii. Dagdish Baby. Dacă merge Dagdish Baby pasul de mii. Ăla Baby... Dacă vrei neapărat să-l iei, poți să-l iei. Eu aș strânge pentru un prime, sincer. Aș strânge pentru un prime. Bun. Avem pack-ul, mai avem încă 4 pack-uri, de unde le-am spus și pe asta? De unde mai avem 4 pack-uri? Aia zic, păi hai, avem și un best, păi hai să le dăm în toate. Dăm în toate, frate. Haide! L-ai băgat pe Benzema Team of the Season, cum să bagi pe Benzema Team of the Season? Nu, 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 nu băgați mă jucători de ăștia, frate. Bași cărbun. Exact, frate, bași cărbun, pe bune, frate. Ce vreme cu fântână? Nu, dar mai sunt fântână, nu cred că de ce. Bine, acum toată lumea așa cu pompă, știi, dar plus că s-a tras și apă, multe, cel puțin la Dobreni, de unde sunt a mei. Ok, walkout, bine, încă un walkout și eu right middle, e cine este? Pizzi. Bă, atunci modificăm la Alex, avem 6 walkout-uri, nu mai sunt 5, că i-am deschis mai înainte și a prins 5 și cu ăsta 6 walkout-uri. Păi ori sunt 6, ori sunt 6. Bun. Ok, și e și tradable. Whoa! Dislike. Și sunt majoritatea au pompă, mă rog, și apă în casă, dar sunt și fântâni. Sunt și fântâni. Numărul în right. Da, cel mai bun. Ai văzut Ken din oștele SBC? Da, doar la draft, doar la draft, doar la draft. Din păcate. Am prins 5 prime că ieși în Zola, Balak, Wright și Crest. Balak e ok, e luz. Dacă ai prins un Balak din 5 și restul mizerii, e luz. Atâta, Balak e ok, în rest, luz. A, și Zola, ai zis ceva de Zola? A, Zola și Balak. Bă, și Zola e win. Zola și Balak sunt win. Oh, bun! Nu. Bun, nu prea. Bun și nu prea. Avem pe Saul de 88, viitor de SBC. Ți-a dat ceva bun azi? Din păcate, nu. Am prins walkout-uri, am prins cartonașe colorate, dar nimic fantastic. Am prins totuși pe Felix, da, pic de la Elite 3. Deci eu zic că meritat. Felix de 92, meritat la Elite 3, undeva la 800 de mii. Iar la Iconur, când am deschis vreo 5-6, l-am prins pe Figo. Figo de 92, da? Bun, fraților, Figo și Raul. Hai să vedem. Spamăm ce prindem. Hai! Hai să vedem ce zice chat-ul. Ce prindem aici? Tradiție, na, ce se face? Tradiție, frate, răbdare. Hai. Bună, Fernandez, 90 la obiective. Ce părere am? Foarte bună, frate. 5 win-uri la Rivals, ai un cartonaj 90. Bă, frate, cu mici excepții, lumea dă în
Bobo Vieri, dă Nakata, dă Nesta, dă Yashin, în caca, în cumăl. Trezeghe, l-am prins o dată, mă, glasul, cum ar fi? Stați, stați, stați. Îmi cer scuze de la chat. Am procedat greșit. Mea culpa, e vina mea, mea culpa. Înainte să scrieți, mai spamăm o dată. Înainte să spamați de data asta, hai să pornim de la echipă, da? Asta e echipa! Ia să vezi acum. Salut, George! Bă, da, ți-ai revenit, ți-a dat canalul înapoi, văd că poți să scrii, bravo! Asta e echipa. Acum spamați ce primește de la Prime Michael. Deci, de la echipa asta pornim, spamați ce primește de la Prime Michael. Acum să vă văd! Acum să vă văd! A, Nakata! Nakata, Mieri, Nakata, Nakata, Nakata! Nakata! Aia zic, bă! Ei, vezi? Altceva, bă! Deci altfel arată în chat Nakata când tu arăți echipa. Așa când arăți echipa zici Nakata. Ia uite, mă, ce bulangie băieții vor Nakata. Acum Nakata! Ia uite ce curge Nakata! Uite, mă, avem și câte un scos, câte un Vila, avem și un Eusebio. I-am dat drumul, frate, pe respect la toată lumea. Faceți noi puțin de Caterinca. Hai să vedem! În primul rând, este gules bun. Anglia. Rio? Rio? Rio, bă, e win, mă! E win, frate! Bă, e win! Bă, când ești red list, ești red list, frate. Când ești red list, ești red list. N-ai cum să fii red list, să nu fie... Ori ești red list, ori ești red list. Ori ești red list, ori nu mai ești red list. Bă, ori ești, ori nu ești. Bă, ce cont, mă, ce cont. Win, mă, win. Win direct, Rio Ferdinand, mare win. E win, frate. E win, mă, e win. Ce să mai... Deci, îl trăim pe Figo, nu mai e Figo, principalul. Îl avem pe Rio. Da, deci murături, gogonele, cartofi, mere, varză murată, cârnat... Cât mai caltaboș, cât mai... Cârnați carne, tot la Alexandru. Trimiteți la Alexandru, frate. Unde sunteți ăștia cu Nakata? Trimiteți-mă cârnați lui Alexandru. Bun, ia să vedem cât costă în primul rând. Cred că undeva la... 500 de mii. Bă, 500 de mii e... Da, oricum e win, e win. Leo Fernand e win. Dar 500 de mii nu mai e cum era odată. Dar e win indiferent ce ar fi. Și da, frate, ce să mai vorbim, frate? E da, el ăsta un Shadow și ura și la gară. E win, frate, e win. Acum, sunt curios, cum îl integrează în echipă? Pe cine scoate din echipă? Pe cine scoate din ecuație? Probabil pe Militao. Probabil pe Militao, mă gândesc. Mă gândesc că Militao iese din ecuație în momentul de față. Dar avea deja pe Rio Ferdinand ăsta. Marș, plecăci, marș n-auzi. Ia auzi, mă, vrea să-l ia pe ăla Prime. Ia auzi, mă, cum să-l ia pe Prime când, pe ăla moment când a venit Prime? Pe cine scoate? Pe Van der Sar? Da, bă, ce să zic? Doamne ajută la toată lumea? Doamne ajută la toată lumea? Aia zic? Nakata, hai că Nakata dacă e. Bă, mai degrabă n-arătam echipa, frate. Dacă n-arătam echipa, îi dădea Nakata. Am arătat echipa, i-a dat Rio. Ce echipa are Rio? Să-i mai dăm ceva bun. Felicitări, frate, de departe unul din cele mai bulănase conturi și mă bucur că am reușit anul ăsta să pun și eu umărul la contul ăsta pentru că, da, KDB vine de la mine, eu l-am prins pe KDB, eu l-am prins pe Grizi și pe Rio și, da, chiar sunt curios. Am prins că și pe Mbappé, mă, nu, pe Mbappé nu l-am prins. Pe cine am prins? Pe Son l-am prins eu? Pe Benzema știu că l-am prins eu, dar mai pe cine? Pe Son eu l-am prins? Alex. Pe Son și pe Mbappé nu mai țin minte. Ia adu-mi aminte, pe Son și pe Mbappé eu am prins, că nu mai țin minte, frate. Bă, bun, mergem la mine. Moșule, salut, salut, Napolitan, salut David, salut, 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 salut. Pe Mané, pe Mané l-am prins, care nici nu mai apare. Unde e Mané? Că l-a luat pe ăsta, nu mai apare aici. Bun, fraților, hai, ultimul cont, contul meu. Rio, bă, frate, cum să-i dai Rio, bă, bă, cum să-i dai Rio, mă, cum să-i dai? Așa ceva... Așa ceva, moșule. Bun.
Tranziția de stop. Bun, George a ieșit. Unde ești, George? George, acum pot să vorbesc cu George. George a ieșit. George CGF are o problemă cu... Scuzeți dacă a rezolvat. Poți să scrii în privat, bro. Din păcate și-a luat un strike pe canalul lui principal. Asta pentru că e multă lume bună în lume. Multă lume bună în lume. A făcut o reacție, din câte am înțeles, ce am vorbit cu el în privat, la un clip sau la o melodie a unei abonat și abonatul i-a dat strike. Îmi pare foarte, foarte rău când se întâmplă treaba asta. Trebuie să înțelegeți ceva, fraților. În momentul în care faci treaba asta, faci un mare, mare, mare rău unui content creator care depune muncă, depune efort și poate investește și bani în proiectul ăsta. Nu o faceți, fraților. Nu dați strike-uri aiurea. Mai ales când a intrat să-ți dea o părere la cerința unui abonat. Nu dați, frate. Puteți să dați strike, n-am nicio problemă când, nu știu, un content creator care ar fi, el are un subiect delicat, vorbește în jură de familie, de alea, cum a fost și cazul lui Colo. Da, sunt. Pentru ăla poți să faci. Pentru un motiv. Dar pentru ce să dai strike, frate? Pentru că cineva a făcut o reacție. Pentru că cineva a făcut o reacție la un clip și tu ai cerut reacția respectivă. Nu e ok, frate. Îmi pare rău că se întâmplă asta. Cum de altfel mi-a părut foarte rău și am și zis în momentul ăla de value și a luat strike. A fost o problemă între ei acolo. El și Dana e problema lor. Au rezolvat sau nu o rezolvă. Sunt chestii private, îi privește. Nu trebuie să-ți bagi joc de munca, de munca unui om, frate. Pentru că îți bagi joc de munca unui om, știi? Adică om a muncit pentru canalul ăla, frate. A muncit pentru canalul. E păcat. În fine, asta vreau să zic. Da, aia e răutate, aia e răutate gratuită, frate. Intrăm imediat pe contul meu. Vreau neapărat să zic treaba asta, pentru că pentru mine contează foarte mult să... Băi, încerc să fiu fair, încerc să transmit un mesaj pozitiv, da, un mesaj corect. Iar ce s-a întâmplat cu, și anume, canalul lui George, ce s-a întâmplat cu canalul... Na, asta e cacofonie, îi dau înainte așa. Lui Veliu nu e tocmai corect, nu e tocmai fair. În fine, capul sus George, sper să rezolvi problema și dacă ești cu un al doilea canal, sper să revii pe baricade. Bun, asta fiind spuse, am ajuns pe contul meu. Probabil că nu mai e George, că dacă nu mă scriam. E super wow echipa aia, dar poți să mă pe Messenger și Kanté. A, nu e super wow? Da, într-adevăr, nu e super wow dacă scoți pe Virgil, pe Messi, pe KDB, pe Mané, pe Kanté, pe Van Dijk, pe Van der Sar, pe Mendy. Deci dacă scoți toată echipa primul 11, nu, e o echipă normală, o echipă casual, deci nu e echipă normală. Am văzut că am murit, îmi spun pe Dumnezeu să le ierte. Auleu, aula, asta e vorba cuiva, dar nu știu a cui e. Aluveliu, cred, Aluveliu. Fericirea altă nu e treaba ta, de când nu e așa, grijă doar de tine. Fericirea altă nu e treaba ta, adică eu cred că e cel mai bine așa, să ai grijă doar de tine. Bă, e bine să ai grijă de tine, e bine să ai grijă de cei din jurul tău, e bine să ai, în cazul ăsta, grijă de comunitate, dar în momentul în care, e foarte important, ești content creator, în momentul în care ești influencer, în momentul în care ești persoană publică, e foarte important să iei atitudine, e foarte important să transmiți un mesaj pozitiv. Da, nu trebuie să ieși la atac, eu nu fac treaba asta, eu mă disociez și prefer să nu comentez și știți foarte bine că n-am făcut-o și nu o să fac niciodată în momentul în care sunt diferite scandaluri, însă în momentul în care e un subiect delicat, în momentul în care nu sunt de acord cu ceva, fără să dau nume, o să vorbesc. Da, e normal să fie așa, frate. În primul rând am o responsabilitate pentru comunitate. În al doilea rând, eu așa sunt. Și da, în cazul ăsta nu e ok să iei strike. Deci efectiv, ăsta e o răutate făcută, frate. Se poate întâmpla oricui, mi se poate întâmpla și mie. Muncesc de 2 ani în continuu, zi de zi la canalul ăsta, frate. Să-mi iau un strike aiurea, nemeritat, doar pentru că cineva îmi cere să fac o reacție. Adică să-i fac un bine, frate. Sau cineva îmi cere chiar și o donație de 1 euro. Să-i fac o promovare, frate. Și eu intru și fac, mă uit pe canalul ăla. Bine că se ridică, nu-i problema. Adică nu-s chestii, dar înțelegeți. Și ăla să-mi dea mie strike. E lipsă totală de... Adică, mă, e o răutate gratuită, mă. E un rău pe care îl faci. E un rău mare pe care îl faci. Și eu ce să fac? Să stau acum
să mă facă plouă, să mă fac că e ok, nu e ok. Nu e ok deloc, nu o faceți, nu vă bateți joc de un om și de munca unui om. Nu vă place ce face respectivul, nu îl urmăriți, e simplu. Puteți să-i dați și dislike, dar nu îl omorâți, frate, la figurat, evident. Deci nu îl omorâți la fel, nu vă bateți joc de un om și de munca unui om. E foarte grav, nu pot să stau acum, a, da, e ok, hai că îmi văd de treaba mea. Nu, 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 chiar nu. Bun, asta fie spuse, fraților. Bun, Ken nu, cum, nu era obiective, Ken nu era obiective, e doar la, doar la draft. Va veni doar la draft, da, Ken era obiective, nu, crezi că DAB e in game? Nu, nu, nu cred. S-ar putea fi Bruno la obiective, că nu mai știu. Știu că s-ar putea, e Bruno la obiective, 20-20 la velozitate, mezi pentru 26 în bandă, de ce nu, de ce nu? Mi-a picat la Icon, ce s-a întâmplat? Ce a picat la Icon? Oh, am luat Rio Ferdinand. Bine, am luat Figo, Raul, mai multe, dar Rio Ferdinand cel mai important. Moșu a luat un prieten Optimus Bruta. Foarte bine. 97, da, e de 97 la Team of the Season, e de 96. 97. Perisic ce mai bun. Față de? Ce e cu Sătu? Ah, nu, e pentru obiectiv, e pentru obiectiv. O să fac schimbare. A jucat ieri, pentru cine a fost prezent. Intră ăsta, Mendy. Intră Mendy pe poziție de cam. Și aici intră Sandro. Trebuie să joc cam pe Mendy, să dau asisturi și goluri. Avem doar un obiectiv făcut. Pentru avem două asisturi, dar din păcate o singură victorie. A, e, din trei meciuri am jucat ieri. Dar în fine, până una alta, hai să mergem să luăm premiile. O să luăm premiile untradeable, pentru că o să mai fac prea mai când, deci mă ajută. Ce avem la untradeable? Avem două jumbo, două mega și două re. Oricum, săptămâna viitoare avem la gold, la divizia 3. Avem premiile la divizia 3 și sunt ceva mai bune. Mizerii sunt... Am căzut în... Oh, am căzut la rank, frate, dar n-ai cum, frate. Am căzut, mă, era în rank 1, am căzut, mă. De câte puncte am căzut? Ah! Am căzut, frate, ce mizerie. De câte puncte am căzut? Hai să vezi, belea. Să vezi că mă oftic acum că am căzut de vreo 500 sau vreo 200 de puncte. Ok, nu, nu, vreo 2000 de puncte, cred. Vreo 2000 de puncte. Du-te, bă, nici o... Nu cred, fraie. Nu, nu cred, frate. Frate, eu. De cât de 1000 de... A, ba nu, dar nu pot să văd. A, ba nu, mă, vreo 2000 de... Vreo 2000 de puncte. Vreo 1000 și ceva de puncte. A, nu, mă, stai. Deci 2700. Am crezut că e 27.000. Nu, aveam vreo 25.000. Da, în fine, mă, mi-am luat muie, asta e. M-am scăpat, îmi cer scuze. M-am muit sigur, pentru că am fost atent. Asta e, de vreo 1000 și ceva de puncte. Asta e, nu-i nimic, capul sus. Aia e. FUT CHAMPIONS. Nu-i problema de război, nu-i nimic. Am pierdut niște pecuri, noi să fim sănătoși. București o duce în toate, de pace de război. Gol 2, fraților. Și la o gol 2, bă, ce pică. Să fie highlighted pentru SBC-uri. Nu m-a deranjat un Felix. Am uitat că e Felix acolo. Evident că avem jucători foarte importanți, precum Neymar, precum Messi, precum Ronaldo. Mă aștept să prind unul din jucătorii aia. Absolut nu. Dar cine știe și... Care era șansa să prindem încă o dată pe Traore? Bun, Parejo o dată și... Să sperăm că nu da strike, nu, da strike pentru un jurături, nu. Bă, nu e chiar lose, e bine, e lose. Drogba, aaa, mă gândeam la Felix, mă, Felix ăla mergea, intra mănușe. Dar și Drogba, nu era Drogba, ca să fiu sincer, 5 cu 5, high medium, dai un shadow frumos, Pogba, scuze, Drogba, dai un shadow frumos, 5 cu 5 pe second CDM, te duci frumos cu shadow, nu e rău. Drogba, m-a zis Drogba, nu? Nu Drogba, e Pogba. Bă, e win, e un milion? E un milion, frate? E win? Ui, e win Pogba? Ăsta Pogba? E win, nu? Ai, nu cred. Un milion? Haide, mă. Pogba, nu Drogba. Am greșit. E un milion? Bă, ești nebun. E win. E win, frate? Bă, e win? E win, nu? 5 cu 5, ai medium, second CDM, să joc în dobele, shadow, nu? Bă, e win, nu?
Bă, e win! Bă, e bucuros! Nu mă așteptam, mă așteptam să fie vreo 100 de mii, nu știu. Caută, e win, big win. Aaaa, păi e win, frate, cel mai bun. Aaaa, suntem la Moșo. Redlist Moșo. Redlist Moșo. A, păi avem Second CDM în weekend league-ul ăsta. Avem Second CDM în weekend league-ul ăsta, fraților. Avem Second CDM. Avem pe... Pogba, am zis Drogba. De 92, 5 cu 5. Ia să vedem, mă, frate, acum îl trimitem. Acum îl trimitem. Bă, nu știam dacă e un sau nu. Bun, acum îl trimitem la club. Bun, confirm items. A, păi atunci știi ce facem? Ce facem, frate, că e groasă? Ce facem că e groasă? Cum o jucăm pe asta? 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 Savarina, te salut. Te salut, Savarina. Vine Pogba. Pogba, Pogba, Pogba. Nu ești? Unde ești? Ok. Și cum am jucat, frate? Jucăm Pogba cu un Ndombele, îl vindem pe Vieira și banii de pe Vieira. Exact, exact. Și banii pe Vieira îl luăm pe... îl aducem? Bă, îl aducem pe Neymar? Faza, știi care e faza? Hai că vă zic, hai să vă zic. De ce sunt puțin... sunt foarte bucuros, atent, sunt foarte bucuros. Sunt foarte bucuros. Nu știam că e un milion, sincer. Știam, am zis că e 100, 200 de mii maxim. Vreau să fac ceva pentru weekend league-ul ăsta. Să vă spun, vă spun. Vreau să fac ceva pentru weekend league-ul ăsta. Ce vreau să fac pentru weekend-ul ăsta? Nu o să mai fac acum, o să fac până la final de joc. Vreau să-l cumpăr pe Zidane. Vreau să-l cumpăr pe Zidane, fraților, să jucăm în weekend league-ul ăsta. Asta era surpriza pe care o pregăteam pentru vineri. Mâine, până mâine, vreau să-l cumpăr pe Zidane, să jucăm cu Zidane și în Ndombele. Îl vindeam pe Vieira, jucam Zidane 96 și în Ndombele. Dar pentru că a venit Pogba, îl încercăm pe Pogba, frate. Încercăm pe Pogba și Zidane vedem. Dacă nu e ok Pogba, încercăm cu el. Deci Pogba o să intre și probabil Pogba în Ndombele și de ce nu? De ce nu poate luăm pe Neymar. Vedem, vedem. Am avea bani de Neymar, dar trebuie că vindem pe ăsta și pe ăsta, cred că avem mai de Neymar. Bun. Bă, e bine, e bine. Bă, mi arată search, nu mi arată, cred. Pogba 1 milion, frate? Cum să fie 1 milion? Așa de mult? Transfer market. Ok. Ok, nu, hai să dăm așa. Ah, dar stai, mă, frate, că e ăsta. Ah, e footies, mă, e 1 milion, ești nebun. Bă, chiar e 1 milion, frate. Bă, e 1 milion, frate. E 1 milion, frate. E 1 milion, frate. Da, mă, pe Xbox, cred că pe PC e și mai mult, da? Pe PC cred că e mai mult, cred că e vreo 1,5 milioane pe PC. Deci 1,1 milion pe Xbox, frate. Bă, ce uine, mă. E footballs de mă, da, de asta 5 cu 5. N-am realizat. E 1 milion, e mare win. E mare win. Gata, mă. Avem pe Pogbasito, Papasito. Gata, așa deschidem pecurile. Deci nu mai jucăm cu Zidane, jucăm pe Pogba. Aia e. Da, ăsta trebuia să vină. Probabil că o să vină la final de joc. Probabil că o să vină la final de joc. Zidane, îl urmăream pe Zidane. Evident că trebuia să-l dau pe Vieira. Și nu eram mulțumit pentru că, sincer, nu găseam. Deci cam astea erau prețurile. 2 milioane, am prins unul la 2.800.000. Nu sunt foarte mulțumit de preț, știi? La Zidane. Așa că da, o să jucăm cu Pogba. Asta e, frate. Ia să vedem aici cum stăm cu aici. 4.500.000. Ah, 4.500.000. 4.500.000. 4.500.000. În fine, bun, vedem de ce și cum. Bine, frate, hai să deschidem pecului ca să încheiem și noi live-ul ăsta. Pe PC nici nu există Pogba, aoleu. Deci win mare. Bă, e win, frate, bun. Bă, deci nu e rău. Deci nu e rău, nu e rău. Deci Benedict și Pogba acum pe final chiar ok, frate. 1.300.000 pe PC, iauzi. E bun. Neymar, da, de 4.500.000. Trebuie să vând Butra, să vând Mane. Butra și Mane ar trebui să vând. Cam ăștia ar trebui să vând. Hunter! Oh, am început bine. Hunter. A, nu, pe ăsta nu. Hunter, bine, iată, dacă reușim să salvăm ceva. Bă, Pogba, mare win, frate. Nu mă așteptam. N-aș știu să mă bucur cum trebuie, pentru că nu mă așteptam. Nu știu de ce aveam impresia că e un inform. Nu mă așteptam să fie 5 cu 5 și chiar nu mă așteptam să fie 1 milion, frate. Deci win mare. Am dat Felix azi pe un cont de elit, atenție. Pogba, 92 footballs de pe contul meu și e win. Am dat Rio Ferdinand Prime pe contul lui Alex și e win. Un... semi-win, așa, nu e win, nu e chiar win, Figo și Raul, să zicem că sunt printre, așa, nu e chiar win.
Pe piscină este Pogba. De ce-i win, frate? Domnișoara Maniu, bine, mă. Bine de tot, frate. Chiar sunt curios. Chiar sunt curios cum e pe Second CDM. Chiar sunt curios cum e pe Second CDM, frate. Eu am prins Virginie 91. Eu zic că e ok Virginie 91, nu? E un semi-win și Virginie 91. Ok. Bun, 25. Asta nu-mi place. Da, acum. E win, moșule. E mare win, frate. La mine, la tine ce? Raul, ce ai luat? Doar board. Face cu toți, absolut, face cu toți și face și cu Ndombele. Și atenție, dacă iese Sissoko, dacă iese Sissoko, cred că așa o să terminăm până la final de joc. La final de joc, măcar fan concept o să-l aduc pe Zidane. O să-l aduc pe Zidane pentru că știți cum e. Zidane, Grasu, jucătorii mei preferați all time și fără doar și poate o să-i aduc la club. O să-i aduc la club. Măcar pe unul dintre ei. Militao o să stea în 8. Militao o să stea în 8? La mine? De ce zici? Nu cred. La Militao o să stea în 10 oricum. La tine? Ai prins tu ceva? Eu am prins Oblak de 96. Băi, e ok, frate, pentru SBC. M-a lăsat eu chinelul ăsta, moșule. Da, foarte multă lume s-a lăsat. Eu o să joc până chiar și în septembrie. Dar o să joc așa, pentru că, na, content creator, face content, ne mai distrăm. Nu trag foarte mult. Acum am tras pentru gol 2, pentru garantatul ăsta de 90 și se pare că a fost win. Am un noroc, l-am pus pe Pogba. Dar gol 3, frate, gol 3, ăla e. Bine, obiectivul ar fi elitul, pe să facem noi blestimatul ăla de elit. Dar la cât... La ce mumu mi-a luat eu anul ăsta și la cât de des am pierdut elitul, inclusiv în minutul 90, da, asta. Vede cu Varane și cu Mendy. Nu, ai Varane Mendy, nu stă în 8. Nu, are, nu, am link. Hai că două ore, da, am trecut la 3 ore, nu? 2 ore. Hai că iar a făcut moșul live de 2 ore. Bă, da, măcar a fost un pack opening reușit, frate. Îmi pare rău că nu a reușit să dau pe contul lui Iulie, pe contul lui Rakun San. A avut 4 iconuri, frate. Prime icon, garantat. Și, din păcate, am luat Guardiola. Am luat un Raul, într-adevăr, și un Figo. Am luat Guardiola și încă o mizerie, frate. Deci nu a fost tocmai win. Nu a fost tocmai win. Asta e, chiar îmi pare rău. Marsa de weekend e foarte bine făcut, la release am prins Werner Headliners 90, e bun de ceva? Nu e rău, frate, mie îmi place și Werner ăla de 87, cred că l-am, sau 88. La tine rămâne Militao în 8. La mine rămâne Militao în 8? Nu are cum să rămâne, de ce să rămâne în 8? A, că nu rămâne în 8, frate, rămâne în 10 Militao. De ce ziceți că rămâne în 8? Nu cred că rămâne, putem să verificăm imediat. Ok, facem ăștia așa. De ce să rămân în 8? Mai joc unul săptămâna asta, da, dacă poți și dacă ne auzim din timp, da, hai să vedem de ce zice lumea că rămâne în 8. Ok, hai să trecem pe echipa mea principală. Squad selector. Ok, basical stars. Îl aducem imediat aici pe băiețaș. Boaza, unde te duci? Boaza, unde te duci? Boaza, unde te duci? What the fuck? Uite-le. Rămâne Ben, mă. Îmi rămâne Ben Yedder, frate. M-am înțeles. Ok. Dar. Îmi rămâne Ben așa. Dacă mă duc așa... A? Ia uite, frate. E 10. Dacă e așa, e 10. A? Joacă pe asta. Ia uite ce frumos. Aia zic. Pac, pac. Dacă e pac, pac, poți și așa. Că nu mă deranjează. Poți și așa. Cu ăștia doi, gen. Pac, pac. Adică să joc cu un Ndombele.
Ia uite tati, 10 toți. Sac, 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 sac. Ce rapid am rezolvat-o. Ce ai făcut Bobiți? Aia zic, asta e echipa de Weekend League. 10, stai jos. Exact. Hai să deschidem ultimele 9 pick-uri. 350 pe live. Mulțumesc frumos, fraților. Mulțumesc pentru butonaș și mulțumesc pentru răbdare. Și dacă e Neymar, acolo e o problemă la Neymar. Acolo e o problemă la Neymar, frate. Acolo trebuie să mergem cu Neymar. Nu știu cum o să facem la Neymar. Acolo e puțin o problemă. Oricum, dacă iau Neymar, trebuie să vină și Mbappé. Am nevoie de cineva în bandă, pentru că îl vând pe Butra și probabil o să vină Mbappé și dacă vine Mbappé, o să facem link. Nu cred că pot să iau Neymar fără Mbappé. Sau, mă rog, cineva care să joace în bandă. Neymar o să joace cam, o să jucăm striker cu Ben Yedder și cel mai probabil o să luăm Mbappé in form. In formul ăla 91 sau de 92. Dar nu joc cu Renato, frate. Vreau să joc cu Ndombele weekend league-ul ăsta. Nu joc cu Renato. Vreau să joc cu Ndombele weekend league-ul ăsta. Ce să joc cu Renato? Nu joc cu Renato, frate. E ok, Renato chiar îmi place, dar vreau să joc cu Ndombele. Sincer, chiar îmi place Ndombele. Chiar îmi place. Chiar sunt extrem, extrem de plăcut surprins. Da, e o Eusebi din nouă variantă. Mă, chiar... Ok, cel puțin bun. Hai, poate luăm și noi un nou caot pe... Da, hai că luăm un caot. Dăm... La Eusebi mă gândeam și eu, frate, și anume să luăm pe Eusebi. M-am uitat și la Cruyff, sincer. Cruyff cam... adică să nu luăm pe... Să nu luăm pe... Să nu luăm pe Neymar. Luăm Cruyff pe poziție de cam. Și asta ne permite să-l ținem pe Mane. Ținem Mane în bandă. Cruyff cam striker Ben Yedder sau... Ben Yedder cam și Eusebe de 93 striker. Ce ziceți, frate? Chiar mă uitam la treaba asta și asta ar fi bine. Hai, nu, gata, nu, gata, deschidem asta și gata, frate. Și asta ar fi o variantă. Nu se duce, gata, am închis. Nu se duce, gata. Închidem live-ul, deschidem pack-urile astea. Eusebio Striker și Ben Yedder cam. Da, corect, și asta e adevărat. Cristus, nu mai deschizi, am zis că... Oh, walkout! Nu mai deschizi, frate, nu mai deschizi. Cristus, îmi pare rău, dacă vrei pe săptămâna viitoare, nu mai deschizi, frate. Fundaș! Un titi. Sau? Da, un titi. Nu mai deschizi, bro. Chiar am zis la început, am zis că scriu un privat, dar nu mai deschizi, frate. Nu mai iau contul. Nu mai au contul, frate. Păi săptămâna viitoare, dacă vrei, avem deja 3 ore de live. E mult, frate, e mult. Hai, că nu avem toate resursele. Nu te supăra pe mine, te rog frumos. Uite, săptămâna viitoare, dacă vrei, promit și dacă luăm legătura din timp, promit că o să încep cu tine chiar. O să încep cu, mă rog, primul cont tot timpul ăla de Xbox cu al doilea cont. Dacă vrei, scrie-mi telecom privat. Știu, frate, mai refuz contul, fraților, dar nu am ce să fac. Vedeți, durează mult live-urile și chiar nu am ce să fac. Nu suntem pe ultimul of the season, când am făcut și 6 ore de live. 6 ore de live și am deschis, nu știu, 5-600 de pack-uri pe live. Așa că live-urile o să fie puțin mai scurte. Ok, ai donat. Ok, bun. Hai, uite, gata, mai stau. Gata, mai avem un cont. Nu, dacă ai donat, nu, frate. Dacă ai donat, nu pot. Uite, deschid aici la mine și mergem la tine. Gata, frate. Nu, gata. Ar fi lipsă de respect. Gata, intrăm. Nu mă, dacă băiatul a donat, frate, eu sincer am uitat că-i donat pentru asta. Deschidem. Salut, vei. Uite, am venit cu noroc și avem right wing. Ok, frate, un special card. Salut, Dane, ce faci? Gerard Moreno, să vedem dacă trebuie să un tradable. Ok, avem două walkout-uri acum pe contul meu. Nu e tocmai rău două walkout-uri. Ok. Tradable! Bun! Mergem, frate, mergem și deschidem și la tine. Cristus, mergem și deschidem. Cer scuze, frate, nu... Efectiv am uitat, eu nu prea țin seama de asta, frate. Dar am impresia chiar pe donație mea și scris. Mergem și deschidem imediat. Mergem și deschidem imediat și la tine, frate. Asta e. Mai stăm un sfert de oră pe live. Bun. Bun că e tradable. Re-pre-spec. Haide! Cel puțin board. Ia să vedem dacă mai luăm un knockout, nu. Dăm skip. Deci Cristos nu e și frate, că intrăm și pe contul tău. Scrie-mi te rog pe Discord. Scrie-mi în privat. Da, bro, deschid.
Ce i-a dat like lui Moșu Bazic? Lui Moșu Bazic i-a dat o mare moie like, dar nicio problemă, mi-a dat pe Cliver like, dar e ok, frate, la asta e, trebuia să fac și o să mai fac, ți-am zis. O să facem undeva la 5, da, așa, treptat, facem câte unul pe săptămână, unul la două săptămâni, facem măcar 5 like de acolo, poate, poate, dacă vine, vine, dacă nu vine, nu vine, nu e nicio problemă. Fac parcă pentru joia viitoare, cum să nu, Jimmy, cu mare drag. Ok, dăm skip. Varză, aia e, frate. Nu, n-am mai făcut azi unul, nu, azi n-am mai făcut unul. Înseamnă că salvăm piesa de 83, l-am salvat. Marcelo, ok, discard. Asta ce cu tine, salvăm. Lorente, ce cu tine, așa. Bagă, Jimmy, bagă, deschidem. Ok, și Remi Megapack, 2 pack de 55.000. Hai că mai facem un cont, frate, mai facem un cont. Tot în 4 ore, da, tot în 4 ore mă duc până la urmă. Dar e vina mea, frate, eu sincer am zis că nu mai deschid, dar n-ar fi corect din partea mea, frate, ar fi lipsă de respect din partea mea. Repet, eu nu fac promovări, nu fac, dar că cineva donează sau cineva donează și cere să mă uit pe echipă, să-i fac o mică promovare, să-i deschid un cont, chiar dacă nu fac treaba asta pentru bani, ar fi, nu ar fi fair, nu m-aș simți eu bine, nu m-aș simți eu în pielea mea, n-ar fi fair față de persoana respectivă, așa că chiar dacă întârziem puțin, chiar dacă sunt obosit, o să deschid și pe contul lui Cristis. Și terminăm cu cel puțin board, dar să vedem dacă reușim să terminăm cu un, nu, fără walkout, dar e ok. Avem două walkout-uri pe contul meu, dar sincer, dacă luam 0 walkout-uri, nu mă deranja, pentru că am luat mare Pogba, am luat mare Pogba și e mare, mare win. Tot respectul Moșu, nu, dar așa e corect, bă, salut Bogdan, așa e corect, frate, așa e corect. Așa e corect. Așa e frumos, așa e corect. Asta e, ce se face? Așa că mai avem un cont Lampard, de asta vedem Lampard și cu tine. E undeva la 500, nu ne batem capul. Marcelino, da, undeva la 4-500, discard. Ok, cam asta e, frate. Hamsik, da. Hamsik, bun. Lăsăm aici echipa cu Pobasito. Și hai să fac eu aici tranziția. Deci stai, mi-ai scris, da? Intru, intru și deschid. L-ai prins pe Lampard. Da, l-am prins pe Lampard. Da, pot să fac clickbait. L-am prins pe Lampard, pot să fac... Ah, perfect, perfect. Bun, Cristos. Deci n-aș fi, sincer, n-aș fi intrat de oboseală, frate. Sincer, n-aș fi intrat de oboseală, frate. Chiar sunt extrem de obosit, dar repet. Mulțumesc frumos pentru donație. Nu contează cât e. La mine nu contează. La mine asta simt. Că e 1 euro, că e 3 euro, că e 5 euro, contează mai puțin, frate. Și 1 euro e dacă cineva din comunitate face gestul ăsta și ajută. Da, nu e frumos, nu e fair play, așa ar trebui să gândim toți, indiferent de sumă. Bă, nu e fair play, frate. Mai facem un cont, fraților. Așa e corect. Ok, mai facem un cont. Hai, Doamne ajută. Acum să sperăm că și dăm ceva. Ok, ia să luăm noi de la capăt aici frumos. Ah, dar stai un pic, că parcă... A, ți-am mai deschis, mă, stai că i-am mai deschis, ți-am mai deschis, ce ai zis, frățioare? Bă, frate, ție ți-am mai deschis, frate, că văd că mi-ai dat cod de verificare. Deci ascultă-mă puțin, Cristos, dacă ești cu noi, asta e vorba pentru toată lumea. Pentru cine am deschis și am deja datele, da, doar trebuie să bag contul, deci dacă îmi scrieți, vă rog frumos să-mi scrieți, vreți că, băi, boule, adică eu, băi, prostule, moș prost care ești, vezi că mi-ai deschis, ai deja datele. Pentru că eu cred că sunt conturi noi și mi-este foarte greu, vedeți, în timpul live-ului să bag datele și asta. Nu știam că ți-am descris, frate. Acum văd că am un cod de verificare. N-am știut, frate. N-am știut. Deci, chiar n-am știut, frate. Na, sunt dobitoc. Sunt dobitoc mare, frate. Dacă știam, era mult mai simplu, frate. Chiar n-a știut, frate, să-mi bat picioare. Ce tâmpidus. Că erai pe listă.
Gata? Ia să vedem. Perfect, am intrat. Ce meson, nu... Aoleu, și mai e 2 ore jumătate de muncă. Ai, 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 ai. Eu mă duc acasă. Nu, 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 Cristi, nu e greșeala ta, frate, nu, nu, nu. Eu sunt fair, frate, sunt fair, e greșeala mea. Nici vorba să fie greșeala ta. Cum aș putea să zic că e greșeala ta când e greșeala mea, frate? Nu! Moșul e prost, moșul a greșit. My bad, scuze. Eu cum pot să zic, cum să fie greșeala ta când e greșeala mea? E greșeala mea, frate. Și cer scuze pentru asta. Așa trebuie să fie, bă, așa trebuie să fim, frate, în viață. Ce, bă, adică nu trebuie să fim fair, să fim corect și da, se greșește în viață. Eu sunt primul care greșește, frate. La pronunții, la tâmpenii, la uneori arunc niște vorbe fără să mă controlez, la regiurile alea, pentru că folosesc niște cuvinte pe care eu nu le folosesc în real life. Trebuie să recunoști, să-ți asumi, frate. Asta e. Să încerci să înveți din greșeli, dar să-ți asumi și să recunoști când greșești. Iar în cazul ăsta e greșeala mea. Așa. Scena. Dar nu, stai să mă loghez. Stai să mă loghez, frate. Acum mă loghez. Am dat play. Am dat play. Încă nu intră. Îs pe PC, știți? Nu-s pe Xbox. Sunt pe PC, în Spacebox și aștept. Durează. Durează. Nu prea multe resurse, aștept pe Sisoko sau să fac un Prime Icon. Eu zic să aștepți pe Sisoko, nu te grăbi cu Prime Icon. Părerea mea. Dacă nu ai foarte multe resurse, din contra mai strânge resurse și așteaptă Sisoko și Firmino. Poți să doi aștepta. Acum, faza care e la mine, dacă vine Firmino, eu vreau să-l fac pe Firmino. Dacă Firmino e 5-5, cu tot respectul pentru Pogba, cu tot respectul pentru Pogba, cred că o să-l fac pe Firmino, frate. Dacă o să fie într-adevăr 5-5, cu tot respectul pe Pogba. Bă, ce trăituri are? Flair, long shot taker, bun. A, n-are finesse-ul. Playmaker, bun. Bă, ok. Low passer, ok. Long shot taker, bun. Tehnică de trebuie. Are trăituri bune, frate. Are trăituri bune. Nu, merge shadow direct, nu? Anchor? Nu, shadow direct, frate. Shadow direct, ce să mai... Militao și Rio, îl dai pe Van Dijk? Îl dai pe VVD, Team of the... Nu! O să aibă 5-5. E, dacă o să fie 5... Shadow direct, să considerăm. Dacă o să fie 5-5, dacă o să fie 5-5, fraților, Firmino... Totuși, mai e o fază. Dacă o să fie 5-5 Firmino, eu zic că eu o să-l fac oricum. O să fac o nebunie, frate. Pentru că dacă vreau să-l aduc pe Neymar, dacă-l fac pe Firmino și-l aduc pe Neymar, o să joc pe Neymar cam, ăla Team of the Season, și pe Firmino o să joc în bandă. Jucăm Pogba, da? Pogba cu Vieira sau Pogba cu Ndombele până vine Sisoko, da? Și pe final o să avem, mă rog, o să-l avem pe Zidane. Și o să joc așa, cam Neymar, striker, Benedel sau... Cam Benedel, striker Eusebiu sau striker Benedel, cam Cruyff de 94 și pe, pentru că am resurse untradeable și practic o să fac gratis într-un fel pe Firmino, dacă o să fie de 94-95 o să arate endgame, o să-l fac și o să joc în bandă. Și cu asta basta. Gata, frate. Așa fac. A decis moșu. Bun, hai să mergem să deschidem încă o dată cu scuzele de rigoare. Da, nu știu, frate, dar trebuia să mă urmă mai bine pe mesaje pentru că vedeam codul ăla și îmi dădeam seama că eu am deschis la tine. Dar acum pot să fac tranziția, suntem pe PC, fraților, deschidem pe PC. De la anul o să deschidem și de pe, adică de pe PlayStation 4 o să deschidem la fel. Da? Să vadă frumos grafica. Ia să vedem formația. A, e formația la Squad Battles, deci nu trebuie să dăm neapărat aici. Hai să vedem și luăm premiile. Ce luăm? Luăm la Division Rivals. Tradable sau untradeable? Te rog frumos să-mi scrii dacă iau tradable sau untradeable. Ok. Muzică nu avem, nu? Nu e nimic. Dăm așa. Dăm așa aici. Ok, și dăm așa, aici, gata, am revenit. Benedel, striker și cam, bă, Neymar cam ar fi cel mai bine, frate, untradeable, ok, untradeable, frate, untradeable, am luat imediat untradeable, hai să vedem dacă reușim să dăm ceva, o mână de walkout-ul rank 2 și eu am picat la rank 2, din păcate, 4 megapack-uri, ok, și la Food Champions, să vedem ce prime avem la Food Champions, avem un gol 3, foarte bine, nu ți-ai bătut capul, cel mai bine, frate. Că e gol 3, că e gol 2, aia e. Și ia să vedem, vreau să vedem 90 plus. Orice ar fi aici, 90 plus, indiferent. Și începem cu 90 plus.
Nu e chiar 90 plus, e un 89, totuși, dintr-o linie importantă, interesant, deci nu avem garantat 90, îl avem pe Dembele, îl luăm pe Dembele și al doilea, badamon. Bă, nu, deci nu e nimic, nu e nimic așa să fii, wow, bă, ce a prins sau ceva, dar sincer, nici foarte rău nu e pentru SBC-uri, nu? Adică sunt un jucător de 89, jucător de 90 pentru SBC-uri. Pentru un Firmino, pentru un Sissoko, pentru un Prime Icon, nu e rău. Nu e rău de la Gold 3. Chiar nu e rău. Chiar nu e. Ia să semnez aici, 90, nu? M-am dat bine la picuri, frate. Cel mai stăm 90, dacă nu mă înșel. Ok. Plus 90 de la G3, ok. Și hai să vedem dacă reușim ce cu Arabia asta? Nici nu mai intrăm pe asta. Nici nu mai intrăm. Bun, și pack-uri, fraților. Vreau să văd cartonașe colorate. Vreau să văd walkout-uri, vreau să văd nebunii. Cât crezi că o să coste Firmino? Băi, am zis 500.000, băieți, zic că, mă, zicea lumea 2 milioane, 2 milioane n-are cum, dar e posibil să coste înspre 1 milion. Nu e scurs ca cei de la Electronic Arts să scoată într-un milion. Eu rămân pe 500.000, nu știu de ce, am eu așa un feeling, eu rămân pe 500.000. Un prieten a prins o bag de 96 de red pick-uri. E ok. E ok, depinde și cât a scos. Dacă a scos gol 3, Anchor, bun. Dacă a scos gol 3, din instinct îi dau așa. Dacă a scos gol 3, Silver 1, chiar gol 2, un jucător de 96 pentru SBC-uri, nu e luz, nu e luz, chiar nu e. Ok, hai să dăm și în ăsta. Alarabia nu a fost un jucător la Granadei, nici nu știu, sincer nu știu. Salut, mulțumesc, sunt abonat și te urmăresc cu drag. Mersi, Andrei, bine ai venit, mersi pentru susținere. Am deschis și premiile pe PC. Acum am deschis pe PC, dar ideea care e, pentru că am foarte multe conturi și sunt nevoit, sunt nevoit să le refuz și așa life-urile sunt lungi, vă rog să-mi scrieți din timp, o să iau conturile care au contribuit, conturile de pe care am deschis în perioada asta, e mult mai ușor să le bag, durează mai puțin tranziția, să bag conturi noi pe live e puțin mai greu, iei legătura cu mine pe Discord, ai link în descriere și vorbim în privat pentru săptămâna viitoare. Pentru să nici contul ăsta, sincer, nu deschideam, dar Cristus a donat, eu sincer am uitat. Și mai avem o donație aici, o să dai imediat. Avem o donație de la Robert. Mulțumesc pentru donația. Bine, moșule, mulțumesc frumos, bro. Apreciez. Mersi, mersi, mersi frumos. Mersi pentru donație, bro. Apreciez. Mersi frumos, bro. Mersi, mersi. Mersi pentru donație, frate. Ok, m-am dus bine pe PC, m-am dus bine, trebuie să se vadă, bun, prima dată îl trimitem sus, nu? Se vede? Nu vrea să facă tranziția? De ce? Ce s-a întâmplat? Acum, e bun, trimitem la club, bun, hai să vedem, walkout-uri, vreau să văd, cartonașe frumos cu atorate, astea vreau să văd, ture, pres, bla bla bla. Nu se vede, gata, acum se vede, știu. Am luat G2, Humă și Mitrovic, SBC-uri, SBC-uri. Cum ar fi și Dembele, ambii 5 cu 5. Ok, n-am văzut dacă e walkout, deci e cel puțin board, striker, e 83, e doar board. Iglesias, Dembele, bă, dacă bagă Dembele ăla, și ăla merită făcut, îți dai seama, Dembele merită făcut, summer hit. Dembele, Sissoko, Firmino, fai, frate, de ce jucători. Păcat că e final de joc, știi? Bine, vă dați seama că jucătorii ăștia, să o luăm și pe aia dreaptă, jucătorii ăștia dacă erau la început de joc sau undeva în perioada imediat după Team of the Year, vă dați seama că nu ți-l dădea ție pe Dombele la, nu știu, două cerințe la 200.000 sau, nu știu, la 50, la 100.000, cât face, la două cerințe de 84, nu. Ți-l dădea pe Dombele la 800.000, sigur, 500.000, 600.000. Nu ți-l dădea ție pe Mendy gratis, ăla de 93. Nu, îți băga un SBC de 1.200.000, 1.500.000. Nu ți-l dădea ție pe Bruno Fernandes, de altfel ăla player of the month pe care îl iei acum gratis cu 5 meciuri, costat 1.300.000. Deci gândiți-vă voi, după perioada Team of the Season, să fi avut un Bruno Fernandes de 94, SBC-ul. Costat 2 milioane. Cu 500 la 2 milioane costa, vă spun sigur. Sissoko, de 93, 94, 95. 1.500.000. Deci despre ce vorbim? E la final de joc, de asta și prețurile astea. Ce înseamnă playmaker? Cu ce îl ajută? Jucător care creează, frate. Jucător care creează. Care creează faza de atac.
Da? Asta e playmaker. L-a schimbat pentru mine, respect George, respect Andrei, salut, gata, acum se vede, ok, mai avem încă 9 pack-uri, parcă nu am nimic pe contul ăsta, frate, ba nu, avem, nu avem. Motion chat, știi, încerc să motion chat, ok, cel puțin board, hai cu primul walkout, frate, hai cu primul walkout, ok, walkout, inform sau de la combo, bla bla bla, inform, de la Heta, fundaș, ia să vedem dacă e inform, da, 84, walkout de 84, e așa, cu du-te vino. Să zicem totuși că e walkout. Bun, bun. Ia întrebări, din păcate. Lucas Vasquez. Ia să vedem dacă reușim să salvăm. Nu. Și ăsta ce cu el? Îl trimitem sus pentru că are loc. Atal e win. Atal e win de la 82-88. Cum se face Neymar summer hit? Nu cred. Nu cred. Asta nu o să facă, frate. Nu o să-l bage. Nu. Așa, chiar așa nu. Chiar așa nu cred că o să facă treaba asta. Nu cred că o să facă. Plus că era Team of the Season de nou. Nu cred că o să facă treaba asta. Să-l dea pe ăla gratis Player of the Month. Nu cred. Asta nu cred. Salut Eduard. Nici măcar board. Dăm skip. Eu am intrat să fiu în ediția trecută, pentru că erau multe caluri. Era mai interesant FIFA în edițiile trecute. Mai ales la nivel de content cel puțin. Mai ales ok. Asta e bun, mai ales datorită Prime Icon-ului SBC-ului, puteai să faci grind și puteai să pui mâna pe jucători importanți, pentru că acum e ok. Ce fac cei de la Electronic Arts? E foarte ok, bravo Electronic Arts. Dar e târziu un joc, da? E târziu un joc. Pe când anul trecut, dacă tot l-am prins pe Rio Ferdinand acum, eu anul trecut îl aveam pe Rio de 90 Prime, a terminat jocul la mine, da? 2000 și ceva de meciuri, în luna octombrie. Sau noiembrie. Nu. În octombrie îl aveam pe Butra și noiembrie pe Rio. Sau invers. Deci în a doua lună de joc eu îl aveam pe Rio Prime în joc. Deci te ajută foarte mult când ai jucători importanți early in the game, ca să zic așa, da? Early in the game. Acum e foarte ok ce fac. Deci contentul în momentul de față e unul bun pentru final de joc. Dar până acum slab. Foarte slab. Foarte, foarte slab. Anul trecut pentru mine a fost top când vine vorba de content. Acum, este o fază. Trebuie să ne gândim, noi suntem fani, da? Și avem mulțumiri sau nemulțumiri sau frustrări legate de jocul ăsta, pentru că jucăm jocul ăsta și suntem fani. Dar trebuie să vedem și aspectul business-ului, da? E o afacere, fraților. E un business. Ei trebuie să încaseze, indiferent ce și cum. Și atunci am... Ceea ce nouă mi se pare content foarte bun și e content foarte bun în momentul ăsta a jocului, poate să fie o mică capcană. Și anume, au anunțat FIFA 21. În august o să avem și ceva gameplay. Pregătesc, da? Pregătesc covorul roșu pentru FIFA 21. Lumea e nemulțumită de content, pentru că e nemulțumită de content la FIFA 20. Cei de la Electronic Arts nu sunt proști. Da? Mulți, inclusiv pe chat, nu mai au FIFA. Pe tweet, credeți că ei nu urmăresc, nu chat-ul meu, dar tweet-ul sau tot ce înseamnă mediul ăsta online, content creatorii mari, urmăresc. Văd atitudinea pe care cumpărătorii, da, buyerii o au. Și atunci ei bagă contentul ăsta, da, să ne atragă, să ne țină aproape. Da? Să-și facă cum ar veni cărțile și nu e greșit. E un business, repet, e o afacere pentru FIFA 21. Lumea nemulțumită, până acum două săptămâni lumea a fost nemulțumită, clar nemulțumită de content. Clar, n-a fost unul mulțumit, a fost puțin. Inclusiv pe FIFA România mai era câte unul, domnule, e mai bine cu swap-uri. Nu e normal ca toată lumea să aibă acces la Eusebiu și la Caif. Hai să mor tu că plătesc 100 de euro pe joc și am acces la 10% din joc. Frate, nu e bine să ai acces la toate cartonașele din joc când jocul e gratis. Dacă tu vorbești de Fortnite gratis, de Warzone gratis, nu ai acces la tot jocul, dar e gratis. Dacă vrei acces la tot jocul, trebuie să cumperi Battle Pass. Trebuie să plătești. Și e normal să fie așa. Dar eu am plătit jocul întreg 100 de euro. Eu nu am plătit 100 de euro pentru 10% din joc. Și atunci e normal, chiar dacă trebuie să muncesc, trebuie să joc, trebuie să fac grind, să am acces la tot jocul. Punct. Cine zice altceva, vrăjeală, abureală. Deci e zero. Cine zice altceva e zero. Ai plătit 100 de euro pentru jocul ăsta, trebuie să ai acces la tot jocul.
Nu specific acolo 100 de euro pentru 10% din joc. Vrei acces la tot jocul? 5.000 de euro. 5.000. Și poate, nu, n-ai chiar la tot. Dar cu 5.000 de euro ai șanse mai mari ca să ai un R9, un Zidane. 5.000. Pe cât costă FIFA? 100 de euro sau 5.000? Nu, 5.000. Despre ce vorbim, frate? Discuțiile alea, e normal, chiar era pe FIFA, era normal să n-ai, e mai bine așa, pentru că e normal să ai, e normal să nu ai acces după ce ai plătit 100 de euro în joc? What the fuck? Adică tu te duci, spre exemplu, la un restaurant, meniul zilei, vorbesc mult, dar nu mă pot abține, meniul zilei, 25 de lei, meniul zilei, ai un fel 1, o supă, da, cu pâniță, frumoasă acolo la plită, felul 2, ai o fripturică cu un orez lângă, da? 25 de lei. Tu plătești 25 de lei la intrare și când ajungi acolo, primești un pahar cu apă, atât, și doar orezul de la carne. Păi stai, dar am plătit 25 de lei, că pe meniu scrie și e și poza. Supă de perișoare, cu pâniță, cu pâniță frumos, de aia făcută la tavă, șmecheră. Grătărel frumos, purcelus, cu orez, cu nu știu ce, cu legume, cu alea. Când ajung, plătesc la intrare meniu, când ajung la masă, primesc un pahar cu apă și doar o lingură de orez. Dar pe poză mie mi-a arătat jocul. Nu, mi-a arătat pe Zidane. Haide mă, despre ce vorbim, frate. Pe bune? E ok anul ăsta? Nu e ok. Electronic Arts a luat aminte. Nu-s proști, frate, nu-s proști. Și atunci ne dă content să ne țină aproape. E simplu. E simplu, frate, e simplu. Adică ce e așa de greu? Ce bă, dar nu suntem proști, frate. Hai că n-am făcut și noi un pic de economie, finanță, un pic de marketing, management, zic și... Hai că nu ne faci, Zet, îți rup de mâncare, îți rup de foame, frate, bea aștept să mănânc ceva, îți la dietă, a, de asta și rup, îți la dietă. Să mănânc ceva, am ceva la cuptor, sincer făcut de ieri, dar am mâncat și ieri și mănânc, n-am nicio problemă să mănânc de pe zi pe alta, nu prea mănânc la 2-3 zile. Niște cărnițe de pui la cuptor cu legume, cu cartofi tăiați întregi, cu roșii, cu ceapă, efectiv tăiată ceapa curățită, evident, în jumate aruncată la cuptor cu pulpiță dezosată, de fapt asta nu am piept, nu prea place pieptul la cuptor, pieptul îmi place la grătar și-l bag în salată, nu, mi se pare așa, nu, mi se pare tare, nu știu, nu-mi place, și asta mănânc azi, frumos, fără pâine, fără nimic, pa-pa-mum, e bine, e sănătos, e ok. Mai mergi la sală? Din păcate, foarte slab ultima perioadă, trebuie să merg neapărat. Bă, dar acum pe bune. Ia spuneți, am dreptate în ce zic sau nu? Sau sunteți pe aceleași linie cu mine? Credeți că am dreptate în ce zic sau nu? Dacă nu, e ok, frate. Dreptul la opinie și orice opinie, fie diferită de a mea, pe canalul ăsta e binevenită. Oricând. Oricând. Dar eu zic că am dreptate. Eu cel puțin așa gândesc. Dacă plătești un produs, trebuie să le gătești produsul într-un totul, pe întreg. Nu doar porțiuni. Despre ce vorbim, frate? Faci comandă de la un magazin, de la eMAG, de un telefon și primești doar carcasa și încărcătorul. Dar tu ai plătit înainte prețul întreg. Bă, despre ce vorbim, frate? Faci comandă la PlayStation 5, dai 500 de euro sau cât naiba o să fie și îți ajunge acasă doar cutia și controllerul. Unde e consola? A, păi stai să vezi că, domne, că... Despre ce vorbim, frate? Nu e aceeași situație? Nu se aplică și aici? Adică n-am plătit tot jocul sau ce am plătit noi aici? Haide, mă! La PS Maradona gratis? Zarvi, la PS Maradona gratis? Te ții bine? Te ții bine? La Pro Evolution Soccer, știți că l-am luat acum 2 săptămâni pe Messi? O să avem episod, pentru că pot să fac pe live, dar vreau să fac episod la Pro Evolution. Îl aveam pe Messi de 97 gratis. Joacă pe asta. Astăzi am primit în pack Messi 97 gratis. Maradona, Messi 97 gratis. Astăzi l-am primit. E adevărat final de joc și la FIFA avem cartonașe gratis, nu? Mendy. Walkout, în sfârșit. Walkout. Ia să vedem ce fel de walkout. Dacă e de la comblălălă sau e în form. E comblălălălă. Să vedem dacă e unul high rated, e 84. Vai de viața mea, frate, ce prost dă. Foarte prost. Foarte, foarte prost. Foarte, foarte prost. Oh! Win! Win De Gea, frate. De Gea. Bă, de ce-i considerat un cartonaș de 84 mai bun ca De Gea? Care cred că De Gea e undeva la 50.000 pe PC. Da, 45.000. Bun. Deci avem 3 cartonașe aici pe cunoscut. 3 sau 3? Da, cred că 3.
Cum adică cartofii tăiați întregi? Nu ceapa, a, ca, nu, cartofii în patru. Deci cartoful, să zic așa, îl tai în patru. Adică nu-i fac mic, pentru că îl bagi la cuptor și doar în patru. Deci am tăiat o dată și o dată, știi? Cartoful, ceapa în două, o ceapă cam așa, o tai efectiv, o curăț, evident, o tai în două. Roșia întreagă, roșia pusă întreagă, deci nu de aia de anume pentru cuptor, roșia întreagă, ardelul, dacă e un ardel așa roșu, spre exemplu, îl curăță, sper, evident, și îl tai așa mai mare, în 4, în 6, deci oarecum mai mare, pentru că ele se strâng, când e la cuptor se strâng, roșia aia se face mai mică, ceapa la fel, știi? Bun, e bun pe costă. E bun pe costă, asta e un pic bun, ok, aici lăsăm, și cazola, ăsta e un pic bun, chiar e un pic bun, frate. Mi-a picat Kent la draft. Nu, știi cum trebuie să zici? Cosmin, trebuie să le ieși pauză. Mi-a picat Kent de 93. Puncte, puncte, puncte. La draft. Evident. Un pack de 45 și un pack de 50.000 și terminăm. Da, e special, e special, frate. Dar ca valoare, cel puțin board. De asta vedeam că mai avem un nou. Walkout. Walkout back to back. Haide, mă. Din nou mizerie. Din nou mizerie. Fii măcar mai high rated. Fii măcar un 86, 87, 88, 90, 90. 90. Bun. E win, frate. E win. 90, Rohaș. E bine, mă, e bine, e bine, e bine. Bă, deci am dat un singur cont. Am dat bine azi, mă, am dat bine pe aproape toate conturile. Un cont am dat prost. Oh, și în inform. Bine de tot, mă, ce bun pe costa. Cât face asta? Face și asta un 50 ceva de mii. 50 ceva de mii aici. Aici cred că avem un 20, nu avem. Un 15. Bine, frate. Bun, 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 bun. Bun. Bine, mă. Bine, frate. Chiar mă bucur. Chiar mă bucur că am dat și pe contul ăsta. Chiar mă bucur, frate. Chiar mă bucur. Îmi pare rău la Iulie. Nu la Iulie, la... La Alex, la Alex, e singurul cont care nu a dat walkout. În rest am prins cartonașe și red pick-uri chiar bune, chiar bune. La Iulie îmi pare rău de icon-uri. Ok, cel puțin board, reușim 3 walkout-uri back, 3 walkout-uri back to back. Du-te, naibii, 3 walkout-uri back to back și Olanda left wing de la PSV de 86. E bine, frate. E win. Am avut 3. Am mers prost până la final. Deci 3 pick-uri foarte bune, 3 walkout-uri back to back. E bine, frate. Chiar e bine. Chiar e bine. Chiar e bine. Chiar e bine. Și tradable, ok, 20 ceva de mii, 30, 24, 25, e bine. Băi, eu zic că e 11 pe contul ăsta. Eu zic că e 11 pe contul ăsta, vreo 5-6 cartonașe special. Sincer, e bine, frate. Bun. Analiză. Analiză pe final. Și închidem, 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 închidem. Suntem pe contul meu, ok. Ia să ales aici să dau... Mersi, Cristus, îmi cer scuze, frățioare... Da, frate, e vina mea, e vina mea. Trebuia să te bag. Eu nu știam că ți-am deschis. Mai mult decât atât, tu ai adonat. Și chiar dacă vreau să închid live-ul, nu era corect, frate. Eu încerc să fiu corect, frate. Nu tot timpul reușesc. Uneori, na. Uneori, fără să vreau, o dau și eu pe lângă. Scuze de rigoare, știi cum e. Nimeni nu e perfect, frate. Cine e perfect să arunce cu piatra. Eu cu siguranță nu sunt perfect. Și recunosc, când asum. Ce să faci? Cât să fă? Cât să fă? Bun, fratele, concluzie, 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 concluzie. Foarte bucuros, nu m-am bucurat așa de tare pentru că, sincer, nu mi-am dat seama în momentul ăla că, de fapt, Pogba e footbush, deci are 5 cu 5, chiar nu am realizat. Mă gândeam că un inform și am zis că, a, ok, e un inform, nu știam că are 5 cu 5, e un inform, a, 94, e bun, băgăm la SBC și nu știu ce. Cel mai bun red pick pe care l-am prins azi, e vorba de Pogba. Al doilea vine imediat Felix, tot de 92. Mare win și cu Felix, atenție, 4 cu 5 la Felix. Bine, ar fi și Hulk, frate, ar fi și Hulk. Da, pe Hulk nu-l băgăm neapărat în discuție, pentru că are 3 stele acolo la WeFoot. În rest, a, și Rio Ferdinand de la Icon. Rio Ferdinand de la Icon, eu zic că e win și de la Icon. După aia avem un Casemiro, avem un Diaz. Un Diaz de 91 de la server 1, Casemiro la gol 3. Da, cu excepția lui Alex, eu zic că am dat bine, frate. Și 7, 6, 2, 4, 6, 3, 5 walkout-uri. Deci fiecare cont a primit ceva, câte un walkout. Deci fiecare cont a primit ceva. Bun, fratele, hai, întrebări pe final și, și încheiem. Cum e Zanetti? Sincer, eu îl prefer pe Zanetti în locul lui Carvajal. Bine, asta și pentru că, adică nu văd mare diferență. Și asta pentru că vreau să fac 2000 de meciuri cu el. Mă încăpățenez să fac 20.000 de meciuri, 2000 de meciuri cu el. Bun, Moșele face live PS azi? Azi nu, eu nu sunt. Nu, frate. Episod săptămâna viitoare sau poate live săptămâna viitoare. Am făcut ieri. Am făcut și Pro Evolution Soccer ieri. Am deschis niște legende. L-am prins pe Delic de 92. Am făcut ieri și Warzone și Pro Evolution și FIFA. Ți-am răspuns, vezi bine? Ah, ok, întrebări. Ce mai bună? Mane, Gold sau Sam Maximin de 84 din fond?
Mie îmi place seama maximin de 90, de 84, dar cred că Mane gol. Sau încearcă maximin de 86. Are inform de 86, a ieșit azi. Sau ieri la Europa. Un Benedert summer hit ar fi frumos. Nu cred că o să iasă Benedert, dar sunt niște predicții. Son de 94. Ăla ar fi într-adevăr genial. Dacă tot la contentul de peste interese, nu mai e valoare jucătorii, exemplu, după ce v-am jucat, dar nu s-a ceea ce nu după ce nu să vină. Nu sunt de acord, E, părerea ta, nu sunt de acord și spun de ce. Ice Heart. Anul trecut aveai acces la tot contentul dacă făceai grind, dacă jucai. Adică tu aveai acces la toate cardurile din joc dacă jucai. Nu aveai acces din prima la tot contentul. Nu plăteai 100 de euro și îți dădea în fiecare unul câte un Zidane. În luna următoare îți dădea Eusebio, luna viitoare nou. Nu. Trebuia să joci, trebuia să faci grind, trebuia să faci bronze pack method, trebuia să faci trade. Eu l-am avut pe Cruyff Moments, l-am avut pe Eusebio, Viera, Gullit, R9, dar am muncit de 3 ori mai mult decât am muncit anul ăsta. Anul ăsta am jucat mai mult față de anul trecut. Anul ăsta am mai multe meciuri, o să fac 3000 de meciuri. Dar la trade, la grind, anul trecut am rupt. Aduceți-vă aminte că făceam 6-7 ore, am făcut și pe live. Bronze pack method, l-am făcut pe Viera, 1.200.000 costa Viera Prime anul trecut și ținea și piața sub control. Da? R9 când l-am făcut în august, la final de joc, când nu mi-am primit să-l fac. Trade nebun, grind nebun, l-am făcut pe R9, am rupt bronze pack method, deci munceai pentru jucătorii aia. Nu ți-i dădea gratis, content, 100 de euro ți-i dăm pe toți. Nu. Dar îți dădea posibilitatea să-i faci. Îi aveai la iconuri, îi aveai, da? Munceai pentru ei. Nu puteai să-i faci pe toți. Sau o mare parte cum am procedat eu, fiind content creator și făcând trade zilnic, ore și ore și bronze pack method, în două săptămâni. Eu în două săptămâni, mai puțin în două săptămâni, dar zicem două săptămâni, am făcut pe Viera. Două săptămâni a durat. Două săptămâni de bronze pack method și de trade nebun. 1.200.000. Nu era chiar așa. Adică nu aveai content, acces la tot contentul. Aveai acces la toți jucătorii pe care trebuia să îi meriți prin muncă, prin efort. Anul ăsta, dacă vrei Gullit, cum alei dacă nu dai bani? R9, cum alei? Zidane, cum alei? Cum e jucătorii ăștia dacă nu bagi bani? Sau dacă nu strângi tot anul pentru un jucător de genul ăsta? Nu e ok, nu e ce trebuie. Da? cum e Di Maria în bandă? Decent, e ok. Era mai bun la început, l-au stricat puțin, nu e rău, dar nici nu rupe gura târgului. Moci putea optimul să win din Giambo Gold Pack? What the fuck? Ce întrebare e asta? E mare win. Moșule, ai salvat life-ul de pensie? Da, tot e salvat. Eu nu șterg life-ul pentru că nu am de ce. Nu dau hate, nu, mă rog, nu înjur. Mai scap câte înjurături pe școlă. Vă știu cum ți se pare Ben ăla rupe normal? Oh, Ben ăsta e genial. Cel mai mult jucător pe care l-am fost anul ăsta. De departe, frate. Și eu vorbesc și de la de 88, știți foarte bine, că am 1000 de meciuri cu 1100 de goluri. Ăsta deja s-a dus mai încolo, mai departe, frate. Ăsta 90 de meciuri cu 160 de contribuții. Și pe cam, și pe striker, pe ce vrei. Așa, Moșule e bun, Sanchez 99 sau Mendy 93 chat. Mendy de 93, o secundă vă rog, da? Acum încheie live-ul, te sună imediat, da? Bine, pup, pa. Mendy de 93, Moșu Bruno player numai CMM4, da, merge pe mijlocaș, cum să nu? Merge sincer și pe second CDN dacă îi dai anchor. Du-te și caută review-ul lui Inception. Merge cam, în primul rând cam, dar merge și pe CM și pe second CDN. Moșule, Win Ronaldo, greu să obțin. Haide bă, Andrei, hai că l-ai prins tot din bronz. Mersi băieți. Zidane baby la swap. Da, Zidane baby la swap. Viera baby la swap. Nu ți-a dat posibilitatea să... Nici măcar un Cruyff baby, nici măcar un Eusebio grade baby. Tu aveai icon SBC anul trecut. Pentru care trebuia să muncești, trebuia să joci, trebuia să strângi pecule. Te bucurai când prindeai un oblac. Am văzut și azi comentarii în chat. Bă, am luat oblac de 96. Asta e atitudinea. Bă, am luat la red pick oblac de 96. Bă, gândi speciale. Anul trecut și cum era? Am luat oblac de 96. Bun. E bine, 96. Hai, rete, taci, îl băgăm la Grasso, îl băgăm la, înțelegi, la Viera. Bun, îl facem pe Gullit. Bun. Asta era atitudinea anul trecut. Oblac de 96. Win. Acum oblac de 96, luz. Bă, gândi speciale, mi-a dat mizerie asta de oblac de 96. Asta e atitudinea noastră. Anul trecut era bine, mă, oblac de 96. Bine, mă, băgăm la cerința aia de 89. Ne trage combinația în jos. Hai că peste două săptămâni facem pe Gullit. Așa era. Așa era, frate. Asta e adevărul, frate.
O să faci Mendy din 93? Clar, clar, clar. Muncesc pentru el, muncesc pentru el. La Timo Simons în game? Eu zic că da. Eu zic că da. Pe right back. Moșură merită Prime Icon. Merită să faceți mai puține. Apropo de asta, Ragnarsson, știu că e final de joc. Nu mai fă așa multe, frate. Încearcă să ai grijă cu resursele, pentru că e posibil să avem un Firmino, e posibil să avem un Sissoko, e posibil să avem un Dembele, e posibil să avem un Son. Și e bine să ai resurse. Știu că e tentația asta să faci și eu o să fac, da? Eu sunt content creator, dar o să-l fac ușor, în timp, în fiecare săptămână mai produc câte un red pick acolo de 90 plus și o să facem. Săptămânal, o dată la săptămână câte un pick. Nu multe de dată, pentru că sincer nu merită. Cine a făcut Diaby? Eu nu l-am făcut și nu o să fac. Mi-a dat un bronz de 59 un gol. Da. nu știu, cred că e luz. Merită să hit. Bruno, da, clar, clar. Bruno, de Bruno vorbești? Clar, cum să nu merită? Făcut eu nu, despre ce vorbim? Pe și să faci fetița cea mică. Sănătate. Mersi frumos, uite acum mă duc acasă. Oricum e mor jocul, nu mai contează. Da, e semi-mort, nu chiar mort, pentru că ne țin băieții încă angrenați în joc cu cartonașe de astea speciale, precum Mendy, precum Bruno Fernandes, precum Dombele. E ok, frate, mie chiar îmi place ce a făcut Electronic Arts acum la final. Repet, e un business și încearcă să te țină aproape pentru FIFA 21 și nu e greșit, frate, e normal. E o decizie de marketing, de management foarte bună, foarte smart, foarte smart. Eu l-am pe Mane cu Glove. Hai că l-ai pe Mane cu Glove. L-am făcut pe Mendy și Perisic Mosule. Foarte bine ai făcut. Bun, fraților, cam atât, fraților. Am încercat să răspund pe niște, pentru la niște mesaje. Suntem aproape 4 ore de live. Încheiem aici. Mulțumesc frumos pentru susținere, mulțumesc frumos pentru prezență. Rămâne să ne auzim mâine, probabil mai pe seară, cu meciurile de Weekend League și numai bine îl punem la treabă și pe golanul ăsta de Pogba. Cam atât, cum spuneam, până mâine, pe respect. Moșule, asta e echipa ta? Da, asta e echipa mea, asta e echipa mea. Nu știu dacă, nu știu ce o să fac aici. Adică încă nu sunt decis dacă în Dombele sau Viera. Încă nu știu, încă vedem, vedem. Până mâine am timp să mă decid. Vreau să-l aduc pe Zidane, dar dacă l-am prins pe Bogman, nu-l mai aduc pe Zidane, pentru că n-are rost. Presec. E adevărat, pe asta am zis și eu. Până acum le-a dat Moya, acum pe final le dau ceva și bă, e bine și așa. Na, e bine și așa. Presec. Vă salut. Vă pup. Vă aștept mâine pe live. Respect la toată lumea, fraților.